Caterina de Medici. Calvin, Teodor de Bez și Șodio urcau străzile orașului de sus în mijlocul mulțimii fără ca aceasta să le dea nici cea mai mică atenție lor care dezlănțuiau gloatele asupra orașelor care devastau Franța. După această tiradă groaznică, ei merseră în tăcere, ajunseră în mica piață Saint-Pierre și se îndreptară spre casa pastorului la etajul al doilea al acestei case de abia cunoscute și despre care nimeni astăzi nu-ți vorbește la Geneva, unde de altfel Calvin n-are nicio statuie, locuința lui consta din trei camere cu parchet de brad, cu lambriuri de brad, alături de care se aflau bucătăria și camera slujnicei. Se intra ca în majoritatea caselor burgheze de la Geneva prin bucătărie, care dădea într-o săliță cu două ferestre servind de vorbitor, de salon și de sufragerie. Cabinetul de lucru unde cugetarea lui Calvin se lupta de 14 ani cu durerile, venea după bucătărie, iar odaia de culcare era alăturea. Patru scaune din lemn de stejar tapițate și așezate în jurul unei mari mese pătrate alcătuiau toate mobila vorbitorului. O sobă de faianță albă pusă într-un colț al acestei încăperi răspândea o căldură dulce. Un lambriu de brad natural îmbrăca pereții fără nicio podoabă. În felul acesta, goliciunea camerelor era în armonie cu viața sobră și simplă a acestui reformator. Ei bine," întrebă Deobes, intrând și profitând de momentul când Shodio îi lăsase singur ca să ducă cei doi cai la un han vecin. Ce trebuie să fac?" Acceptați colocviul?" Sigur," răspunse Calvin. Tu, copilul meu, ești cel care vei lupta acolo. Să fii tăios, absolut." Nimeni, nici regina, nici prinții de oghiz, nici eu, nu vrem să obținem o pacificare ce nu ne convine deloc. Eu am încredere în Duples Mornei. Va trebui să-i dai primul rol. Suntem singuri, zise el, aruncând o privire bănuitoare în bucătărie, a cărei ușă era întredeschisă și unde erau puse la uscat întinse pe o funie două cămăși și câteva gulere. Du-te și închide. Ei bine, continuă el după ce Teodor închisese ușile trebuie să-l hotărăști pe regele Navarei să se unească cu frații de Oghiz și cu conetabilul, sfătuindu-l să o părăsească pe regina Caterina de Medici. Să avem toate profiturile de pe urma slăbiciunii acestui om de nimic. Dacă iese din partidul italiencii, ea, văzându-se lipsită de acest sprijin, se va alătura neapărat prințului de condé, lui Colini. Poate că această manevră o va compromite așa de mult, încât ea ne va rămâne Teodor de Obez apucă poala sutanei lui Calvin și o sărută. O, maestre," spuse el, sunteți mare." Din nefericire, eu mă prăpădesc, scumpe Teodor. Dacă aș muri fără să te revăd," continuă el cu voce înceată la urechea ministrului său al afacerilor externe, gândește-te să dai o mare lovitură printr-unul din martirii noștri." Încă un minar de ucis, mai mult decât un magistrat," un rege și mai mult, un bărbat care vrea să fie rege. Ducele de oghiz, exclamă Teodor făcând un gest de uimire. Ei bine, strigă Calvin, care crezu că observă o tăgăduire sau un gest de rezistență și care nu-l văzui intrând pe șodio. Oare n-avem dreptul să lovim cum suntem loviți? Da, în umbră și în tăcere. Nu putem să plătim rană pentru rană, moarte pentru moarte?" Catolicii se vor abține să ne întindă curse și să ne masacreze. Mă bizui pe asta. Ardeți-le bisericile. Haideți copiii mei, dacă aveți tineri devotați, am, spuse șodio. Slujiți-vă de ei ca de niște mașini de război. Triunful nostru admite toate mijloacele. Balafre, acest soldat teribil, este ca și mine, mai mult decât un bărbat. Este o dinastie, așa cum eu sunt un sistem. El e în stare să ne distrugă. Moarte de Lorenului! Mi-ar plăcea mai mult o victorie pașnică adusă cu vremea și de către rațiune, zise de obez. Cu vremea, țipă Calvin, aruncându-și scaunul la pământ. De către rațiune? Dar ești nebun! Rațiunea să fie o cucerire? Tu nu știi așadar nimic despre oameni, tu care îi frecventezi, imbecilule. Ce-i dăunează doctrinei mele, de trei ori neghiop ce ești, e căi rațională. Pe toți, sfinții zevzec ce ești. Teodor, nu vezi ce putere i-a dat reformei mele catastrofa de la Amboaz? Ideile nu cresc decât stropite cu sânge. Asasinarea ducelui Dăghis ar fi motivul unei persecuții îngrozitoare, și eu o vreau din toate puterile mele. Nenorocirile ne sunt preferabile succeselor. Reforma are mijloacele de a se bate, pricepe o gogomane, în vreme ce catolicismul este pierdut de câștigăm o singură bătălie. Dar cine sunt oare locotenenții mei? Niște cârpe, nu bărbați, mațe pe două picioare, mai muțoi botezați. O, Doamne, de mi-ai mai dat zece ani de viață. Dacă mor prea curând, cauza adevăratei religii este pierdută cu asemenea neghiobi. Tu ești la fel de prost ca și Anton de Navara. Pleacă, Lasă-mă! Vreau un mijlocitor mai bun. Tu nu ești decât un măgar, un filfizon, un poet. Du-te să faci versuri alacatul, alatibul, acrostihuri. Pleacă! Durerile pietrei fuseseră în întregime stăpânite de focul acestei mânii. Guta amuțea dinaintea acestei furii îngrozitoare. Obrazul lui Calvin era învăpăiat ca cerul pe furtună. Fruntea lată îi strălucea, ochii îi scânteiau nu mai semăna cu el. Fu cuprins de un soi de spasme epileptic, plin de turbare, așa cum i se întâmpla adesea, dar izbi de tăcerea celor doi ascultători ai lui și observându-l pe șodio, care îi șopti lui Dobeze, tufișul de la Oreb. Pastorul se așeză tăcu și-și acoperi chipul cu mâinile noduroase ce îi tremurau oricât de groase erau ele. După câteva clipe, încă pradă ultimelor zguduire ale acestui grăunte de nebunie pricinuit de castitatea vieții lui, le zise emoționat. Viciile numeroase mi-e mai ușor să le stăpânesc decât neliniștea. Oh, fiară feroce, nu o să te birui niciodată, adăugă el bătându-se în piept. Scumpul meu maestru, îi spuse de obez, cu o voce mângâietoare și strângând mâinile lui Calvin pe care îl sărută. Jupiter tună, dar știe și să surâdă. Calvin își privi discipolul cu ochii îmblânziți, spunându-i, Înțelegeți-mă, prieteni! Înțeleg că păstorii popoarelor duc poveri îngrozitoare, îi răspunse Teodor. Dumneavoastră aveți o lume întreagă pe umerii dumneavoastră. Am trei martiri pe care ne putem bizui, zise Șodio, pe care ploaia de insulte a maestrului îl pusese pe gânduri. Stuart, care l-a ucis pe președinte, se află în libertate. E o greșeală," spuse Calvin, dulce și zâmbitor ca toți oamenii cărora li se luminează chipul, rușinându-se parcă de a se fi lăsat pradă furiei. Eu îi cunosc pe oameni. Omori un președinte, dar nu omor doi." Este absolut necesar?" întrebă de obez. Iarăși se enervă Calvin, umflându-i senările. Haideți, Lăsați-mă, mă faceți să mă înfuri din nou. Plecați cu hotărârea mea. Tu, șodio, urmează-ți calea și păstrează-ți turma din Paris. Dumnezeu să vă călăuzească. Dinah, condui pe prietenii mei. Nu-mi îngăduit să vă îmbrățișez? întrebă Teodor cu un duioșare. Cine dintre noi poate să știe ce o să-i se întâmple mâine? Putem să fim înhățați cu toate biletele noastre de liberă trecere. Și tu vrei să-i cruți, îi răspunse Calvin îmbrățișându-l pe de obez. Îi strânse mâna lui Șodio spunându-i: Mai ales fără hugenoți, fără reformați, deveniți calviniști. Nu vorbiți decât despre calvinism. Vai, nu e ambiție, căci eu mă prăpădesc, dar trebuie distrus tot ce-i luter, până și numele de Luteran și de Luteranism. Dar, bărba divin, strigă Șodio, dumneavoastră meritați astfel de onoruri. Păstrați integritatea doctrinei, nu lăsați să se mai examineze nimic, nici să se facă ceva. Suntem pierduți dacă din mijlocul nostru are și secte noi. Anticipând asupra evenimentelor din acest studiu și spre a sfârși cu Teodor de obez, care merse cu șodio până la Paris, Trebuie să se atragă atenția că Poltro, care 18 luni mai târziu trase cu pistolul în ducele de ghiz, mărturisi la tortură că fusese împins la această crimă de către Teodor de obes. Totuși, el retractă această mărturisire la torturile următoare. De aceea, Bossieu, cântărind toate datele istorice, n-a crezut că trebuie să-i atribuie lui Teodor de Obez gândul acestei crime. Dar după Bossieu, o dizertație în aparență neînsemnată, făcută cu privire la un cântec celebru, l-a îndemnat pe un compilator din secolul al XVIII-lea să dovedească cum că acel cântec despre moartea ducelui de Ghiz, cântat în toată Franța de către Hugenoți, era opera lui Teodor de Bez. În ziua când Teodor de Bez și Chaudio sosiră la Paris, curtea se reîntorsese de la Reimi, unde Carol al IX-lea fusese un rege. Această ceremonie, căreia Caterina ai dăduse multă strălucire și care fu prilej de splendide serbări, îi îngădui să-i strângă în jurul ei pe șefii tuturor partidelor. După ce studiase toate interesele și partidele, ea avea de ales în cadrul acestei alternative, fie să-i unească în jurul tronului, fie să-i opună pe unii altora. Catolic desăvârșit, conetabilul de Montmorency al cărui nepot prințul de Conde era șeful reformei și ai cărui fii înclinau spre această religie, dezaproba alianța reginei mame cu reformații. La rândul lor, frații de Oghiz încercau să-l câștige pe Anton de Bourbon, un prinț lipsit de caracter, și să-l aducă în partidul lor, ceea ce soția lui regina Navarei, prevenită de către Dobes, de lăsă să se întâmple. Aceste greutăți, o loviră pe Caterina, a cărei autoritate de abia la început avea nevoie câtva timp de liniște. De aceea ea aștepta cu nerăbdare răspunsul lui Calvin, la care prințul de Conde, regele navarei Colinii, Dantlo, cardinalul de Châtillon, îi trimiseseră pe Deobes și pe Chaudio. Dar în așteptare, regina mama a fost credincioasă făgăduielilor ei făcute prințului de Conde cancelarul termină procedura care îl privea pe Cristof, trimițând afacerea Parlamentului de la Paris, care casă sentința comisiei, declarând o lipsită de putere spre a judeca un prinț de sânge. Parlamentul redeschise procesul la solicitarea fraților de și a reginei mame. Hârtiile lui Lasani îi fusese repredate Caterinei, care le arse. Această predare a fost un prim zălog dat în zadar de către frații de reginei mame. Parlamentul, nemai găsind aceste probe hotărâtoare, îl repuse pe prinț în toate drepturile lui, bunuri și onoruri. Cristof, eliberat în vremea răscoalei de la Orlean, la suirea pe trona regelui, fu scos din cauză de la început și, ca despăgubire pentru suferințele îndurate, fu primit avocat în parlament prin grija domnului Dotu. Triumviratul, această viitoare coaliție de interes amenințate de primele acte ale Caterinei, se pregătea așadar sub ochii ei. După cum în chimie substanțele contrare sfârșesc prin a se separa la primul șoc care le tulbură unirea lor forțată, tot așa în politică alianțele de interese contrarii au o durată scurtă. Caterina înțelegea bine că, mai curând sau mai târziu, ea se va reîntoarce la frații de și la conetabil ca să dea lupta cu hugenoții. Acest colocviu, care flata amorul propriu al oratorilor fiecărui partid și care luase hotărârea să fie o ceremonie impunătoare după ce a ungerii regelui și să întrețină cu fleacuri societatea însângerată a acestui război religios deja început, era inutil în ochii fraților de oghizi, precum și în cei ai Caterinei. La Cologviu, catolicii aveau de pierdut căci hugenoții, sub pretext că discută, aveau să-și proclame doctrina în fața Franței, sub protecția regelui și a mamei sale. Cardinalul de Lorena, flatat de Caterina să-i învingă la Cologviu pe eretici, prin elogvența prinților bisericii, îl făcu pe fratele lui să consimte la ținerea Cologviului. Pentru regina mamă însemna mult șase luni de pace. O mică întâmplare fu cât pe aici să compromite această putere pe care Caterina o dobândea cu atâta greutate. Iată scena păstrată de istorie și care se petrecu chiar în ziua când trimișii de la Geneva soseau în strada Bussy, în palatul lui Coligny, în apropiere de Luvru. La ungerea sa, Carol al Nouălea, care îl iubea mult pe preceptorul său Amio, îl numi primul capelan al Franței. Această prietenie fu împărtășită și de ducele Danjou, ulterior Henric al III-lea și el eleva lui Amio. În timpul călătoriei de la Reim la Paris, Caterina află vestea de la cei doi frați Gondi. Ea se bizuia pe această funcție a coroanei spre a-și găsi un sprijin în biserică. Voia să aibă un personaj pe care să i opună cardinalului de Lorena. De aceea voia să-l învestească cu ea pe cardinalul de Turnon, spre a-și afla în el, ca și în l'ospital, o a doua cârjă. Acesta a fost cuvântul de care s-a folosit ea. Sosind la Luvru, ea trimise după preceptor. Văzând dezastrul pricinuit politicii ei de ambiție acestui fiu de cismar parvenit, mânia ei fu atât de mare încât îi spuse aceste ciudate cuvinte, repetate de câțiva memorialiști. Cum? I-am constrâns pe Deoghis, pe Colinii, pe Conetabil, Casa de Navara, pe Prințul de Condé, și o să mi se suie în cap un păcătos de preot ca tine, care nu se mulțumește cu episcopatul de la Oxer? Am eu se scuză. Într-adevăr, el nu ceruse nimic, regele îl investise după bunului plac cu această sarcină de care el, biet preceptor, se socotea nedemn. Fi sigur, maestre," îi răspunse Caterina, acesta era numele pe care regii Carol al IX-lea și Henric al III-lea îl dădeau acestui mare scriitor. Că n-ai să rămâi în picioare 24 de ore, de nu-l faci pe elevul tău să-și schimbe hotărârea. Între moartea anunțată fără menajamente și renunțarea la cea mai înaltă funcție ecleziastică a coroanei, fiul de cizmar devenit foarte lacom și care poate că avea ambiția să obțină pălăria de cardinal, l-o hotărârea să amâne se ascunse la mănăstirea Saint Germain. La primul său din eu, Carol al IX-lea, nevăzându-l pe Amio, întrebă de el. Vreun partizan al fraților de Oghiz îl informă fără îndoială pe rege despre ceea ce se petrecuse între Amio și regina mamă. Cum? Pentru că l-am numit prim capelan, l-au făcut să dispară? Întrebă el și se duse la maică să în starea de furie care îi cuprinde pe copii când li se contrazice vreun capriciu. Doamnă, i se adresă el intrând, n-am semnatoare cu amabilitate scrisoarea pe care mi-ați cerut-o pentru Parlament și datorită cărei aveți guvernare gatul meu? Nu mi-ați făgăduit, când mi-ați prezentat-o, că voința mea va fi și a voastră? Și iată că singura favoare pe care țineam să o fac vă provoacă gelozia. Cancelarul vorbește să mă facă să fiu declarat major la 14 ani, adică peste 3 ani, și voi vreți să mă tratați ca pe un copil? Voi fi slavă domnului rege și rege cum erau regi, tatăl și bunicul meu. După tonul și felul în care fură rostite aceste cuvinte, Caterina a avut revelația adevăratului caracter al fiului ei și simți o lovitură de pumnal în piept. Îmi vorbește așa mie care l-am făcut rege, se gândia. Domnule, îi răspunse, Îndelărnicirea de rege în vremea de astăzi este tare grea și voi nu-i cunoașteți încă pe puternicii cu care aveți de-a face. Voi nu veți avea niciodată alt prieten sincer și sigur în afară de mama voastră, alți slujitori decât pe cei pe care ea și ea apropia de multă vreme și fără serviciile cărora voi poate că nici n-ați exista astăzi. Prinții de ochii pretind și tronul și persoana voastră, să știți de ar putea să mă coasă într-un sac și să mă arunce în apă, zise ea arătând sena, ar face-o chiar în seara asta. Lorenii simt că eu sunt leoaica ce șapără puii, cea care le oprește mâinile lor în întinse spre coroană. Pe cine, pe ce se bizuie preceptorul vostru? care îi sunt alianțele? Ce autoritate are? Ce servicii va aduce? Ce greutate va avea cuvântul lui? În loc de o proptea care să vă susțină puterea, voi ați lipsit-o de ea. Cardinalul de Lorena vă amenință. El face pe regele. Își păstrează pălăria pe cap în fața primului prinț de sânge. Nu era urgent să-i se opună un alt cardinal învestit cu o autoritate superioară a autorității lui? Oare Amio, acest cizmar bun, doar să-i de fundele de la pantofi, o să-l înfrunte? În sfârșit, voi îl iubiți pe Amio. Voi l-ați numit. Facă-se prima voastră voie, domnule, dar mai înainte de a vrea ceva, consultați-mă prietenește. Dați ascultare rațiunilor de stat și bunul vostru simț de copil se va împăca poate cu vechea mea experiență spre a lua hotărâri când veți cunoaște greutățile. O să mi-l dați pe maestrul meu, spuse regele fără să o asculte prea mult pe maică sa, în al cărei răspuns nu vedea decât reproșuri. Da, o să-l aveți, răspunse ea. Dar nu el și nici acest brutal sipier vor fi cei ce vă vor învăța să domniți. Voi veți fi aceea scumpă, mamă, zise el îmbunat de triumful și părăsindu-și amenințător și prefăcut, întipărit în mod firesc pe fizionomia lui. Caterina îl trimise pe unul din gondii să-l caute pe noul prim capelan. După ce Florentinul descoperi refugiul lui Amio și după ce i se spuse episcopului că fusese trimis de către regină, acesta fu cuprins de spaimă și nu vrut să mai părăsească mănăstirea. În această situație, Caterina a fost să-i scrie ea însăși preceptorului în astfel de termeni, încât el se întoarse și primi din partea ei asigurarea protecției sale, dar cu condiția că o va sluji orbește pe lângă Carol al Nouălea. Odată potolită această mică furtună domestică și revenită la Luvru după o absență de mai bine de un an, Caterina ținu aici consiliu cu intimii ei asupra atitudinii ce urmau să adopte față de tânărul rege pe care Sipier îl lăudase pentru hotărârea lui. Ce-i de făcut?" îi întrebă pe cei doi frați Gondi, pe Rugierii, pe Biragu și pe Chiverny, devenit preceptor și cancelar al ducelui Danju. Mai înainte de orice, schimbați-l pe Sipier. Nu este un om de curte. Nu s-ar acomoda niciodată cu vederile dumneavoastră și ar crede că și îndeplinește sarcina opunându vise. În cine să mă încred?" exclamă regina. În unul dintre noi," răspunse Biragu. Pe cuvântul meu," relu unul dintre gondii. Vă promit să-l fac pe rege să fie la fel de suplu ca și regele Navarei." l-ați lăsat să piară pe răposatul rege ca să-i salvați pe ceilalți copii ai dumneavoastră. Ei bine, faceți cum fac marii seniori de la Constantinopol. Nimiciți mâniile și fanteziile acestuia, zise Albert de Gondi. Lui îi plac artele, poezia, vânătoarea și o fetiță pe care a văzut-o la Orlean. Iată înteledniciri prea de ajuns ca să fie ocupat. Dumneavoastră ați fi, deci, preceptorul regelui, îl întrebă Caterina pe cel mai capabil dintre cei doi frați Gondi. Dacă vreți să-mi acordați autoritatea necesară unui preceptor, poate că ar trebui să mă numiți mareșal al Franței și duce. Sipier e prea mic de statură ca să mai poată deține această funcție. Pe viitor, preceptorul unui rege al Franței trebuie să fie ceva, ca de pildă mareșal și duce. Are dreptate, adăugă Biragu. Voieți și vânător!" zise Caterina pe un ton visător. Vom vâna și vom iubi!" exclamă Gondi. De altfel, interveni și verni. Sunteți sigură de Amio, căruia îi va fi mereu frică de vreo băutură otrăvită în caz de neascultare, și prin Gondi îl veți ține pe în frâu." Dumneavoastră v-ați resemnat să pierdeți un copil spre a-i salva pe ceilalți trei fii și coroana." Va trebui să aveți curajul să-l preocupați pe acesta pentru a salva regatul, poate pentru a vă salva pe dumneavoastră înșivă. Încheie rugierii. El m-a ofensat grav, spuse Caterina de medicii. El nu știe tot ce vă datorează și, dar știu, dumneavoastră ați fi în primejdie, îi răspunse grav Biraghiu, apăsând pe cuvinte. Ne-am înțeles, continuă Caterina, asupra căreia acest răspuns produse un efect violent veți fi preceptorul regelui Gondi, regele trebuie să-mi răsplătească față de unul dintre oamenii mei favoarea pe care i-am admis-o pentru această canalie de episcop. Caragiosul și-a pierdut pălăria de cardinal. Da, cât voi trăi, mă voi opune ca să-i opună pe cap papa. Am fi fost foarte puternici cu cardinalul de Oturno de partea noastră. Ce trio! Primul capelan, l'ospital și de cât despre burghezia din Paris, mă gândesc să-l pun pe fiul meu să o lingușească și să ne sprijinim pe ea. Și într-adevăr, Gondi deveni mareșal, fu făcut duce de reț și, peste câteva zile, preceptor al regelui. În momentul în care se încheia acest mic consiliu, cardinalul de Turnon veni să-i anunțe reginei sosirea trimișilor lui Calvin, Amiralul Colinii îi întovărășea spre a face să fie respectați la Luvru. Îndată regina aș luă temutele ei domnișoare de onoare și trecu în sala de recepții clădită de soțul ei și care nu mai există în Luvrul de astăzi. Pe vremea aceea, scara Luvrului se afla în turnul orologiului. Apartamentele Caterinei se găseau în clădiri vechi, ce mai dăi nu e în parte în curtea muzeului. Actuala scara a muzeului a fost construită pe locul sălii de balet. Un balet era pe atunci un fel de divertisment dramatic jucat de toată curtea. Patimile deslănțuite au acreditat cea mai batșocoritoare eroare asupra lui Carol al ix Lea cu privire la Louvre. În timpul Revoluției, o credință dușmănoasă a acestui rege, al cărui caracter a fost denaturat, a făcut din el un monstru. Tragedia lui Șenie a fost scrisă sub impresia unei inscripții așezate sub fereastra corpului ieșit în afară, care dă pe chei. Se citeau acolo următoarele. De la această fereastră, Carol al IX-lea, de blestemată aducere a minte, a tras asupra cetățenilor francezi. Se cuvine să atragem atenția istoricilor viitori și oamenilor serioși că toată această parte a Luvrului, numită astăzi Vechiul Luvru, având un ieșind pe chei și care unește salonul cu Luvrul printr-o galerie numită a lui Apollo și Luvrul de Tuilerie prin sălile muzeului, n-a existat niciodată sub carul al nouălea. Cea mai mare parte a suprafeței pe care se înalță fațada dinspre chei, unde se întinde grădina zisa a infantei, era ocupată de Palatul Bourbon, care aparținea chiar casei de Navara. Deci i-a fost cu neputință lui Carol al IX-lea să tragă din luvrul lui Henric al II-lea într-o barcă încărcată cu hugenoți care traversau râul, chiar dacă el putea să vadă sena de la ferestrele astăzi desfințate ale acestui luvru. Chiar dacă savanții și bibliotecile n-ar poseda hărți pe care este perfect indicat luvrul sub Carol al IX-lea, monumentul însuși respinge această greșeală. Toți regii care au participat la această operă imensă n-au omis niciodată să-și graveze pe ea cifrul sau o anagramă oarecare. Ori această parte venerabilă, astăzi în întregime negrită a cu vederea în grădina zisa a infantei și care înaintează pe chei, poartă în semnele lui Henric al iii și ale lui Henric al IV-lea, cu totul diferite de cele ale lui Henrik al ii care însoțea H-ul său de cei doi C ai Caterinei, făcând din ei un D care înșală pe oamenii superficiali. Henric al iv a putut să unească cu domeniul Luvrului palatul său de Bourbon împreună cu grădinile și dependințele sale. Lui cel din tâi îi veni ideea să unească palatul Caterinei de Medici cu Louvre-ul prin galeriile sale neterminate și ale căror sculpturi prețioase sunt foarte neglijate. De n exista nici planul Parisului sub Carol al IX-lea, nici cifrurile lui Henric al III-lea și Henric al IV-lea, diferența de arhitectură tot ar da o crudă dezmințire a acestei calomnii. Lucrăturile în relief, vermiforme ale Palatului La Force și acestei părți a Luvrului marchează tocmai trecerea de la arhitectura zisă a renașterii la arhitectura de subdomnia lui Henric al III-lea, Henric al iv și Ludovic al XIII-lea. Această digresiune arheologică, în armonie de altfel cu descrierile cu care începe această istorie, îngăduie să se observe adevărata fizionomia acestui alt colț al Parisului, din care nu mai există astăzi decât această porțiune a al Luvrului, ale cărui admirabile basoreliefuri se distrug pe zi ce trece. Când află curtea că regina avea să acorde audiență lui Teodor de Bez și lui Chaudiot, prezentați fiind de către amiralul Coligny, toți curtenii care aveau dreptul să intre în sala de audiențe alergară între acolo spre a fi martori la această întrevedere. Era cam ora șase, amiralul tocmai luase cina și se scobea în dinți pe când urca scările de la Luvru între cei doi reformați. Folosirea scobitorii îi devenise amiralului un obicei involuntar. El se scobea în dinți până și în toiul unei bătălii, gândindu-se la retragere. Păziți-vă de scobitoarea amiralului, de un nu al conetabilului și de un da al caterinei, suna un proverb al vremii la curte. În timpul masacrului din noaptea sfântului Bartolomeu, oamenii de rând i-au făcut cadavrului lui Colini, care rămase spânzurat trei zile la Monfocon, o epigramă oribilă, punându-i o scobitoare grotescă în gură. Cronicarii au înregistrat această glumă atroce. Acest fapt mărunt în mijlocul unei mari catastrofe zugrăvește de altfel poporul parizian, care merită pe deplin această preschimbare glumeață a versului lui Boalo. Francezul născut al dracului a inventat ghilotina. Parizianul din totdeauna a făcut glume bați jocoritoare înaintea, în timpul și după cele mai aprige revoluții. Teodor de Bez era îmbrăcat ca un curtean, cu pantalon de mătase neagră, cu pantofi găuriți, cu pantalon bufanți în dungi până la genunchi, cu tunică scurtă de mătase neagră și cu tăieturi la mâneci, cu o mică manta de catifea neagră pe care se răsfrângea un frumos guler alb în cute cilindrice. El avea barbișon și mustață, purta o spadă la șold și ținea un baston în mână. Oricine străbate galeriile de la Versailles sau răsfoiește cu legerile lui Odiovr, îi cunoaște echipul rotund, aproape jovial, cu ochii vii, dominați de o frunte remarcabilă prin lățimea ei, care îi caracterizează pe scriitorii și poeții vremii. Debes avea, ceea ce i-a folosit mult, un aer plăcut, el contrasta cu colinii, a cărui figură austeră este bine cunoscută, și cu asprul, cu mâniosul șodio, care păstra veșmântul pastorilor și gulerul calvinist. Ceea ce se petrece în zilele noastre în camera deputaților și ceea ce se petrecea fără îndoială în adunarea convenției, poate sluji spre a înțelege cum la această curte, în epoca aceea, oamenii care șase luni mai târziu aveau să se lupte cu un verșunare și să ducă un război întârjit, puteau să se întâlnească, să-și vorbească cu curtoazie și să glumească. La sosirea lui în sală, Biragheu, care avea să dea sfaturi cu sânge rece pentru deslănțuirea masacrului din noaptea Sfântului Bartolomeu, cardinalul de Lorena, care avea să-i recomande lui Besm, servitorului său, să nu-l scape cumva pe amiral, ieșirea în întâmpinarea lui Colinii și piemontezul îi zise surâzând. Ei bine, scumpul meu amiral, vă luați așadar obligația să-i prezentați pe acești domn de la Geneva?" O să-mi faceți poate o crimă din asta," răspunse râzând amiralul, în vreme ce, dacă dumneavoastră ați fi fost obligat, v-ați fi făcut din ea un merit." Se spune despre domnul Calvin că i foarte bolnav, așa -i? Îl întrebă cardinalul de Lorena pe Teodor de Obez. Sper că nu vom fi bănuiți că i-am dat noi o travă. Ei, monseniore, ați pierde prea mult dacă ați face-o, îi răspunse cu finețe de obez. Ducele de Oghis, care îl măsura din cap până în picioare pe șodio, îi aruncă o privire fratelui său și lui Biragu, surprinși amândoi de aceste vorbe. Pe Dumnezeu!" exclamă cardinalul ereticii se pricep la politică. Spre a evita orice dificultate, regina, care fusese anunțată chiar în acel moment, hotărâ să stea în picioare. Ea tocmai discuta cu conetabilul, care îi vorbea cu însuflețire, arătându-i că e scandalos să-i primească pe trimișii lui Calvin. Vedeți prea bine, scumpul meu conetabil, că îi primim fără ceremonie." Doamnă," îi se adresa amiralul, îndreptându-se spre regină, Iată-i pe cei doi doctori ai noi religii care s-au înțeles cu Calvin și care au instrucțiunile lui cu privire la o conferință la care bisericile Franței ar putea să-și aplaneze diferendele. Iată-l pe domnul Teodor de Obez, care îi place foarte mult soției mele," zise regele Navarei, apropiindu-se pe neașteptate și apucându-l de mână pe Teodor de Obez. Și iată-l și pe șodio!" exclamă prințul de Conde. Prietenul meu, ducele de Oghiz, îl cunoaște pe capitan, adăugă el privindul pe Balafre. Poate că va fi mulțumit să-l cunoască și pe pastor. Această gasconadă stârni râsul întregii curți, chiar și al Caterinei. Pe legea mea, răspunse ducele de Oghiz. Sunt încântat să văd un flăcău care știe să-și aleagă atât de bine oamenii și să-i folosească după priceperea lor. Unul dintre ai voștri, îi se adresă el pastorului, a suportat fără să moară și fără să mărturisească nimic, tortura extraordinară. Eu mă socot viteaz, dar nu știu dacă aș suporta o astfel. Hm, interveni Ambroaz N-ați spus nimic când v-am scos ulița din obraz la cale. Caterina, în mijlocul semicercului descris în dreapta și în stânga de domnișoarele de onoare și de curtenii ei, păstra o tăcere adâncă. Examinându-i pe cei doi celebri reformați, ea căuta să-i pătrunde cu frumoasa ei privire neagră și inteligentă. Îi studia. Unul pare să fie Teaca și celălalt Sabia, îi șopti la ureche Albert de Gondi. Ei bine, domnilor, li se adresă Caterina, fără a-și putea ascunde zâmbetul. Stăpânul dumneavoastră v-a dat libertatea să țineți o conferință publică la care să vă puteți converti la cuvântul noilor părinți ai bisericii, care sunt gloria statului nostru? Noi nu avem alt stăpân decât pe Dumnezeu, spuse Șodio. A, ah, îi recunoașteți deci un pic de autoritate regelui Franței, continuă Caterina surâzând și întrerupându-l pe pastor. Și chiar multă reginei, adăugă de obezi înclinându-se. Veți vedea, replică ea, că cei mai ascultători supușei mei vor fi eretici. Ah, doamnă, strigă Colinii, ce regat frumos vă vom face! Europa profită strașnic de neînțelegerile noastre. De 50 de ani încoace, ea a ținut jumătate din francezi împotriva celeilalte jumătăți. Ne aflăm oare aici ca să auzim cântându-se o sanale în cinstea ereticilor? Zise cu brutalitate conetabilul. Nu, ci spre a-i aduce la pocăință," își opti la ureche cardinalul de Lorena. Și noi am vrea să încercăm să-i atragem cu oarecare blândețe." Știți ce aș fi făcut sub domnia tatălui regelui?" replica Andeo Monmoransi. L-aș fi chemat pe comandantul palatului ca să atârne aste două canalii în spânzurătoarea de la Luvru. Ei bine, domnilor, care sunt doctorii pe care ni-i veți opune?" întrebă regina, impunându-i tăcere conetabilului printr-o privire. Duples Mornei și Teodor de Obez vor fi șefii noștri, zise Șodio. Curtea va merge fără îndoială la castelul Saint-Germain și, cum ar fi nepotrivit ca acest coloviu să aibă loc la reședința regală, noi îl vom ține în orășelul Poasi, răspunse Caterina. Vom fi acolo în siguranță, doamnă, întrebă Șodio. Ah!" exclamă regina cu un fel de naivitate. Veți ști prea bine să vă luați precauții. Domnul amiral se va înțelege asupra acestui subiect cu verii mei de și cu Montmorency. Departe de mine, rosti conetabilul, nu vreau să mă amestec în asta. Ce le faceți adepților dumneavoastră de au atâta tărie de caracter? Îl întrebă regina pe șodio, trăgându-l câțiva pași mai departe. Fiul blănarului meu a fost sublim. Noi avem credința, zise Șodio. În acel moment, sala înfățișa grupuri însuflețite, discutând între ele problema adunării, care, după cuvântul reginei, luase numele de colocviul de la Poasi. Caterina îl privi pe Șodio și putu să-i spună. Da, o credință nouă. Ah, Doamnă, de n-ați fi orbită de alianța cu curtea de la Roma, ați vedea că noi ne întoarcem la adevărata doctrina lui Isus Hristos, care, consfințind egalitatea sufletelor, ne-a dat tuturor drepturi egale pe pământ. Dumneavoastră vă credeți egalul lui Calvin? îl întrebă cu finețe Regina. Haideți, noi nu suntem egal decât la biserică, dar, într-adevăr, să desfaci legăturile dintre popor și tronuri, strigă Caterina. Voi nu sunteți numai eretici. Voi vă revoltați împotriva supunerii față de rege, sustrăgându-vă de la cea față de papă." Ea îl părăsi brusc și se întoarse la Teodor de Bez. Mă bizui pe dumneavoastră, domnule," i se adresă ea, spre a face acest colocviu cu pricepere. Nu vă grăbiți?" Eu credeam," le spuse șodio prințului de Condé, regelui Navarei și amiralului Colinii, că treburile statului sunt tratate cu mai multă seriozitate. Oh, noi știm bine ce vrem, răspunse prințul de conde, schimbând o privire plină de înțelesuri cu Teodor de Obez. Cocoșatul își părăsi partizanii ca să se ducă la o întâlnire de dragoste. Acest mare prinț de conde, acest șef de partid, era unul din cei mai fericiți galanței curții. Două dintre cele mai frumoase femei ale acelei vremi și îl disputau cu asemenea întârșire, încât mareșala de Saint-André, soția unui viitor triumvir, îi dărui frumosul ei domeniu de la Saint-Valéry, ca să îl răpească ducesei de ughiz, soția celui care nu demult voise să-i vadă capul căzând pe un eșafod și care, neputând să-l desprinde pe ducele de Nemur, de trecătoarea lui iubire față de domnișoara de Roan, în așteptare, îl iubea pe șeful reformaților. Ce deosebire față de Geneva!" îi spuse șodio lui Teodor de Obez pe podețul luvrului. Aceștia sunt mai veseli, de aceea nu mi explicam de ce sunt așa de trădători!" îi răspunse Teodor de Obez. Unui trădător îi vine de ha cu un trădător și jumătate!" îi șopti șodio la urechea lui Teodor am la Paris sfinți pe care mă pot bizui și eu voi face din Calvin un profet. Cristof ne va descotorosi de cel mai primejdios dintre dușmanii noștri. Regina mamă, pentru care bietul băiat a îndurat tortura, a și făcut să fie primit fără greutate avocat în parlament și avocații sunt mai degrabă denunțători decât asasini. Amintește-ți de Avanel, care a vândut secretele primei noastre răscoale. Eu îl cunosc pe Cristof, zise Șodio cu un aer convins, părăsindu-l după aceste cuvinte pe ambasadorul de la Geneva. După câteva zile de la primirea de către Caterina a ambasadorilor secreți ai lui Calvin, spre sfârșitul acelui așan, căci pe atunci anul începea la Paște, iar calendarul actual nu a fost adoptat decât sub noua domnie, Christof mai zecea încă pe un fotoliu lângă foc, într-un loc ce îi îngăduia să vadă Sena, din acea mare sală de culoare cafeniu închis, destinată vieții de familie și unde începuse această dramă. Își ținea picioarele sprijinite pe un taburet. Domnișoara Leocamius și Babet Lalie tocmai îi schimbaseră compresele îmbibate cu un preparat adus de Ambroise, căruia Caterina îi recomandase să-l îngrijească pe Cristof. Odată reîntors în familia lui, acest copil deveni obiectul celor mai devotate îngrijiri. Babet, autorizată de către tatăl ei, venea în fiecare dimineață și nu părăsea casa lui Camius decât seara. Cristof, obiectul admirației ucenicilor, dădea loc în tot cartierul la povestiri care îl învăluiau într-o poezie misterioasă. El îndurase tortura și celebrul Ambroas Pare își folosea toată arta ca să-l salveze. Ce făcuse el ca să fie tratat astfel? Nici Cristof și nici tatăl lui nu suflau o vorbă despre acest subiect. Caterina, pe atunci tot puternică, avea interesul să tacă, la fel ca și prințul de Conde. Vizitele lui Ambroaz, chirurgul regelui și al casei de ghiz, căruia regina mamă și Lorenii îi îngăduiau să îngrijească un băiat învinovățit de erezie, încurca peste măsură această aventură în care nimeni nu vedea limpede. În sfârșit, parohul de la saint pierre au veni în mai multe rânduri să-l vadă pe fiul epitropului său și astfel de vizite făcură și mai de neînțeles cauzele stării în care se afla Cristof. Bătrânul sindic, ce și avea planul lui, le răspundea în doi peri confraților, negustorilor, prietenilor care îi vorbeau despre fiul său. Sunt tare fericit cu metre că l-am salvat. Ce vreți, între trunchi și scoarță niciodată nu trebuie să-ți bagi degetul. Fiul meu și-a băgat mâna în foc, putea să-mi ardă casa. Au profitat de tinerețea lui și noi ăștia burghezii nu ne alegem decât cu rușine și cu paguba de căutăm să ne vărâm printre cei mari. Asta mă hotărăște să fac din băiatul meu un om al justiției. Palatul o să-l învețe să-și cântărească faptele și vorbele. Tânăra regină care se află acum în Scoția a contribuit mult la asta. Dar poate că și fiul meu a fost tare nechipzuit. Am avut mari supărări. Asta o să mă hotărască poate să mă retrag din afaceri. Nu mai vreau să mă mai duc niciodată la curte. Fiul meu e acum preasătul de reformă care i-a rupt brațele și picioarele. Fără Ambroaz, ce m-aș face? Datorită acestor vorbe și acestei purtări înțelepte, lumea s-a convins în cartier că tânărul Cristof nu se va mai spurca la calvinism. Oricine găsi că-i firesc ca bătrânul sindic să încerce să-și bage fiul în parlament și vizitele parohului părură firești. Gândindu-se la nenorocirile sindicului, oamenii nu se gândeau și la ambiția lui, care ar fi părut monstruoasă. Tânărul avocat rămas timp de 90 de zile țintuit în patul pe care îl pregătiseră în vechea sală, nu se ridica în picioare decât de o săptămână și tot mai avea nevoie de două cârje ca să meargă. Iubirea babetei și gingășia mamei lui îl mișcaseră adânc pe Cristof, însă ținându-l la pat, aceste două femei îl dojeneau aspru cu privire la chestiunea religiei. Președintele de tu, îi făcu finului său o vizită cu care prilej îi vorbi foarte părintește. Cristof, avocat în parlament, trebuia să fie catolic, el avea să fie angajat sub jurământ, dar președintele, care nu puse la îndoială ortodoxia finului său, adăugă cu gravitate aceste cuvinte. Copilul meu, tu ai fost greu încercat. Eu însumi nu cunosc motivul pe care l-aveau domnii Doghiz ca să te trateze astfel. Dar te sfătuiesc să trăiești de acum încolo liniștit, fără să te bagi în răscoale. Căci, favoarea reginei și a regelui nu se vor pogări asupra unor autori de dezordini. Tu nu ești îndeajuns de mare ca să-l poți sili pe rege să se hotărească într-un fel sau altul, cum fac domnii doghiz. Dacă vrei să ajungi într-o zi consilier în Parlament, n-ai să obții această nobilă sarcină decât printr-o credință nețărmurită față de cauza regală. Cu toate acestea, nici vizita președintelui Dotu, nici farmecele Babetei, nici insistențele domnișoarei Locamius, mama lui, nu îi zdruncinară credința de martir al reformei. Cristof ținea cu atât mai mult la religia lui, cu cât suferise mai mult pentru ea. Tatăl meu nu va îngădui niciodată să mă căsătoresc cu un eretic, își șoptea Babete la ureche. Cristof nu-i răspundea decât prin lacrimi ce o lăsau mută și visătoare pe frumoasa fată. Bătrânul Leocamius își păstra demnitatea părintească și de sindic, își observa fiul și vorbea puțin. Acest bătrân, după ce și-l redobândise pe scumpul lui Cristof, era aproape nemulțumit de el însuși, se căia de a-și fi arătat toate tandrețea pentru acest fiu unic. Dar în secret îl admira. În nicio epocă a vieții lui de sindic, n-a pus în mișcare mai multe intervenții ca să-și atingă scopurile căci el observa grăuntele copt al recoltei semănate cu atâta strădanie și voia să o culeagă în întregime. Cu câteva zile înainte de această dimineață avusese o lungă convorbire singur cu Cristof spre a descoperi secretul tării de care dăduse dovadă feciorul său. Cristof, care nu era lipsit de ambiție, avea încredere în prințul de Conde. Cuvântul generos al prințului, care își făcuse pur și simplu meseria lui de prinț, i se săpase în inimă, dar el nu știa că prințul de Conde îl trimisese la toți dracii în clipa când îi strigase acel mișcător adio printre zăbrelele închisorii la Orlean, zicându-și un gascon m-ar fi înțeles, în ciuda acestui sentiment de admirație față de prinț, Cristof nutrea de asemenea cel mai adânc respect pentru regina Caterina, care cu o privire îi explicase necesitatea în care se afla de a-l sacrifica și care în timpul supliciului îi aruncase printr-o altă privire ușor înlăcrimată o făgăduială imensă. În tăcerea adâncă a celor 90 de zile și nopți pe care le folosea spre a se vindeca, noul avocat își reamintea evenimentele de la Blois și pe cele de la Orlean. El cântărea, ca să spunem astfel, fără voia lui aceste două protecții. El șovăia între regină și prinț. Desigur, el o slujise mai mult pe Caterina decât reforma și, la un tânăr, inima și spiritul înclinau spre această regină, datorită faptului că era femeie. Într-o astfel de împrejurare, un bărbat va nădăjdui întotdeauna mai mult de la o femeie decât de la un bărbat. Eu m-am jertfit pentru ea. Ce o să facă ea pentru mine? Această întrebare și-o punea aproape fără voie când își aducea aminte de tonul cu care rostise ea, povero mio. Nu s-ar putea crede în ce măsură un bărbat singur, țintuit la pat și bolnav, devine subiectiv. Totul, până și grijile exclusive ale căror obiect este, îl îndeamnă să nu se gândească decât la el. Exagerând obligațiile prințului Doconde față de el, Cristof se aștepta să fie învestit cu vreo funcție la curtea Navarei. Acest copil era însă novice în politică. Cristof, singurul care își amintea de suferințele lui, se și vedea printre șefii reformei, proclamându-se unul dintre martirii ei. Le acest vulpoi bătrân al comerțului, atât de subtil și de perspicace, sfârșise prin a-i ghici fiului său gândurile tainice. De aceea, toate manevrele lui se bazară pe șovăiala firească în voia căreia se lăsase Cristof. Nu ți-ar plăcea, îi spunea el în ajun babetei, să fii nevasta unui consilier în parlament? Ți s-ar spune doamnă. Ești nebun cu metre, sări la lie. De unde să iei mai întâi 10.000 de scuzi în rente de terenuri de agricultură pe care trebuie să-i aibă un consilier? Și de la cine să cumpere o funcție? Ar trebui ca regina mamă și regentă să n decât asta în cap pentru ca fiul tău să intre în parlament. Și el cam prea miroasa eretic ca ea să-l bage acolo. Ce ai da ca să-ți vezi fica nevasta unui consilier? Vrei să-mi golești punga, șmecher bătrân? întrebă Lalie. Consilier în Parlament. Aceste vorbe îi zăpăciră mintea lui Cristof. Multă vreme după această convorbire, într-o dimineață, pe când Cristof contempla Sena, ce-i amintea și scena cu care începe această istorisire, și pe Prințul de Condé, și pe La Renaudie, și pe șodio, și călătoria la Blois, în sfârșit, toate speranțele lui, sindicul veni și... Se așeză alături de fiul lui, ascunzându-și a nevoie aerul vesel sub o gravitate prefăcută. Fiule," i se adresă el, după tot ce s-a petrecut între tine și șefii răscoalei de la Amboaz, ei îți datora unde ajuns pentru ca de viitorul tău să se preocupe casa navarei." Da," răspunse Cristof. Ei bine," continuă tatăl am cerut hotărât pentru tine îngăduința de a cumpăra o funcție în justiție în Bearn. Pare, bunul nostru prieten, și-a luat obligația să înmâneze scrisorile pe care le-am scris în numele tău, prințului de Conde și reginei Jean. Iată, citește răspunsul domnului de Pribac, vicecancelar al Navarei. Domnului Leocamius, sindic al corpului blănarilor. Monseniorul Prințul de Conde mă însărcinează să vă exprim regretul pe care îl resimte de a nu putea face nimic pentru tovarășul său din turnul saint enian de care își aduce aminte și căruia pentru moment îi oferă un loc de jandarm în compania sa, în care va putea prea bine să-și urmeze drumul ca un bărbat inimos ce este. Regina Navarei așteaptă prilejul de a-l răsplăti pe domnul Cristof și nu va neglija aceasta. Încheind, domnule sindic, îl rugăm pe Dumnezeu să vă aibă în pază. Nerac, Pibrac, cancelar al navarei. Nerac, Pibrac, tranc, exclamă Babet. N-ai nimic de așteptat de la Gasconi, nu se gândesc decât la ei. Bătrânul Leocamius să-și privea fiul cu un aer glumeț. Îi propune să călărească un biet copil ce și-a zdrobit genunchii și gleznele pentru el țipă domnișoara Leucamius. Ce mai glumă îngrozitoare! Eu nu te văd deloc, consilier în avara, îi spuse sindicul blănarilor. Tare, aș vrea să știu ce-ar face pentru mine regina Caterina dacă i-aș cere zise Cristof consternat. Ea nu ți-a făgăduit nimic, îi răspunse bătrânul negustor, dar sunt sigur că nu și-ar bate joc de tine, ci și-ar aduce aminte de suferințele tale. Totuși, ar putea ea oare să facă un consilier în parlament dintr-un burghez protestant? Dar Cristof n-a abjurat, strigă Babet. El poate prea bine să-și păstreze pentru el secretul convingerilor lui religioase. Prințul de Conde ar fi mai puțin disprețuitor cu un consilier în Parlamentul de la Paris, spuse Leocamius. Consilier, tată, este cu putință? Da, de n-ai să strici ceea ce vreau să fac pentru tine. Iată-l pe cu mărul alie, care ar da cu drag 200.000 de livre, dacă aș pune și eu tot atât, pentru cumpărarea unui frumos pământ seniorial cu care te-am înzestrat cu condiția moștenirii în linie bărbătească. Și aș mai adăuga ceva pentru o casă la Paris, spuse la alie. Ce zici, Cristof, întrebă Babet. Vorbiți în lipsa reginei, răspunse tânărul avocat. Câteva zile după această decepție îndeajuns de amară, un ucenic îi prede lui Cristof acest bilețel laconic. Șodiu vrea să-și vadă copilul. Să intre, strigă Cristof. O, sfântul meu, martir, exclamă pastorul, îmbrățișându-l pe avocat. Ți-au trecut durerile? Da, datorită lui, pare. Datorită lui Dumnezeu care ți-a dat puterea să îndur tortura. Dar, ce am aflat? Ai fost primit avocat? Ai depus jurământul de credință? Ai recunoscut-o pe prostituată, Biserica Catolică, Apostolică și Romană? Tatăl meu a vrut-o. Dar nu trebuie oare să ne părăsim părinții, copiii, soțiile, totul pentru sfânta cauza calvinismului, să suferim totul? Ah, Cristof, Calvin, Marele Calvin. Întreg partidul, lumea, viitorul, se bizuie pe curajul tău și pe măreția ta sufletească. Ne trebuie viața ta. În spiritul omului există ceva cu totul deosebit, și anume că până și cel mai devotat, deși devotându-se, își construiește întotdeauna un oian de speranțe, chiar și în cele mai primejdioase împrejurări. Astfel, când pe apă sub Pontoșanj, prințul, soldatul și pastorul îi ceruseră lui Cristof să meargă să-i predea Caterinei acel tratat, din care pricină de era prins să avea să-l coste viața, tânărul se bizuise pe spiritul lui, pe întâmplare, pe inteligența lui și se avântase cu îndrăzneală între aceste două teribile partide, prinții de Ghiz și Caterina, între care era cât pe acii să fie strivit. În timpul torturii și zicea, o să scap, e doar durerea. Dar la această cerere brutală, mori, adresată unui băiat încă slab, de abia scăpat de tortură și care ținea cu atât mai mult la viață cu cât văzuse moartea cu ochii, îi era cu neputință să se lase amăgit de iluzii. Cristof răspunse liniștit. Despre ce i vorba? Să tragi curajos cu pistolul, cum a tras Stuart în minar. În cine? În ducele de ghiz. Un asasinat? O răzbunare!" Îi uiți pe cei o sută de gentilom masacrați pe același eșafod la amboaz? Un copil, micuțul Dobinie, a spus văzând acel măcel. Ei au sfârtecat Franța. Trebuie să primești toate loviturile și să nu dai altele în schimb, așa spune Evanghelia, răspunse Cristof. Dar dacă imiți pe catolici, la ce mai e bună reforma bisericii? Oh, Cristof, ei te-au făcut avocat și tu raționezi zise Șodio. Nu, prietene, îi replică avocatul, dar principii sunt prea ingrați, iar dumneavoastră și ai dumneavoastră veți fi jucării în mâinile casei de bourbon. Ah, Cristof, dacă tu l-ai fi auzit pe Calvin, ai ști că jucăm ca pe niște păpuși. Burbonii sunt păpușile, iar noi suntem mâinile. Citiți, îi spuse Cristof, întinzând pastorului răspunsului Pibrac. Eh, copile, ești un ambițios, nu mai poți să te devotezi, te plâng. Șodiu plecă rostind aceste cuvinte frumoase. La câteva zile după această scenă, Cristof, familia Lalie și familia Liocamius se adunaseră în cinstea logodnei babetei cu Cristof, în vechea sală cafenie unde tânărul nu mai dormea, căci acum el putea să urce scările și începuse să se miște fără cârje. Era ceasul nouă seara și l-așteptau pe Ambroas Notarul familiei se afla dinaintea unei mese tixite de contracte. Blănarul își vindea casa și fondul de comerț primului său comis, care îi plătea pe loc pentru casă 40.000 de livre și care și angaja casa spre a garanta plata mărfurilor, din care și dădea drept cont 20.000 de livre. Locamius achiziționa pentru fiul său o casă măreață de piatră construită de Filbert de Lorm în strada saint pierre au și i-o dădea ca dotă. Sindicul mai lua în plus 250 de mii de livre din averea lui, iar Lalie dădea tot pe atât pentru cumpărarea unui frumos pământ seniorial situat în Picardia, pentru care se ceruseră 500 de mii de livre. Pentru acest pământ, ținând de coroană, era nevoie de ordine regale, zise de rescripție, acordate de către rege, în afară de plata dișmei către senior asupra moștenirilor. De aceea, încheierea căsătoriei fusese amânată până la obținerea acestei favori regale. Dacă burghezii din Paris obținuseră să li se acorde dreptul de a cumpăra domenii senioriale, înțelepciunea Consiliului Privat prevăzuse anumite restricții cu privire la pământurile care țineau de coroană și pământul pe care Le Camus pusese ochii de vreo 10 ani se găsea în această categorie. Ambroaz se făcuse luntre și punte să aducă ordinul în seara aceea. Bătrânul Leocamius umbla de colo-colo din sală la ușă, cu o nerăbdare ce demonstra cât de mare îi fusese ambiția. În sfârșit, Ambroaz sosi. Vechiul meu prieten," îi zise chirurgul, cam speriat și privind cina. Ia să vedem fețele de masă." Bun. Ah, puneți lumânări de ceară. Grăbiți-vă, grăbiți-vă. Scoateți tot ce aveți mai frumos." Dar ce s-a întâmplat?" întrebă parohul de la sem pierobiu. Regina, mamă și tânărul rege vin să cineze cu dumneavoastră, răspunse primul chirurg. Regina și regele îl așteaptă pe un bătrân consilier, a cărui funcție îi va fi vândută lui Cristof și pe domnul de Otu, care a încheiat afacerea. Să nu vă dați de gol că ați fost preveniți. Eu m-am strecurat de la Luvru aici. Într-o clipă, cele două familii săriră în picioare. Mama lui Cristof și mătușa Babetei se duseră și se întoarseră cu o nemaipomenită iuțeală de gospodine luate pe neașteptate. În ciuda încurcăturii pe care această veste o pricinui întregii familii, pregătirile se făcură într-un ritm ce aducea o aminune. Cristof, încremenit, surprins, copleșit de o atare favoare, își pierduse glasul și privea cum totul se făcea în mod mecanic. Regina și regele la noi!" zicea bătrâna mamă. Regina, repeta Babet. Ce să mai zic și ce să mai fac? După un ceas, totul se schimbase. Sala era împodobită și masa strălucea. În clipa aceea se auzi un tropo de cai pe stradă. Lumina torțelor purtate de călăreții din escortă îi făcu pe burghezii din cartier să-și arate chipurile la ferestre. Această zarvă fu de scurtă durată. Sub pilaștri rămaseră doar regina mamă și fiul ei, regele Carol al ix Carol de Ogondi, numit mare maestru al garderobei și preceptorul regelui, domnul de Otu, bătrânul consilier, secretarul de stat Pinar și doi paji. Oameni buni, zise regina intrând, noi venim, regele fiul meu și cu mine, să semnăm contractul de căsătorie al fiului blanarului nostru, dar numai cu condiția că va rămâne catolic. Trebuie să fii catolic ca să intri în parlament. Trebuie să fii catolic ca să posezi un pământ care ține de coroană. Trebuie să fii catolic ca să te așezi la masa regelui. Nu-i așa, Pinar?" Secretarul de stat apărut, arătându-le ordinele regale. Dacă aici nu suntem toți catolici," spuse micul rege, Pinar va zvârli totul în foc." Dar noi suntem toți catolici aici, continuă el, aruncându-și privirea destul de mândră asupra întregii adunări. Da, Sire, răspunse Cristof Leocamius, îndoindu-și, deși cu oarecare greutate, genunchiul și sărutând mâna pe care tânărul rege Ion tinse. Regina Caterina, care întinse și ea lui Cristof mâna, îl ridică brusc și, ducându-l într-un colț la câțiva pași, îi spuse: Ei, Asta-i, băiete, fără șmecherii, noi jucăm pe față. Da, doamnă, răspunse tânărul în mărmurii de strălucita recompensă și de cinstea pe care i-o făcea această regină recunoscătoare. Ei bine, jupânele Camius, regele, fiul meu și cu mine, îți îngăduim să tratezi despre funcția bătrânului grosleii, consilier în parlament, pe care iată-l, spuse regina. Vei merge, nădăjduiesc tinere, pe urmele înaintașului. Dutu făcu un pas înainte și zise, Răspund eu de el, doamnă?" Atunci întocmește actul notar, porunci Pinar. Doarece regele, stăpânul nostru, ne face cinstea să semneze contractul fiicei mele, strigă la lie, plătesc întreg prețul domeniului seniorial. Doamnele pot să ia loc, zise tânărul rege, într-un mod fermecător. Ca dar de nuntă îi fac logodnicei cu încuvințarea mamei mele, predarea drepturilor mele. Bătrânul Locamius și Lalie căzură în genunchi și sărutare mâna tânărului rege. La naiba, asire, ce de bănet au burghezii ăștia?" îi șopti gondii la ureche. Tânărul rege începu să râdă. Senioriile lor sunt bine dispuse," zise bătrânul Locamius. Binevoiesc oare să-mi îngăduie a îl prezenta pe succesorul meu și-ai acorda în continuare patenta regală de furnizor al caselor lor?" Să-l vedem," spuse regele. Leocamius îl pofti să înainteze pe succesorul lui, care deveni foarte palid. Dacă scumpa mea mamă o îngăduie, o să ne așezăm cu toții la masă!" Rostit tânărul rege. Bătrânul Leocamius a avut atenția să-i dăruiască regelui un pocal de argint, pe care îl obținuse de la Benvenuto Celini, pe vremea șederii artistului în Franța, la Palatul Nesl, și care costase numai puțin de 2000 de scuzi. Ah, mamă, ce frumoasă lucrătură!" se bucură tânărul rege ridicând pocalul de picior. Este de la Florența," răspunse Caterina. Iertați-mă, doamnă," spuse Lucamius, este făcut în Franța de un florentin." Ce e din Florența ar aparține reginei, dar ce se face în Franța aparține regelui. Îl primesc, omule de treabă, strigă Carol al Noulea, și de acum înainte acesta îmi va fi paharul, este destul de bun," zise regina, examinând această capodoperă, spre a-l include printre juvaierurile coroanei. Ei bine, maestre Ambroaz," îi apoi la ureche chirurgului ei, arătându-l pe Cristof. l a îngrijit bine? O să poată merge?" O să zboare?" răspunse zâmbind chirurgul. Ah, strașnic ni l-ați mai corupt!" Un călugăr mai puțin, mănăstirea nu se resimte, replică regina, cu acea ușurință ce i s-a reproșat și care nu era decât de suprafață. Cina a fost veselă. Babet i se păru drăguță reginei, care îi puse pe deget unul din diamantele ei spre a compensa pierderea pocalului de argint. Regele Carol al IX-lea, care de atunci deprinse poate prea mult gustul unor astfel de vizite la burghezii lui, cina cu multă poftă apoi la un cuvânt al noului său preceptor, care zice să era însărcinat să-l facă să uite virtuoasele învățăminte ale lui Sipier, îi îndemna să bea atât de strașnic pe primul președinte, pe bătrânul consilier demisionat, pe secretarul de stat, pe paroh, pe notar și pe burghezi, încât regina ieși în momentul când văzu veselia pe punctul de a deveni prea zgomotoasă. În clipa când ea se ridică, Cristof, tatălui și cele două femei, luară făclii și o însoțire pe regină până în pragul prăvăliei. Acolo Cristof îndrăzni să o tragă pe regină de ei largă și să-i facă un semn cu tâlc. Caterina se opri, cu un gest îi trimise îndărăt pe bătrânul Leocamius și pe cele două femei și le întrebă pe Cristof, cei? Doamnă, dacă asta poate să vă folosească, îi șopti el la ureche reginei, atunci să știți că ducele de ghiz este pândit de către ucigași. Ești un supus leal, îi spuse Caterina surâzând, și n-am să te uit niciodată. Apoi îi întinse mâna vestită pentru frumusețea ei, dar scoțându-și mănușa, ceea ce putea fi luat drept un semn de favoare. De aceea Cristof, sărutându-i mâna adorabilă, deveni cu desăvârșire regalist. Așadar, au să mă descotorosească de acest soldățoi, fără să mă amestec deloc, își zise în sinea ei, punându-și mănușa. Ea se urcă pe catârcă și se reîntoarse la Luvru, întovărășită de cei doi pași. Cristof rămase întunecat, deși continuă să bea, căci chipul austera lui Ambroaz îl dojenea pentru renegarea lui. Dar evenimentele ulterioare îi dă dure câștig de cauză bătrânului sindic. Cristof n-ar fi scăpat de sigur masacrelor din noaptea Sfântului Bartolomeu. Bogățiile și pământului ar fi atras atenția ucigașilor. Istoria a înregistrat soarta crudă a soției succesorului lui Le Camus, o făptură frumoasă al cărui trup gol rămase spânzurând de păr de o grindă a podului Șanj, timp de trei zile. Babet fu cuprinsă de groază la gândul că ar fi putut să aibă o soartă asemănătoare dacă Cristof ar fi rămas calvinist, căci acesta fu în curând numele dat reformaților. Ambiția lui Calvin fu satisfăcută, dar abia după moartea lui. Aceasta a fost originea celebrei case parlamentare a familiei Locamius. Talman de Ro a săvârșit o eroare când i-a crezut venit din Picardia. Familia Leocamius a avut interes mai târziu să o dateze de la cumpărarea principalului lor teren, situat în această provincie. Fiul lui Cristof, care îi succedă sub Ludovic al XIII-lea, fu tatăl acelui bogat prezident Leocamius, care sub Ludovic al XIV-lea clădi mărețul palat ce își disputa cu palatul Lambert, admirația parizienilor și a străinilor, dar care sigur că este unul din cele mai frumoase monumente din Paris. Palatul Locamius mai există încă pe strada Torinii, deși la începutul Revoluției a fost jefuit ca aparținând domnului de Juinie, arhiepiscop al Parisului. Toate picturile au fost atunci șterse și, de atunci, toți cei care au locuit acolo l-au ruinat mult. Acest palat, construit pe vechea locuință din strada de la Pelterii, arată încă frumoasele rezultate pe care le obținea odinioară spiritul de familie așa că ți este îngăduit să te îndoiești că individualismul modern, născut din împărțirea egală a succesiunilor, mai ridică azi asemenea monumente. Partea a doua. Confidența fraților rugierii. Între orele 11 și miezul nopții, spre sfârșitul lunii octombrie 1573, doi italieni din Florența, doi frați, Albert de Gondi, mareșalul Franței, și Carol de Gondi, la mare maestru al garderobei regelui Carol al IX-lea, ședeau pe acoperișul unei case situate în strada saint Honoré, pe marginea unei streșini. Streșina este acel canal de piatră care în acea vreme se afla în partea de jos a acoperișurilor ca să adune apa și era găurită din loc în loc de lungi burlane tăiate în forma unor animale fantastice cu boturile căscate în ciuda zelului cu care generația actuală doboară vechile case, existau la Paris multe streșini ieșite în afară, până când în ultima vreme ordonanța poliției cu privire la burlanele de scurgere le-a făcut să dispară. Totuși mai rămân câteva streșini sculptate, care se văd mai ales în inima cartierului Saint Antoine, unde prețul modest al chiriilor n-a permis să se construiască etaje. Trebuie să pară ciudat ca două personaje investite cu funcții atât de importante să imite îndeletnicirea pisicilor. Dar pentru cine scotocește comorile istorice ale acelei vremi în care interesele se încrucișează atât de diferit în jurul tronului, încât politica internă a Franței se poate compara cu un ghem de ață încurcată, acești doi florentini sunt adevărate pisici foarte la locul lor pe o streașină. Devotamentul lor față de persoana reginei mame Caterina de Medici, care îi vruse la curtea Franței, îi silea să nu dea înapoi dinaintea niciuneia din urmările amestecului lor. Dar pentru a explica cum și de ce ședeau astfel cățărați cei doi curteni, trebuie să ne întoarcem cu gândul la o scenă care tocmai se petrecuse la doi pași de această streașină la Luvru, într-o frumoasă sală-cafenie, poate singura ce ne-a mai rămas din apartamentele lui Henric al Doilea și în care curtenii, după cină, le făceau curte celor două regine și regelui. În epoca aceea, burghezii și marii seniori cinau unii la ora 6, ceilalți la ora șapte. Dar rafinații supau între orele 8 și 9. Această masă era dineul de astăzi. Unele persoane cred greșit că eticheta a fost inventată de către Ludovic al XIV-lea. Ea purcede în Franța de la Caterina de Medici, care a creat-o atât de severă, încât conetabilul An de Montmorency a obținut mai greu permisiunea să intre călare în curtea Luvrului decât și-a obținut spada. Ba mai mult chiar, această distinție nemaipomenită nu i-a fost acordată decât la o vârstă înaintată. Puțin mai liberă sub primii doi regi din casa de Bourbon, eticheta a luat o formă orientală sub Marele Rege, căci ea a venit de la Imperiul din Constantinopole, care o deținea din Persia. În 1573, nu numai că puține persoane aveau dreptul să sosească cu oamenii și cu torțele în curtea Luvrului, după cum sub Ludovic al XIV-lea, numai ducii și pairii intrau în caleașcă sub peristil, dar până și funcțiile care dădeau dreptul de a intra după cină în apartamentele regale se numărau pe degete. Mareșalul Doreț, în clipa aceea la pândă pe streașina lui, îi oferi într-o zi o mie de scuzi ai acelei vremi ușierului cabinetului ca să poate vorbi cu Henry al iii într-un moment când el nu avea dreptul. Pe un adevărat istoric îl face să râdă în fățișarea curții castelului de la Bloaz, de pildă, unde desenatorii arată un gentil om călare. Așadar, la ora aceea, nu se aflau la Luvru decât cele mai cuvaze persoane ale regatului. Regina Elisabeta de Austria și soacra ei, Caterina de Medici, erau așezate în colțul stâng al șemineului. În celălalt colț, regele, cufundat într-un fotoliu, părea cuprins de o apatie pricinuită de digestie. Mâncase ca un prinț ce se întorcea de la vânătoare. Poate de asemenea voia să fie scutit să vorbească în prezența atâtor oameni care îi spionau gândurile. Curtenii stăteau în picioare și cu capul descoperit în fundul sălii. Unii vorbeau cu voce înceată, ceilalți îl observau pe rege, așteptând de la el o privire sau o vorbă. Chemat de regina mamă, acesta vorbi câteva clipe cu ea. Câte unul îndrăznea să-i spună o vorbă lui Carol al Noolea, care răspundea printr-un semn cu capul sau cu un singur cuvânt. Un senior german, contele de Zollern, stătea în picioare într-un colț al șemineului lângă nepoata lui Carol Gvintul, pe care o însoțise în Franța. În apropierea acestei tinere regine ședea pe un taburet doamna ei de onoare, contesa de Fiesc, Ostrozii, ruda Caterinei. Frumoasa doamnă de Osov, o descendentă a lui Jacques Coeur, rând pe rând metresa regelui Navarei, a regelui Poloniei și a ducelui d'Alanson, Fusese invitată să supeze, dar ia stătea în picioare, căci soțul ei nu era decât secretar de stat. În spatele acestor două doamne, cei doi frați Gondii vorbeau cu ele. Ei singuri râdeau în această posomorâtă adunare. Un Gondii devenit duce de oreț și gentilom de cameră, de când obținuse bastonul de mareșal fără să fi comandat vreodată armata, fusese însărcinat să o susțină pe regină la Speyer. Aceste favoare indică îndeajuns că el aparținea ca și fratele lui numărului redus al celor cărora cele două regine și regele le permiteau anumite familiarități. În partea regelui se remarcau în primul rând mareșalul de Otavan, venit cu treburi la curte, Novil de Vilroa, unul din cei mai abili negociatori ai acelei vremi și cu care începea norocul acestei case, domnii de Obiragu și de Oșiverni, unul, omul reginei mame, celălalt cancelar Danju și al Poloniei, care, cunoscând predilecția Caterinei, se alipise de Henric al III-lea, acest frate pe care Carol al ix îl privea ca pe un dușman. Apoi strozii, vărul reginei mame. În sfârșit, câțiva seniori, dintre care se desprindeau bătrânul cardinal de Lorena și nepotul său, tânărul duce de Oghiz, amândoi ținuți la distanță de către Caterina și de către rege. Acești doi șefe ai Sfintei Uniuni, mai târziu Liga, fondată de câțiva ani de acord cu Spania, afișau supunerea acelor servitori care așteaptă prilejul să devină stăpâni. Caterina și Carol al Nouălea se observau cu atenție egală. La această curte, la fel de întunecată ca și sala în care se afla ea, fiecare își avea motivele lui să fie trist sau dus pe gânduri. Tânăra regina era pradă de chinurilor geloziei și le ascundea prost, prefăcându-se că-i de soțul ei pe care, ca o femeie cu cernică și adorabil de bună ce era, îl iubea cu pasiune. Maritușe, singura metresa lui Carol al IX-lea și căreia el i-a fost credincios în mod cavaleresc, se întorsese de mai bine de o lună de la castelul Feie, în Dofine, unde se dusese să nască. Ea îi aducea lui Carol al IX-lea singurul fiu pe care l-a avut. Carol de Ovalua, mai întâi conte Doverni, apoi duce Dan Gulem. În afară de durerea de a-și vedea rivala dându-i regelui un fiu, pe când ea nu-i dăduse decât o fată, biata regină simțea umilirile unei subite abandonări. În timpul absenței metresei sale, regele se apropiase de soția lui cu o pornire pe care istoria a menționat-o dreptuna din cauzele morții sale. Întoarcerea Mariei Tușe îi arăta așadar pioasei austriece ce mic rol avusese inima în dragostea soțului ei. Aceasta nu era singura decepție pe care tânăra regină o încercă în această împrejurare. Până atunci, Caterina de Medicii se păruse prietena ei, însă soacra ei, din motive politice, favorizase această trădare, preferând să o servească pe iubită decât pe soția regelui. Iată pentru ce! Când Carol al IX-lea își mărturisi pasiunea pentru Marie Touche, Caterina se arătă favorabilă acestei tinere fete din motive izvorâte din interesul de a domina. Marie Touche, aruncată de foarte tânără la curte, sosise acolo la vârsta când înfloresc sentimentele frumoase. Ea îl adora pe rege pentru el însuși. Înspăimântată de prăpastia în care ambiția o aruncase pe ducesa de Valentinois, mai cunoscută sub numele de Diando Poitier, ei îi a fost fără îndoială frică de regina Caterina și preferă strălucirii, fericirea. De altfel, Marie, unica fica lui Jean Touchet, senior de Beauvais și Duchiar, consilier al regelui și locotenent la judecătoria din Orlean, situată între burghezie și noblețea cea mai de jos, nu era nici cu totul nobilă, nici cu totul burgheză și ignora scopurile ambiției născute a unor pislă, a unor Saint valerii fete ilustre care luptau pentru casele lor cu armele secrete ale dragostei. Maritușe, singură și fără familie, o scutea pe Caterina de medicii să întâlnească în iubita fiului ei o fată dintr-o casă mare, care ar fi apărut ca rivala ei. Jean Touche, unul din spiritele alese ale timpului său și căruia câțiva poeții au făcut dedicații, n-a vrut să fie nimic la curte. Mari, o tânără fără anturaj, la fel de spirituală și de instruită pe cât era de simplă și de naivă, ale cărei dorinți trebuiau să fie inofensive pentru puterea regală. I-a convenit mult reginei mame, care i-a dovedit cea mai mare afecțiune. Într-adevăr, Caterina a făcut să fie recunoscut de către Parlament fiul pe care Maritușe îl născuse în luna aprilie și îi permise să ia numele de Conte Dovernie, anunțându-l pe Carol al IX-lea că îi va lăsa prin testament bunurile ei, comitatele Overnie și Lora Mai târziu, Marguerite, mai întâi regina Anavarei, Navarei, când deveni regina a Franței, contestă donația și Parlamentul o anulă dar și mai târziu Ludovic al XIII-lea, pătruns de respect față de sângele membrilor familiei de Valois, îl despăgubi pe contele de Vernie cu ducatul Angulem. Caterina îi și dăruise Mariei Tușe, care nu cerea nimic, domeniul seniorial de la Belleville, un pământ fără titlu alături de Vincennes, unde Maria se ducea când, după vânătoare, regele se culca la castel. Carol al IX-lea își petrecu în această fortăreață întunecată cea mai mare parte din ultimele lui zile și, după câțiva autori, și-a sfârșit acolo viața, cum și-o sfârșise și Ludovic al XII-lea pe a lui. Deși era foarte firesc pentru un iubit atât de pătima și îndrăgostit să-i dea din belșug unei femei idolatrizate noi dovezi de dragoste, în vreme ce trebuia să-i spășească infidelități legitime, Caterina, după ce și împinsese fiul în patul reginei, pledă cauza Mariei Tușe, așa cum știu să pledeze femeile, și îl zvârli din nou pe rege în brațele metresei lui. Tot ce le preocupa pe Carol al Nouălea în afară de politică îi convenea Caterinei. De altfel, bunele intenții pe care ea le manifesta față de acest copil îl mai înșelară un moment pe Carol al Nouălea, care începea să vadă în ea o dușmancă. Motivele care o făceau pe Caterina de Medici să acționeze în această afacere scăpau așadar privirii Donei Isabel, care după Bran era una din cele mai blașine regine care au domnit vreodată și care n-a făcut niciodată vreun rău sau vreo neplăcere cuiva, citindu-și până și rugăciunile în taină. Dar această prințesă nevinovată începea să întrevadă prăpăstiile căscate în jurul tronului, o descoperire îngrozitoare ce putea prea bine să-i dea unele amețeli. Și ea trebuie să fi simțit una foarte puternică de a putut să-i răspundă uneia din doamnele ei de onoare care îi spunea la moartea regelui că, dacă ar fi avut un băiat, ea ar fi fost regina mamă și regentă. Ah, să-i mulțumim lui Dumnezeu că nu mi-a dat un băiat. Ce s-ar fi întâmplat?" Bietul copil ar fi fost despuiat, cum au vrut să-i facă soțului meu, regele, și eu aș fi fost cauza acestui fapt. Lui Dumnezeu i-a fost milă de stat. El a făcut totul, cum e mai bine. Această prințesă, căreia Brantom crede că i-a făcut portretul, zicând despre ea că avea pielița obrazului la fel de frumoasă și de gingașă, ca și doamnele de la curtea ei, și trăsături foarte plăcute, că avea o talie foarte frumoasă, deși în mijlocie de stat, că era foarte neînsemnată la curte. Dar starea regelui îngăduindu-i să se lase în voia dublei sale dureri, atitudinea ei accentua culoarea sumbră a tabloului pe care o tânără regină, lovită nu atât de crud ca ea, l-ar fi putut însenina. Pioasa Elisabeta simțea în acel moment că însușirile care alcătuiesc podoaba femeilor de condiție obișnuită pot să-i fie fatale unei suverane. O prințesă preocupată de orice altceva în afară de rugăciunile ei în timpul nopții, i-ar fi putut fi de un real ajutor lui Carol al IX-lea, care n-a găsit sprijin nici în soția și nici în iubita lui. Cât despre regina mamă, ea era îngrijorată de rege care, în timpul cinei, dăduse dovadă de o bună dispoziție neobișnuită. Însă Caterina pricepu că regele se prefăcea și că ascundea o hotărâre luată împotriva ei. Această veselie subită contrasta prea puternic cu concentrarea minții, concentrare pe care el cu greu o ascunsese printr-o asiduă participare la vânătoare și printr-o muncă de maniac în atelierul unde îi plăcea să cizeleze fierul pentru a o putea înșela pe Caterina. Fără să poată ghici care om de stat se învoise la aceste negocieri și la aceste pregătiri, căci Carol al le a dibuia pe spionii mamei sale, Caterina nu se îndoia că se pune ceva la cale împotriva ei. Prezența neașteptată a lui Tavan, sosit în același timp cu strozii pe care ea îl chemase, îi dădea mult de gândit. Datorită puterii combinațiilor ei, Caterina era mai presus de orice împrejurare, dar ea nu putea face nimic împotriva unei violențe subite. Doarece mulți ignorează starea în care se aflau pe atunci treburile atât de încălcite de diferitele partide care agitau Franța și ai căror șefi aveau interese deosebite, este necesar să fie zugrăvită în puține cuvinte criza primejdioasă în care intrase regina mamă. Soareța aici pe Caterina de Medici într-o lumină nouă va însemna de altfel să intri până în miezul acestei istorii. Două cuvinte o explică pe această femeie atât de greu de studiat și a cărei influență a lăsat urme atât de puternice în Franța. Aceste două cuvinte sunt dominație și astrologie. Ambițioasă în mod exclusiv, Caterina de Medici n-a avut altă patimă decât pe cea a puterii. Superstițioasă și fatalistă, cum au fost atâția oameni superiori, ea n-a crezut în mod sincer decât în științele oculte. Fără această dublă obsesie, ea va rămâne întotdeauna neînțeleasă. Dând precădere credinței sale în astrologia judiciară, lumina o să cade asupra celor două personaje filozofice al acestui studiu. Exista un bărbat la care Caterina ținea mai mult decât la copiii ei. Acest bărbat era Cosimo Ruggieri. Ea îl găzduia în palatul ei de la Soasson. Ea făcuse din el supremul ei consilier, însărcinat să-i spună dacă astrele ratificau sfaturile și bunul simț al consilierilor ei obișnuiți. Ciudate antecedente îi justificau puterea pe care rugierii și-o păstra asupra stăpânei sale până în ultimul moment. Unul din cei mai învățați oameni din secolul al XVI-lea a fost, desigur, medicului Lorenzo de Medici, ducele de Urbino, tatăl Caterinei. Acest medic fu numit Rugiero cel Bătrân și Roger cel Bătrân de către autorii francezi care s-au ocupat de alchimie spre al deosebi de cei doi fii ai lui, de Lorenzo Rugieri, numit cel mare de către autorii cabalistici, și de Cosimo Rugieri, astrologul Caterinei, numit tot Roger de mai mulți istorici francezi. Rugiero cel bătrân, așadar, era atât de considerat în Casa Medicii, încât cei doi duci, Cosimo și Lorenzo, le-au fost nașii celor doi copii. El alcătuie, în înțelegere cu faimosul matematician Basil, horoscopul nașterii Caterinei în calitatea lui de matematician, de astrolog și de medic al Casei Medicii, trei calități ce se confundau adesea. În această epocă, științele oculte se cultivau cu o înflăcărare care poate să surprindă spiritele neîncrezătoare din secolul nostru atât de suveran analist. Pentru Cosimo Rugieri, matematicianul, astronomul, astrologul, vrăjitorul ei, dacă vreți, Caterina a pus să se ridice coloana rezemată de hala grâului, singura rămășiță care mai dăinuie din palatul de la Soasson. Cosimo Rugieri poseda ca și duhovnicii o influență misterioasă cu care el se mulțumea ca și ei. De altminterea, el nutrea un gând ambițios, superior ambiției vulgare. Acest bărbat pe care romancierii sau dramaturgii îl zugrăvesc pe un pehlivan, poseda bogata mănăstire de la saint în Bretania de jos, și refuzase în alte demnități ecleziastice. Aurul pe care pasiunile superstițioase ale acelei epoci îl aduceau din belșug, îi ajungea activității lui secrete și mâna reginei, întinsă deasupra capului său, îi păzea de orice primejdie până și cel mai mic fir de păr. Cât privește setea de dominare care o devora pe Caterina, pofta de a cuceri puterea i-a fost atât de mare încât, spre a pune mâna pe ea, s-a aliat cu prinții Doghis, dușmanii tronului, și, pentru ca să țină în mâinile ei frânele statului, ea s-a folosit de toate mijloacele, sacrificându-și prietenii și chiar și copiii. Această femeie despre care unul din dușmanii ei a zis la moartea ei: nu o regină, regalitatea a murit nu a putut să trăiască decât prin intrigile guvernării, așa cum un jucător nu trăiește decât prin emoțiile jocului. Deși italiancă și din voluptoasa stirpe a medicilor, calviniștii care au calomniat-o atâta, nu i-au descoperit niciun amant. Admiratoarea Maximei învrăjbește ca să stăpânești, ea învățase de 12 ani să-i opună în mod constant unei forțe o altă forță de îndată ce lo în mână frânele treburilor, ea fusilită să întrețină discordia între cele două case rivale, spre a le neutraliza forțele și spre a-și salva coroana. Caterina a inventat acest joc de balanță politică, imitat de atunci de toți prinții care s-au aflat într-o situație analoagă, opunându-i pe rând pe calviniști prinților de și pe prinții de calviniștilor. După ce opusese cele două religii, una alteia, în inima națiunii, Caterina îl opuse lui Carol al IX-lea pe ducele Danju. După ce opusese lucrurile, ea îi opuse pe oameni, păstrând în mâinile ei ițele tuturor intereselor lor. Dar din acest joc umplit, care pretinde decapitarea unui Ludovic al XI-lea sau a unui Ludovical al XVIII-lea, îți atragi în mod inevitabil ura tuturor partidelor și te condamn să câștigi întotdeauna, căci o singură bătălie pierdută îți face dușman toate interesele. Dacă totuși mergând mereu din triumf în triumf, nu ajungi cumva să nu mai găsești judecători. Cea mai mare parte a domniei lui Carol al ix a fost triumful politicii de familie a acestei femei de câtă abilitate a trebuit ea să de dea dovadă pentru ca să facă să îi se încredințeze ducelui Danjou comanda armatelor, în timp ce Petron se afla un rege tânăr, brav, în seta de glorie, capabil, generos și în prezența conetabilului Ando Montmorency. Ducele Danjou a avut în ochii oamenilor politici din Europa cinstea nopții Sfântului Bartolomeu, pe câtă vreme lui Carol al IX-lea i-a revenit toată partea ei odioasă. După ce inspirase regelui o gelozie prefăcută și secretă împotriva fratelui său, ea se sluji de această patimă pentru a folosi în intrigile unei rivalități frățești marile calități ale lui Carol al IX-lea. Sipier, primul guvernor și Amio, preceptorul lui Carol al IX-lea, făcuseră din elevul lor un om atât de mare. Ei pregătiseră o domnie atât de frumoasă, încât mama a început să-l urască din prima zi când se temu să nu-și piardă puterea, după ce o cucerise atât de greu. În fața acestor date, majoritatea istoricilor au crezut în vreo predilecție a reginei mamei față de Henric al III-lea. Dar purtarea pe care Caterina o avea în acest moment dovedește totala insensibilitatea a inimii față de copiii săi. Ducându-se să domnească în Polonia, ducele Danju o lipsea de instrumentul de care ea avea nevoie spre al ține pe Carol al Nouălea cu atenția încordată, prin intrigile de familie care până atunci îi neutralizaseră energia, oferind un obiect sentimentelor lui extreme. Caterina puse atunci să se ticluiască conspirația lui Lamol și a lui Coconas, la care era părtaș ducele Dalanson, care, odată devenit duce de Anjou, prin suirea pe trona fratelui său, a căzut la învoială foarte ușor cu planurile mamei sale, dând dovadă de ambiție, încurajată și de sora lui Margherit, regina Navarei. Această conspirație a ajuns atunci în faza pe care o voia Caterina avea drept scop să-l așeze pe tânărul duce și pe cumnatul lui Regele Navarei, în fruntea calviniștilor, să pună mâna pe Carol al Nouălea și să-l țină prizonier pe acest rege, fără moștenitor, care ar lăsa în felul acesta coroana ducelui, a cărui intenție era să stabilească calvinismul în Franța. Calvin dobândise cu câteva zile înainte de moarte recompensa pe care o râfnea atâta, văzând că în cinstea lui reforma lua numele de calvinism. Dacă la Burior și cei mai judicioși autori, n-ar fi dovedit că la Mol și Coconas, arestați la 50 de zile după noaptea în care începea această povestire și decapitați în luna aprilie următoare, au fost victimele politicii reginei mame, ar fi suficientă pentru a ne gândi că ea condusese în secret acțiunea lor, participarea lui Cozi Morugieri la această treabă. Acest bărbat împotriva căruia regele nu treabă nu el și o ură ale cărei motive vor fi explicate îndeajuns aici, a fost implicat în proces. El recunoscut de-ai fi dat lui Lamol o figură ce înfățișa pe rege cu două ace înfipte în inimă. Acest mod de a vrăji constituia, la epoca aceea, o crimă pedepsită cu moartea. Justiția de atunci socotea și pe bună dreptate că un gând căruia îi se dădea trup era o crimă de lezmajestate. Carol al IX-lea ceru moartea Florentinului. Caterina, mai puternică, obținut din partea Parlamentului prin consilierul Leocamius ca astrologul ei să fie osândit doar la galere. După moartea regelui, Cozimo Rugierii a fost grațiat printr-o ordonanță a lui Henric al III-lea, care îi dădu înapoi pensiile și îl primi la curte. Caterina îl lovise până atunci de atâtea ori în inimă pe fiul ei, încât la acea dată el era nerăbdător să scuture jugul mamei lui. Maritușe, fiind absentă, Carol al nouă le-a lipsit de ocupație, începu să ia aminte la tot ce se petrecea în jurul lui. Cu multă abilitate, el le întinse curse oamenilor de care se credea sigur spre a le pune la încercare credința. El supraveghe demersurile mamei sale și îi le ascunse pe ale lui, slujindu-se ca sonșele de toate defectele pe care îi le dăduse ea. Ros de dorința de a șterge groaza apricinuită în Franța de noaptea Sfântului Bartolomeu, el se ocupa în mod activ de treburi, prezida consiliul și încerca să pună mâna pe frânele guvernării prin acte cântărite cu abilitate. Deși regina încercă să se opună fiului ei folosind pentru asta toate mijloacele de influențare pe care îi le dădeau asupra spiritului lui autoritatea ei maternă și obișnuința de a-l domina, panta nencrederii este atât de rapidă încât de la prima săritură fiul merse prea departe ca să se mai poată întoarce. În ziua când i s-au adus la cunoștință cuvintele adresate de mama lui, regelui Poloniei, ai să te întorci curând!" Carol al noulea, s-a simțit atât de rău cu sănătatea încât i a încolțit în minte gânduri îngrozitoare și când a nu el năpădesc inima unui fiu și a unui rege, nimic nu poate să le mai alunge. Într-adevăr, lângă patul lui de moarte, mama sa fu nevoită să-i curme vorba strigând Nu spuneți asta, domnule!" În clipa când, încredințând lui Henric al Patru-lea pe soția și pe fica lui, el voia să-l prevină împotriva Caterinei. Deși Carol al IX a dovedit întotdeauna acel respect exterior de care ea a fost mereu atât de preocupată, încât nu se adresa fiilor ei decât cu domnule, totuși de câteva luni, regina mamă deslușea în atitudinea fiului ei o ironie rău mascată, izvorâtă dintr-o ură stăpânită. Dar ca să o poți surprinde pe Caterina, trebuie să fii abil. Ea avea gata pregătită conspirația ducelui Dalanson și a lui Lamol, ca să abată printr-o nouă rivalitate între frați eforturile pe care le făcea Carol al IX-lea spre a-și dobândi emanciparea. Numai că, mai înainte de a se folosi de această conspirație, ea voia să risipească neîncrederea ce putea să facă cu neputință orice împăcare între ea și fiul ei, căci i-ar fi lăsat el puterea unei mame în stare să-l otrăvească, de aceea, în acel moment, ea se credea atât de serios amenințată, încât îl trimise pe strozii ruda ei, un soldat remarcabil prin felul cum îndeplinea misiunea. Ea ținea conciliabule, secrete, cu Biragu și cu cei doi frați Gondi și niciodată nu mai consultase atât de des oracolul ei ca acum la palatul de la Soasson. Deși obișnuința prefăcătoriei cât și vârsta îi dăduse Caterinei acea mască de stareță, semeață și chinuită prin posturi, palidă și totuși interiorizată, discretă și cercetătoare, atât de remarcabilă în ochii celor ce i-au studiat portretul, curtenii observau câțiva nor pe această gheață florentină. Nicio suverană nu s-a înfățișat mai impunătoare decât această femeie din ziua când ea izbuti să i stăpânească pe prinții Doghiz după moartea lui Franciscal Doilea. Boneta ei de catifea neagră cu colți pe frunte, căci ea nu a lăsat niciodată dolul după Henric al doilea, aducea cu un comănac femeiesc pe chipul ei poruncitor și rece, căruia ea știa de altminteri să-i inspire la nevoie seducțiile italienești. Ea era atât de bine făcută încât introduse pentru femei moda să călărească în așa fel încât să-și arate picioarele. Este de ajuns să spunem că avea cele mai perfecte picioare din lume. Toate femeile au încălecat a la planșet în Europa, căreia Franța impunea de multă vreme moda. Pentru cine va voi să-și închipui această semeață figură, Tabloul pe care îl prezenta sala va lua dintr-o dată o înfățișare grandioasă. Aceste două regine atât de deosebite ca spirit, ca frumusețe, ca veșminte și aproape certate, una naivă și gânditoare, cealaltă gânditoare și gravă ca o abstracție, erau amândouă mult prea preocupate ca să mai dea în această seară semnalul pe care îl așteaptă curtenii spre a se însufleții. Drama adânc ascunsă pe care de șase luni o jucau fiul și mama fusese ghicită de câțiva curteni, dar mai ales italienii o urmăriseră cu o privire atentă, căci toți aveau să fie sacrificați dacă ea pierdea partida. În astfel de împrejurări și într-un moment în care fiul și mama se luau la întrecere în șiretenii, regele mai ales avea să fie ținta privirilor. În timpul acestei serii, Carol al IX-lea, obosit de o lungă vânătoare și de ocupațiile serioase pe care le ținea secrete, părea de 40 de ani. Ajunsese în ultimul grad al bolii care i-a pricinuit moartea și care a îndreptățit câteva persoane serioase să se gândească că a fost otrăvit. După Dotu, chirurgii au găsit în trupul lui Carol al IX-lea pete suspecte. Funerariile acestui prinț au fost și mai modeste decât cele ale lui Francis al II-lea. De la saint Lazar la Saint-Denis, Carol al ix a fost condus de către Brantom și de câțiva arcași din garda pe care o comanda contele de o zoler. Această împrejurare, împreună cu presupusa ura mamei împotriva fiului ei, a putut să confirme acuzația adusă de către Dotu. Dar ea întărește opinia exprimată aici despre lipsa de afecțiune pe care Caterina a nutrit-o față de toți copiii ei insensibilitate ce își găsește explicația în credința ei în hotărârile astrologiei. Pe această femeie nu o mai interesa câtuși de puțin niște instrumente care urmau să-i lipsească. Henric al III-lea a fost ultimul rege sub care ea avea să domnească. asta e totul. Astăzi poate să se creadă că regele Carol al IX-lea a murit de moarte naturală. Excesele lui, felul lui de viață, dezvoltarea subită a facultăților lui, Ultimele lui sforțări de a pune din nou mâna pe frânele puterii, dorința lui de a trăi, abuzul făcut față de forțele lui, ultimele lui suferințe ca și ultimele lui plăceri, totul dovedește spiritelor imparțiale că a murit de o boală de piept, o afecțiune puțin cunoscută pe atunci, neîngrijită și ale cărei simptome l-au putut face chiar pe Carol al Noulea să creadă că a fost otrăvit. Dar adevărata o travă pe care i-a dat-o maică sa se afla în sfaturile nefericite ale curtenilor din jurul lui, cu scopul de a-l face să-și irosească atât forțele intelectuale cât și cele fizice, și care îi cauzara astfel boala sa pur întâmplătoare și nici de cum constitutivă. Carol al ix se distingea pe atunci mai mult decât în orice altă perioadă a vieții lui, printr-o maestate sumbră care nu de rău regilor amploarea gândurilor lui secrete se răsfrângea pe chipul lui remarcabil prin tenul italian pe care l-avea de la maica sa. Această paloare de fildeș atât de frumoasă la lumină, atât de favorabilă expresiilor de melancolie, făcea să iasă cu putere în relief văpaia ochilor de un albastru întunecat, care, acoperiți de pe groase, dobândeau astfel finețea tăioasă pe care imaginația o pretinde de la privirea regilor și a căror culoare favoriza prefăcătoria. Ochii lui Carol al IX-lea erau teribili, mai ales datorită sprâncenelor ridicate în armonie cu o frunte descoperită și care putea să o înalțe și să o coboare după voie. Nasul îi era lung și lat, gros la capăt, un adevărat nas de leu. Urechile mari, părul blond roșcat, o gură aproape sângerândă ca cea a bolnavilor de piept, cu buza de sus subțire, ironică, și cu cea de jos îndeajuns de groasă pentru a lăsa să se presupună cele mai frumoase calități ale inimii. Cutele săpate pe această frunte, a cărei tinerețe fusese distrusă de griji îngrozitoare, inspirau un interes puternic. Remușcările pricinuite de inutilitatea nopții sfântului Bartolomeu, măsură ce fusese smulsă în chip perfid, îi săpaseră cele mai multe cute. Dar mai erau și alte două pe obrazului ce ar fi fost foarte elogvente pentru un savant căruia puterea ei deosebită de pătrundere i-ar fi permis să ghicească elementele fiziologiei moderne. Aceste două riduri se pau câte obraz de adâncă ce mergea de la cei doi pomeți la colțurile gurii și trădeau sforțările interne ale unui organism obosit să răspunde la truda cugetării și la plăcerile violente ale trupului. Carol al ix era istovit. Desigur că regina mamă, văzându-și opera, a avut remușcări, dacă totuși politica nu le înăbușă la oamenii înveșmântați în purpură. Dacă ar fi știut Caterina efectul intrigilor sale asupra fiului ei, poate că ar fi dat în Ce spectacol îngrozitor! Acest rege născut așa de viguros devenise debil. Spiritul acesta călit atât de puternic era plin de îndoială. Acest bărbat în care să lășluia autoritatea se simțea fără sprijin. Acest caracter hotărât avea puțină încredere în el. Valoarea războinică se preschimbase treptat în ferocitate, discreția în prefăcătorie, dragostea subtilă și delicata a membrilor familiei de Valoa se schimba într-o nepotolită patima a plăcerii. Acest mare bărbat necunoscut, pervertit, uzat în miile de fețe ale sufletului său frumos, rege fără putere, având o inimă nobilă și neavând niciun prieten, hărțuit de mii de planuri contrarii, înfățișa imaginea tristă a unui bărbat de 24 de ani, dezamăgit de tot, ferindu-se de tot, hotărât să riște tot, chiar și viața lui. De puțină vreme își înțelesese misiunea, puterea, posibilitățile și piedicile pe care mama lui le punea în pacificarea regatului, dar această lumină strălucea într-un felinar spart. Doi bărbați pe care acest prinț îi iubea până într-atât, încât îi scăpase pe unul de masacrul din noaptea Sfântului Bartolomeu și pe celălalt ducându-se să cineze la el, în momentul când dușmanii lui îl acuzau de a fi otrăvit pe rege, primului medic, Jean Chaplain, și primului chirurg Ambroas parei, trimiși de către Caterina și veniți din provincie în mare grabă, se aflau acolo pentru ora culcării. Amândoi își contemplau stăpânul cu îngrijorare, câțiva curteni îi întrebau cu voce înceată, dar cei doi savanți își măsurau răspunsurile, ascunzându-le condamnarea pe care ei o și rostiseră în gând. Din când în când, regele își ridica pleoapele îngreuiate și încerca să ascundă curtenilor privirea pe care i-o arunca mamei sale. Deodată se ridică brusc și se așeză în fața șemineului. Domnule de îi zise el, pentru ce mai păstrați titlul de cancelar Danju și al Poloniei? Sunteți în slujba noastră sau în cea a fratelui nostru? Sunt cu totul al vostru, sire, rosti el înclinându-se. Atunci, veniți mâine. Am de gând să vă trimit în Spania, căci se petrec lucruri ciudate la curtea de la Madrid, domnilor." Regele își privi soția și se lăsă din nou în fotoliul său. Se petrec lucruri ciudate peste tot," îi spuse el cu glas căzut mareșalului Dotavan, unul din favoriții lui din tinerețe. Se ridică spre a -și duce tovarășul de petrecere din tinerețe în firida ferestrei aflate în colțul acestui salon și șopti: Am nevoie de tine. Rămâi aici ultimul. Vreau să știu dacă ai să fii cu mine sau împotriva mea. Nu face pe miratul. Îmi scutur jugul. Mama mea e pricina tuturor relelor aici. Peste trei luni voi fi sau mort, sau rege, de fapt. Jurăm că n-ai să vorbești. Tu îmi știi, Taina tu, Zolnărn și Vilroa. Dacă cineva va vorbi, va fi unul dintre voi trei. Nu sta așa de aproape de mine. Du-te și fă -i curte mamei mele. spune că eu mor și că ție nu-ți pare rău, fiindcă sunt un păcătos." Carol al nouălea se plimbă cu brațul sprijinit pe umărul vechiului său favorit, cu care păru să vorbească despre suferințele lui, ca să-i înșele pe curioși. Apoi, temându-se că răceala lui să nu fie prea evidentă, veni să stea de vorbă cu cele două regine, chemându și pe Ebiragă, lângă ele. În această clipă, Pinar, unul dintre secretarii de stat, se strecură de lângă ușă până aproape de Caterina, alunecând de-a lungul pereților ca un țipar. Se apropie și șopti două cuvinte la ureche reginei mame, care îi răspunse printr-un semn afirmativ. Regele nu o întrebă pe mama sa despre ce era vorba. El se duse și se așeză din nou în fotoliul lui, unde rămase tăcut după ce aruncase asupra curții o privire crâncenă și plină de gelozie. Această mică întâmplare căpătă în ochii tuturor curtenilor o deosebită gravitate. Această exercitare a puterii fără participarea regelui a fost picătura de apă care vărsă paharul. Regina Elisabeta și Contesa de Fiesc se retraseră fără ca regele să dea atenție la asta dar regina mamă își conduse Nora până la ușă. Deși neînțelegerea dintre mamă și fiu obliga să se acorde un foarte mare interes gesturilor, privirilor, atitudinii Caterinei și a lui Carol al Noolea, comportarea lor rece îi făcu pe curteni să înțeleagă că erau de prisos. Ei părăsiră salonul după ce tânăra regina ieși. La ora 10 nu mai rămaseră decât câțiva intimi, cei doi gondii, Tavan, contele de Zollern, Biragă și regina mamă. Regele era copleșit de o neagră melancolie. Tăcerea devenise obositoare. Caterina părea stingherită. Ea voia să plece și dorea ca regele să o conducă, dar regele rămânea cu încăpățânare cufundat în visarea lui. Ea se sculă spre a-și lua rămas bun. Carol al nouă le-a fusilit să o imite. Ea îl apucă de braț și făcură împreună câțiva pași pentru ca să se poată apleca la urechea lui și să-i strecoare aceste cuvinte. Domnule, trebuie să vă încredințez lucruri importante. Înainte de a pleca, regina mamă le făcu domnilor de gondi, într-o oglindă un semn din ochi care scăpă fiului său, cu atât mai mult cu cât el însuși arunca o privire cu tâlc contelui de Zolern și lui Vilroa. Tavan era gânditor, Sire, i se adresă mareșalul Doreț, părăsindu-și meditația. Vă găsesc tare plictisit. Oare nu vă mai distrați deloc? Doamne sfinte, unde-i vremea când petreceam hoinărind pe străzi seara? Ah, ce vremuri bune, îi răspunse regele suspinând. De ce nu vă mai duceți pe acolo? întrebă domnul de obiragă, retrăgându-se și aruncând o privire celor doi gondii. Îmi amintesc mereu cu plăcere de vremurile acelea, exclamă mareșalul Doreț. Tare aș vrea să vă văd cocoțat pe acoperișuri, domnule mareșal, zise Tavan. Blestemată pisică din Italia, de i frânge gâtul, adăugă el la ureche regelui. Nu știu care dintre noi doi ar străbate maiute o curte sau o stradă, dar tot ce știu e că nu ne temem niciunul unul nici altul de moarte, răspunsele ducele Doreț. Ei bine, sire, vreți să mai hoinărim ca în tinerețea voastră?" întrebă marele maestru al garderobei. Așadar, la 24 de ani, acest rege nefericit nu mai părea nimănui tânăr, nici chiar lingușitorilor lui. Tavan și regele și-a la aminte ca niște adevărați școlari câteva din hoinărelile lor grozave de odinioară prin Paris și plimbarea fundată pusă la cale. Cei doi italieni, puși la ambiție să sară de pe un acoperiș pe altul și de pe o parte a străzii pe cealaltă, puseră rămășag să-l urmeze pe rege. Fiecare se duse să-și un veșmânt de haimana. Contele de Zălor, rămas singur cu regele, îl privi cu un aer mirat. Dacă bunul german, cuprins de compasiune, ghicind starea regelui Franței, era fidelitatea, onoarea întruchipate, el navea avea însă spiritul prompt. Înconjurat de oameni dușmănoși, neputându-se încrede în nimeni, nici chiar în soția lui care se făcuse vinovată de câteva indiscreții, ignorând că el o avea pe mama și pe servitorii lui ca dușmani, Carol al IX-lea fusese fericit să întâlnească în domnul de Zollern un devotament care îi îngăduia să aibă în el o deplină încredere. Tavan și Viloroa nu dețineau decât o parte din secrete. Singur contele de Zollern cunoștea planul în întregime. El era de altfel foarte folositor stăpânului său, că dispunea de câțiva servitori discreți și devotați care îi ascultau ordinele orbește. Domnul de Zollern, care deținea o comandă la arca și din gardă, îi tria de câteva zile pe oamenii atașați în mod exclusiv regelui spre a alcătui o companie de elită. Regele se gândea la toate. Păi bine, Zollern," îi zise Carol al nouălea, nu ne trebuie un pretext ca să ne petrecem noaptea afară? O avem pe doamna de Belleville, dar ăsta ar fi mai bun, căci mama mea poate să afle ce se petrece la Mari. Domnul de Ozolern, care trebuia să-l urmeze pe rege, ceru permisiunea să colinde străzile cu câțiva din germanii lui și Carol consimți la asta. Către orele 11 seara, regele Vesel o porni la drum cu cei trei curtenei lui ca să exploreze cartierul saint honoré o să mă duc să o surprind pe amica mea," îi zise Carol al ix lui Tavan, trecând pe strada Otriuș. Pentru ca această scenă nocturnă să fie mai inteligibilă celor care n-ar avea prezentă în minte topografia vechiului Paris, e necesar să se explice unde se afla strada Otriuș. Lufrul lui Henric al Doilea se prelungea în mijlocul dărâmăturilor și al caselor. În locul aripii care se află astăzi în fața podului artelor există o grădină, în locul colonadei se aflau șanțuri și un pod mobil pe care avea să fie ucis mai târziu un florentin, Mareșalul Dancr. La capătul acestei grădini se înălțau turnurile Palatului Bourbon, locuința prinților acestei case, până în ziua când trădarea marelui conetabil, ruinat de sechestrul bunurilor sale pe care îl ordonă Francis I, spre a nu se pronunța între mama lui și el, sfârși acest proces atât de fatal Franței prin confiscarea bunurilor conetabilului. Acest castel, care era de un frumos efect pe țărm, n-a fost demolat decât sub Ludovic al XIV-lea. Strada Otriuș începea din strada saint -Onore și se sfârșea la Palatul Bourbon pe Această stradă numită Dotriuș, pe câteva vechi planuri, și de asemenea de Lostriuc, a dispărut de pe hartă ca multe altele. Strada Pulie trebuie să fi fost deschisă pe locul palatelor care se aflau în partea dinspre strada Sentonore. Autorii nu sunt de acord asupra etimologiei acestui nume. Unii presupun că vine de la un palat, osteriș, locuit de o fată din această casă care s-a căsătorit cu un senior francez în secolul al XIV-lea. Alții pretind că acolo se aflau odinioară marile colivii regale la care întreg Parisul alergă într-o zi să vadă un struț viu. Oricum ar fi, această stradă întortocheată era remarcabilă prin palatele câtorva prinți de sânge care se stabiliră în jurul Louvre-ului. De când regalitatea părăsise foburgul Saint-Antoine, unde s-a adăpostit sub Bastilia vreme de două secole, spre a veni să se fixeze la Louvre, mulți din mari seniori locuiau prin împrejurimi. Însă, Palatul Bourbon avea în față, înspre strada Saint-Honoré, vechiul palat d'Alanson, această locuință a conților cu acest nume, cuprinsă mereu în Apanaș, aparținea pe atunci celui de-al patrulea fiu al lui Henric al II-lea, care luă mai târziu titlul de Duce de Anjou și care murui sub Henric al III-lea, căruia îi dădu mult de furcă. Apanașul reveni atunci coroanei precum și acest vechi palat, care fu demolat. Pe vremea aceea, Palatul Prințului prezenta un vast ansamblu de construcții și pentru a-ți face o idee despre el, trebuie să mergi să măsori spațiul pe care îl mai deține încă în Parisul modern, Palatul Subis, din cartierul Mare. Un palat cuprindea stabilimentele pretinse de aceste mari existențe ce pot părea aproape problematice multora din persoanele care văd astăzi starea jalnică a unui prinț. Se găseau acolo grajduri imense, locuința medicilor, a bibliotecarilor, a cancelarilor, a clerului, a vistiernicilor, a ofițerilor, a pajilor, a servitorilor plătiți și a valeților atașați pe lângă casa prințului. Înspre strada saint Honoré se afla într-o grădină a palatului o căsuță drăguță pe care celebra ducesă d'Alanson, pusese să o construiască în 1520 și care de atunci încolo a fost înconjurată de case particulare clădite de către negustori. Acolo o instalase regele pe Maria Tușe. Deși ducele d'Alanson de conspira pe atunci împotriva fratelui său, nu fusese în stare să îi se opună cu privire la acest punct. Deoarece pentru a cobori strada Saint-Honoré, care pe vremea aceea nu oferea șanse hoților decât la bariera sergenților, regele trebuia să treacă prin fața locuinței prietenei sale, era greu ca el să nu se oprească acolo. Căutând să dea peste vreun noroc, vreun burghez întârziat, bun de jefuit sau straja de chelfănit, Carol al a adulmeca pe la toate etajele și privea spre ferestrele luminate ca să vadă ce se întâmpla pe acolo și să tragă cu urechea dar el își găsi bunul său oraș într-o stare de liniște deplorabilă. Deodată, ajungând la casa unui faimos fabricant de parfumuri, numit René, furnizorul curții, și văzând o lumină puternică la ultima fereastră a podului, regelui îi fulgeră prin minte unul din acele gânduri neașteptate pe care le sugerează observațiile anterioare. Acest fabricant de parfumuri era foarte bănuit că îi vindeca pe unchii bogați când se simțeau bolnavi. Curtea îi atribuia invenția faimosului elixir de moșteniri și el a fost acuzat de a o fi otrăvit pe Jean d'Albert, mama lui Henric al iv care a fost îngropată fără a-i se deschide capul în ciuda ordinului formal al lui Carol al ix zice un contemporan. De două luni, regele căuta o stratagemă ca să poată spiona secretele laboratorului lui René, la care venea adesea cozimorugierii. Regele voia, de-ar fi găsit ceva suspect, să acționeze el însuși fără niciun mijlocitor al poliției sau al justiției, pe care mama lui fie că l-ar fi înspăimântat, fie că l-ar fi corupt. Este sigur că în secolul al XVI-lea, în anii ce l-au precedat și l-au urmat, otrăvirea ajunsese la o perfecțiune necunoscută de chimia modernă și pe care istoria a constatat-o. Italia, leagănul științelor moderne, a fost la vremea aceea inventatoarea și stăpâna acestor secrete din care multe s-au pierdut. De aici provine această reputație care a apăsat în următoarele două secole asupra italienilor. Romancierii au abuzat așa de mult de ea, încât peste tot unde ei îi introduc pe italieni, le dau să joace rolurile de asasini și de otrăvitori. Dacă Italia avea pe atunci întreprinderea otrăvirilor subtile despre care vorbesc câțiva istorici, trebuie să se recunoască supremația ei în toxicologie, ca de altfel în toate cunoștințele omenești și în arte, unde ea stă în fruntea Europei. Crimele vremii nu erau ale ei, ea slujea patimile secolului, după cum clădea edificii admirabile, comanda armate, picta frești frumoase, cânta romanțe iubea reginele, plăcea regilor, organiza sărbători și balete și conducea politica. La Florența, această artă îngrozitoare ajunsese la un punct atât de înalt, încât o femeie împărțind o piersică cu un duce, slujindu-se de o lamă de aur care avea o singură față otrăvită, își mânca jumătatea ei de piersică și cu cealaltă pricinuia moartea. O pereche de mănuși parfumate infiltra prin pori o boală mortală. Se punea o travă într-un buchet de trandafiri naturali, al căror parfum, odată inspirat, pricinuia moartea. Don Juan de Austria a fost, se spune, otrăvit cu ajutorul unei perechi de cizme. Regele Carol al ix era așadar curios pe bună dreptate și oricine își poate închipui nerăbdarea lui de a-l surprinde pe Rene asupra faptului, datorită sumbrelor bănuieli care îl munceau pe rege. Vechea fântână aflată în colțul străzii Larbr, sec, ulterior reconstruită, îi oferi nobilei bande înlesnirile necesare ca să ajungă pe acoperișul unei case vecine cu cea lui Rene, pe care regele se prefăcu viclean că ar vrea să o viziteze. Urmat de tovară și lui, regele începu să călătorească pe acoperișuri spre marea groaza câtorva burghezi treziți din somn de acești hoți improvizați, care îi strigau cu câte o poreclă caragioasă, trăgeau cu urechea la certurile și distracțiile fiecărui cămin sau chiar se dedau la spargeri. Când italienii îi văzură pe tavan și pe rege apucând-o pe acoperișul casei vecine cu cea lui Rene, mareșalul Doreț se așeză spunând că e obosit și fratele lui rămase lângă el. Cu atât mai bine, gândi regele care își părăsi bucuros spionii. Tavan își bătu joc de cei doi florentini rămași singuri în mijlocul unei tăcere adânci și într-un loc unde n-aveau decât cerul deasupra lor și pisicile ca auditori. De aceea cei doi italieni profitară de această împrejurare spre a-și împărtăși gândurile pe care nu și le-ar fi exprimate în niciun alt loc din lume și pe care li le inspiraseră evenimentele acelei seri. Albert, îi zise marele maestru mareșalului, regele o să învingă pe regina. Noi facem o treabă proastă pentru noi dacă rămânem legați de soarta Caterinei. Dacă am trece de partea regelui în momentul în care el caută sprijin împotriva mamei sale și oameni abili care să-l slujească, n am mai fi hăituiți ca niște animale sălbatice când regina mamă o să fie surghiunită, închisă sau omorâtă. Cu asemenea idei nu o să ajungi departe, Carol, îi răspunse grav mareșalul, marelui maestru. Tu o să-ți urmezi regele în groapă, căci nu mai are mult de trăit, este distrus de excese. Cozimorugierii i-a prezis moartea pentru anul viitor. Mistrețul pe moarte l-a ucis adesea pe vânător, îi replică ironic Carol de Gondi. Această conspirație a ducelui Dalanson, a regelui Navarei și a prințului Doconde în care se amestecă La Mol și Coconas este mai degrabă primejdioasă decât folositoare. Mai întâi, regele Navarei, pe care regina mamă spera să-l prindă în flagrant delict, s-a îndoit de ea și nu se amestecă deloc. El vrea să profite de conspirație fără să aibă și riscurile ei. Apoi, iată că astăzi toți se gândesc să-i pună coroana pe cap ducelui d'Alanson, care se face calvinist. Budelone, nepriceputule, în limba italiană. Nu vezi că această conspirație îi permite reginei noastre să știe ce pot să facă hughenoții cu ducele d'Alanson și ce vrea să facă regele cu hughenoții? Căci regele negociază cu ei, dar ca să-l facă pe rege să călărească pe un cal de lemn. Mâine, Caterina o să-i dea în vileag această conspirație care lui o să-i zădărnicească proiectele. Ah! exclamă Carol de Gondi. Tot profitând de sfaturile noastre, ea a devenit mai tare decât noi. asta e bine? Bine pentru ducele Danșu, care preferă să fie rege al Franței decât rege al Poloniei și căruia o să mă duc să-i explic totul. Pleci, Albert! M Mâine! N-aveam oare sarcina să-l însoțesc pe regele Poloniei? O să mă duc să-l întâlnesc la Veneția, unde senioriile lor s-au obligat să-l distreze. Tu ești prudența personificată. Ce bestia! Ce prost în limba italiană! Îți jur că nu-i nici cea mai mică primejdie pentru noi să rămânem la curte. Dacă ar exista vreuna, m-aș mai duce acolo, aș rămâne lângă buna noastră stăpână. Buna! observă ironic marele maestru ea e o femeie gata să-și părăsească uneltele când îi se par prea grele o oh, colione ah fricosule în limba italiană vrei să fii soldat și te tem de moarte fiecare meserie și are obligațiile ei și noi le avem pe ale noastre față de soartă atașându-ne de regi, izvorul oricărei puteri temporale și care îi protejează, înalță, îmbogățesc casele noastre, trebuie să le consacrăm dragostea care înflăcărează inima martirului pentru cer. Trebuie să știm să suferim pentru cauza lor. Când ei ne sacrifică pentru tronul lor, noi putem să pierim, căci murim atât pentru noi înșine cât și pentru ei, dar casele noastre nu pier, eco, asta în limba italiană. Ai dreptate, alber! Ți s-a dat vechiul ducat de reț!" Ascultă!" continuă ducele de reț. Regina speră mult de la abilitatea fraților rugierii ca să se împace cu fiul ei. Când ștrengarul nostru n-a vrut să se slujească de rene, Vicleana a ghicit prea bine asupra cui cădeau bănuielile fiului ei. Dar cine știe ce clocește regele în mintea lui? Poate că șovă e numai asupra soartei pe care i-o hărăzește mamei sale." El o urăște, pricepi? I-a dezvăluit câte ceva din planurile lui reginei. Regina a vorbit despre asta cu doamna de Doamna de i-a raportat totul reginei mame și, de atunci, regele se ascunde de soția lui. Era și timpul, observă Carol de Gondi. Să facă ce? întrebă mareșalul. Să-l ocupe pe rege," îi răspunse marele maestru, care, deși mai puțin primit în intimitatea Caterinei decât fratele lui, era totuși mai clar văzător. Carol, te-am ajutat să-ți croiești un drum frumos," îi spuse cu gravitate fratele său. Dar dacă vrei să fii și tu duce, fi ca și mine sufletul blestemat al stăpânei noastre. Ea o să rămână regină. Aici ea este cea mai tare." Doamna de îi e mereu la ea și regele Navarei, ducele de Alanson, sunt mereu la doamna de Caterina îi va duce întotdeauna de nas sub aceasta, ca și sub domnia regelui Henric al III-lea. Să dea Dumnezeu ca acesta să nu fie ingrat. De ce? Mama lui face prea mult pentru el. Ei, aud zgomot pe strada Sentonore, strigă marele maestru. Se închide poarta la rene. Nu distingi mersul mai multor oameni? Frații rugierii sunt arestați. Ah, diavolo! asta e prudență. Regele nu s-a lăsat pradă obișnuitei lui furii. Dar unde, la ce închisoare o să-i bage? Haide să vedem ce se petrece acolo. Cei doi frați sosiră în colțul străzii Otriuș în momentul când regele intra la iubita lui. La lumina torțelor pe care le ținea portarul, ei putură să-l zărească pe tavan și pe cei doi rugierii. Ei bine, tavan!" exclamă marele maestru, alergând după tovarășul regelui care se înapoia la Luvru. Ce vi s-a întâmplat?" Am dat peste un consistoriu de vrăjitori în toi. I-am arestat pe doi care se numără printre prietenii voștri și care vor putea să i explice spre lămurirea seniorilor francezi prin ce mijloace ați pus mâna pe două funcții ale coroanei, voi care nu sunteți din țară," zise Tavan, jumătate în glumă, jumătate serios. Și regele întrebă: Noi am ajuns prin cel mai absolut devotament față de stăpânii noștri, care e un drum frumos și nobil pe care l-ați urmat și dumneavoastră, scumpul meu duce, îi răspunse mareșalul Doreț. Cei trei curteni merseră în tăcere în momentul când se despărțiră regăsindu-și fiecare oamenii lui ca să fie întovărășiți până acasă la ei, doi bărbați se strecurară iute de-a lungul zidurilor străzii otriuși. Acești doi bărbați erau regele și contele de Zolern, care ajunseră repede pe malul Senei, într-un loc unde îi așteptau o barcă și vâsla și aleși de seniorul german. În câteva clipe amândoi se aflau pe malul celălalt. Mama mea nu s-a culcat!" exclamă regele. O să ne vadă! N-am ales bine locul întâlnirii!" Ar putea să creadă că-i vorba de vreun duel!" răspunse Zollern. Și cum ar putea să vadă cine suntem de la această distanță?" Ei, să mă vadă!" strigă Carol al nouălea. Acum sunt hotărât!" Regele și confidentul lui săriră pe țărm și o porniră sprinten înspre preoclerc. Când ajunseră acolo, contele de Zollern care îl preceda pe rege, se întâlni cu un bărbat pus de santinelă, cu care schimbă câteva vorbe și care se retrase spre ai lui. În curând, doi bărbați ce păreau să fie prinți, judecând după semnele de respect pe care li le arăta santinela lor, părăsire locul unde se ascunseseră în dărătul unei îngrădituri stricate pe câmp și se apropiară de rege în fața căruia își plecară genunchiul. Dar Carol al Nouălea îi ridică mai înainte ca să atingă pământul și le zise fără etichetă, aici toți suntem gentilomi. Acestor trei gentilomi veni să li se alăture un bătrân venerabil pe care l-ai fi putut lua drept cancelarul de la ospital, dacă acesta n-ar fi murit cu un an mai înainte. Toți patru porniră de grabă ca să găsească un loc de unde să nu fie auziți de oamenii din suita lor și Zollern în urmă la o mică distanță spre a veghea asupra regelui. Acest servitor credincios era stăpânit de neîncrederea pe care Carol al IX-lea nu o împărtășea deloc, ca orice bărbat căruia viața îi devenise prea plăcută. Din partea regelui, acest senior a fost singurul martor al conferinței, care se însufleți curând. Sire, îi se adresă unul din interlocutori. Conetabilul de Montmorency, cel mai bun prieten al tatălui vostru și care i-a cunoscut secretele, a fost de părere împreună cu mareșalul de Osent Andre, că doamna Caterina trebuia cusută într-un sac și aruncată în sena. Dacă cineva ar fi făcut acest lucru, mulți oameni viteji ar mai fi azi în viață. Am destule execuții pe conștiință, domnule, îi răspunse regele. Exilată și la capătul pământului, chiar și de acolo, sire, interveni cel mai tânăr din cele patru personaje, regina Caterina ar fi încurcat treburile și și-ar fi găsit ajutoare. Oare nu trebuie să ne temem și să ne temem strașnic de prinții de oghiz care de nouă ani au întocmit planul unei monstruoase alianțe catolice, al cărei secret maiestatea voastră nu îl deține și care va amenință tronul? Această alianță este pusă la cale de Spania, care nu renunță la planul ei de a dobori Pirinei. Sire, Calvinismul ar salva Franța, ridicând o barieră morală între ea și o națiune care visează să stăpânească lumea. Dacă se vede proscrisă, regina mamă se va sprijini negreșit pe Spania și pe prinții Doghiz. Domnilor, spuse regele, aflați că dacă mă veți ajuta și dacă pacea va fi instaurată fără împotrivire, îmi iau sarcina să-i fac pe toți să tremure în regat. Doamne, Dumnezeule! A venit vremea să se înalțe regalitatea. Să știți bine, în privința asta mama mea are dreptate. Este vorba de voi ca și de mine. Bunurile voastre, privilegiile voastre sunt legate de tronul nostru. După ce veți fi lăsat să fie doborâtă religia, mâinile de care vă slujiți se vor întinde asupra tronului și asupra voastră. Nu mă mai sinchisesc să mă lupt împotriva ideilor cu arme care nu le ating deloc. Să vedem dacă Protestantismul va face progrese de el lăsat în voia lui, dar mai ales să vedem pe cine va ataca spiritul acestei facțiuni. Amiralul, Dumnezeu să-l odihnească în pace, nu era dușman. Îmi jura să stăpânească revolta în granițele lumii spirituale și să lase în regatul temporal un rege, stăpân și supuși docili. Domnilor, de vă mai stă în putere lucrul acesta, dați pildă. Ajutați-vă suveranul să infrângă pe răzvrătiții care ne tulbură și unora și celorlalți liniștea. Războiul ne răpește tuturor veniturilor și duce de râpăre gatul. Eu sunt sătul de această stare de dezordine și până într-atâta încât, dacă e absolut necesar, o voi sacrifica pe mama mea. Voi merge și mai departe. Voi păstra lângă mine atât protestanți cât și catolici într-un număr egal și voi atârna deasupra lor securea lui Ludovic al XI-lea spre a-i face egali. Dacă domnii Doghiz complotează o sfântă uniune care ne atacă coroana, călăul își va începe treaba cu ei. Am înțeles nenorocirile poporului meu și sunt gata să tai în carne vie în cei mari care dăunează regatului nostru." Puțin îmi pasă de conștiințe de acum încolo. Vreau supuși docili care să muncească după voința mea pentru prosperitatea statului. Domnilor, vă dau zece zile ca să negociați cu ai voștri, să încetați cu uneltirile și să vă reîntoarceți la mine care voi deveni părintele vostru. Dacă refuzați, veți vedea mari schimbări. Voi lucra cu oameni de rând care, la glasul meu, se vor năpusti asupra seniorilor. Am să mă formez după modelul unui rege care a știut să-și pacifice regatul, doborând oamenii mai de seamă decât voi, care îl insultau în față. Dacă îmi lipsesc trupele catolice, îl am pe fratele meu din Spania, pe care îl voi chema în ajutorul tronurilor amenințate. În sfârșit, dacă n-am un ministru care să-mi execute dorințele, el o să mi îl împrumute pe ducele de alba. În acest caz, Sire. Noi am avea pe germani să-i opunem spaniolilor voștri, replică unul din interlocutori. Vere, îi zise cu răceală Carol al Nolea, soția mea se numește Elizabeta de Austria. S-ar putea ca ajutoarele din partea asta să vă lipsească. Dar ascultați-mă să ne luptăm singuri și să nu chemăm străinul. Voi sunteți expus urii mamei mele și mă socotiți destul de apropiat spre a mă seconda în pe care îl voi avea cu ea. Ei bine, Ascultați aici. Împăreți atât de demn de stimă, încât vă ofer funcția de conetabil. Voi nu să ne trădați ca celălalt. Prințul căruia îi vorbea Carol al Nolea îi luă mâna, i-o strânse între lui, spunându-i, Drace, iată, frate, ca să uităm multe nedreptăți. Dar, sire, capul nu merge fără coadă și coada noastră e greu de târât. Dați-ne mai mult de zece zile, ne trebuie cel puțin o lună ca să-i facem pe ei noștri să se supună. După această amânare, noi vom fi stăpâni. O lună? Fie. Singurul meu negociator va fi Vilroa. Nu veți avea încredere decât în el, orice vi s-ar spune de altminteri. O lună? răspunseră într-un glas cei trei seniori. Această amânare ajunge. Domnilor, noi suntem cinci, spuse regele cinci oameni curajoși. Dacă vom fi trădați, vom ști pe cine să facem răspunzător. Cei trei de față îl părăsiră pe Carol al nouălea cu semnele celui mai mare respect și săruta rămâna. După ce regele trecu din nou Sena, la Luvru suna ceasul patru. Regina Caterina nu se culcase încă. Mama mea veghează mereu, îi spuse Carol contelui de Zollern. Are și ea atelierul ei, replică germanul. Dragă conte, ce zici despre un rege silit să conspire?" îl întrebă cu amărăciune Carol al IX-lea după o pauză. Gândesc, sire, că dacă mi-ați îngădui să o arunc pe această femeie în apă, cum spunea acest tânăr cadet, Franța ar fi în curând liniștită. Un paricid după noaptea Sfântului Bartolomeu, conte!" exclamă regele. Nu, nu, exilul!" Odată doborâtă, mama mea nu va mai avea niciun slujitor și niciun partizan. Ei bine, Sire, continuă contele de Zolarn, porunciți-mi să mă duc să arestez pe loc și să o scot afară din regat, căci mâine ea o să vă schimbe gândul. Haide, zise regele, Vin în atelierul meu, acolo nu o să ne audă nimeni. De altminteri, nu vreau ca mama să bănuiască prinderea fraților rugierii. Știindu-mă aici, încrezătoarea femeie nu va bănui nimic și noi vom chipzui măsurile necesare pentru arestarea ei. Când regele urmat de contele Dozolăr de intră în încăperea ascundă unde se afla atelierul său, el îi arătă surâzând cuptorul pentru topit fierul și toate uneltele lui. Eu nu cred," îi spuse el, că printre toți regii pe care îi va avea Franța, o să se mai găsească un al doilea căruia să-i placă o asemenea meserie." dar când voi fi cu adevărat rege, nu o să mai făuresc spade, ci o să le silesc pe toate să intre în teacă. Sire, vorbi contele zolărn, oboseala jocului cu mingea, munca voastră la acest cuptor, vânătoarea și, pot să o spun, dragostea, sunt pozne pe care dracul vă pune să le faceți spre a merge mai repede la Saint-Denis. Zolărn îi răspunse pe un ton jalnic regele de știi ce foc îmi arde inima și trupul, nimic nu-l poate stinge. Ești sigur de oamenii care îi păzesc pe frații rugierii? Ca de mine însumi. Ei bine, în cursul acestei zile voi lua hotărârea. Gândește-te prin ce mijloace să o aducem la îndeplinire. Ultimele mele porunci le vei primi la ora 5, la doamna de Obelville. Când primele licărire ale zorilor se luară la trântă cu lumina din atelier, regele pe care contele de Zollern îl lăsase singur, auzi deschizându-se ușa și o văzu pe mama lui arătându-se în lumina zorilor ca o fantomă. Deși foarte nervos și impresionabil, Carol al Noulea nu tre sări deloc, cu toate că, în împrejurările în care se afla, această apariție avea o înfățișare sumbră și fantastică. Domnule," îi zise ea, Vă ucideți!" Împlinesc horoscoapele," îi răspunse el cu un surâs amar. Dar, dumneavoastră, doamnă, nu sunteți la fel de matinală ca și mine?" Am vegheat amândoi, domnule, dar cu intenții foarte diferite. Pe când vă duceați să discutați cu cei mai cruzi dușmanei voștri în mijlocul câmpului, ascunzându-vă de mama voastră, ajutat de Otavean și de frații Condi, cu care v-ați prefăcut că hoinăriți prin oraș..." Eu citeam de pe șele ce conțin dovezile unei conspirații îngrozitoare, în care sunt amestecați fratele vostru, ducele de Alanson, cumnatul vostru, regele Navarei, prințul de Condé, jumătate din puternicii regatului. E vorba de nimic altceva decât să vi se ia coroana, punând stăpânire pe persoana voastră. Acești domn dispun de 50.000 de mii de oameni, trupe bune. Ah! exclamă regele cu un aer neîncrezător. Fratele vostru se face hugenot, continuă regina. Fratele meu trece de partea hugenoților? strigă Carol, învârtind fierul pe care îl ținea în mână. Da, ducele d'Alanson, hugenot cu inima, va fi în curând și de fapt. Sora voastră, regina Navarei, nu mai are pentru voi decât un pic de afecțiune. Ea îl iubește pe ducele d'Alanson, îl iubește pe Bussy și îl iubește și pe micul Lamol. Ce inimă largă!" spuse regele. Spre a deveni mare, micul la mol, continuă să vorbească regina, nu găsește nimic altceva mai bun de făcut decât să-i dea Franței un rege după modelul lui. El va fi, se zice, conetabil. A furisită, Margot, țipă regele. Uite ce ne aduce căsătoria ei cu un eretic. Asta n-ar fi încă nimic dar rămâne șeful ramurei voastre, cadete, pe care l-ați apropiat de tron împotriva sfatului meu și care ar vrea să vă înlăture pe toți. Casa de Bourbon este dușmana casei de Valois. Să știți bine asta, domnule. Orice ramură cadetă trebuie menținută în cea mai mare sărăcie, căci ea este născută conspiratoare și este o prostie să-i se dea arme când nu are și să-i se lase când ea pune mâna pe ele. Orice cadet trebuie să nu fie în stare să dăuneze. Iată legea coroanelor. Așa fac sultanii din Asia. Dovezile sunt acolo sus în cabinetul meu, unde v-am rugat să mă urmați aseară. Dar voi aveți alte planuri. Peste o lună, dacă noi n-am face ordine în treaba asta, ați fi avut soarta lui Carol cel Simplu. Peste o lună strigă Carol al Nouălea îngrozit de coincidența acestei date cu amânarea cerută de către prinți chiar în aceeași noapte. Peste o lună noi vom fi stăpâni, își zise el repetându-le vorbele. Doamnă, aveți dovezi? întrebă cu voce tare. Ele sunt fără apel, domnule, provin de la fica mea Margherit. Îngrozită ea însăși de probabilitățile unei asemenea combinații și în ciuda tandreței ei pentru fratele vostru Dalanson, de tronul familiei de de data aceasta i-a păsat mai mult decât de toate iubirile ei. Ea a cerut ca preț al destăinuirilor să nu pată nimic la mol. Dar acest calic mi se pare un pungaș periculos de care trebuie să ne descotorosim, ca și de contele de Coconas, omul fratelui vostru Dalanson că despre prințul de acest copil se învoiește la toate, numai să fiu aruncată în apă. Nu știu dacă ăsta nu-i darul de nuntă pe care mi-l face pentru a-i fi dat pe drăguța lui soție. asta e grav, domnule. Voi vorbiți de preziceri. Cunosc una din ele care atribuie tronul familiei de Valois casei de -o Bourbon și dacă noi nu avem grijă, prezicerea o să se împlinească. Nu fiți supărat pe sora voastră, ea s-a purtat bine în această chestiune." Fiul meu," continuă ea după o pauză și dând glasului accentul tandreței, Mulți oameni răi ca domnii Doghiz vor să semene discordia între voi și mine." Deși în acest regat noi suntem singurii ale căror interese sunt exact aceleași, gândiți-vă la asta, voi îmi reproșați noaptea Sfântului Bartolomeu, o știu, Mă acuzați că v-am împins la ea. Catolicismul, domnule, trebuie să fie legătura dintre Spania, Franța și Italia, trei țări care pot, după un plan urmat în secret și cu abilitate, să se unească sub casa de valoa cu trecerea timpului. Nu pierdeți șansele lăsând să vă scape legătura care unește aceste trei regate în cadrul unei aceleași credințe de ce familia de ovalua și cea de medici n-ar înfăptui spre gloria lor planul lui Carol Quintul, căruia i-a lipsit însă inteligența. Să o aruncăm în lumea nouă în care ea se avânta această stirpe a Ioanei Nebuna. Stăpân la Florența și la Roma, medicii vor subjuga Italia pentru voi. Ei vă vor asigura toate avantajele printr-un tratat comercial și de alianță, recunoscându-se datorii voștri în Piemont, în Milan și la Neapole, unde voi aveți drepturi. Iată, domnule, motivele războiului pe viață și pe moarte pe care îl ducem împotriva hugenoților. Pentru ce ne siliți să vă repetăm aceste lucruri? Carol cel Mare nu se înșela înaintând spre Nord. Da, Franța este un trupa cărui inimă se află în Golful Lion, și ale cărui două brațe sunt Spania și Italia. În felul acesta se domina Mediterana, care este ca un coș în care cad bogățiile Orientului, și de care profită astăzi acești domni de la Veneția, spre necazul lui Filip al ii -lea. Dacă prietenia medicilor și drepturile voastre vă pot face să sperați a avea Italia, forța sau alianțe, o succesiune poate, vă vor da Spania înlăturați în această privință ambițioasă casă de Austria, căreia Gelfi îi vindeau Italia și care tot mai visează să stăpânească Spania. Deși soția voastră vine din această casă, coborâți Austria, îmbrățișați-o atât de puternic încât să o nebușiți. Acolo sunt dușmanii regatului vostru, căci de acolo le vin reformaților ajutoarele nu-i ascultați pe cei care află un folos în neînțelegerea noastră și care vă dau bătaie de cap, înfățișându-mă ca pe dușmanca voastră în familie. V-am împiedicat eu să aveți moștenitori? De ce metresa voastră v-a dat un fiu și regina o fică? De ce n-aveți azi trei moștenitori care ar smulge din rădăcini speranțele atâtor răscoale? Eu trebuie să răspund, domnule, la aceste întrebări. Dacă ați avea un fiu Domnul Dalanson are ar mai conspira? Încheind cu aceste vorbe, Caterina a pironia asupra lui Carol al IX-lea privirea păsării de pradă ce își fascinează victima. Fica medicilor era pe atunci în plină frumusețe. Adevăratele ei sentimente se vedeau pe chipui care, asemenea celui al jucătorului la masa verde, strălucea de o nemăsurată lăcomie. Carol al IX-lea nu mai văzut în ea pe mama unui singur om, ci chiar așa cum se zicea despre ea, pe mama armatelor și a imperiilor. Caterina își întinsese aripile și zbura cu tezătoare spre politica medicilor și a prinților de Ovalua, făcând planuri gigantice de care se înspăimântase odinioară Henry al II-lea și care, transmise prin stirpea medicilor lui Richelieu, rămaseră înscrise în cabinetul casei de Bourbon. Dar Carol al nouălea, văzându-și mama luându-și atâtea precauții, se gândea în sinea lui că ele trebuiau să fie necesare și se întreba în ce scop și le lua ea. El își plecă ochii, șovăia. Neîncrederea nu-i putea dispare în fața frazelor. Caterina fu uimită să constate cât de adânc săpate în inimă erau bănuielile fiului ei. Ei bine, domnule," zise ea, nu o să mă înțelegeți așadar deloc?" Ce suntem noi, voi și cu mine, în fața eternității coroanelor regale? Presupuneți că am alte planuri decât cele care trebuie să ne preocupe aici, în sfera în care se domină imperiile? Doamnă, vă urmez în cabinetul vostru. Trebuie să se acționeze. Să se acționeze? strigă Caterina. Să-i lăsăm să continue și să-i prindem asupra faptului. Justiția vă va scăpa de ei pentru Dumnezeu, domnule, să le arătăm că nu ne pasă. Regina se retrase. Regele rămase un moment singur, căci era copleșit cu desăvârșire. De ce parte se află capcanele? Țipă el. Care dintre ele sau dintre ei mă înșală? Care-i cea mai bună politică? Doamne, ia în seamă cauza mea, zise el cu ochii în lacrimi. Viața mă apasă. Naturală sau violentă, Prefer moartea în locul acestor hărțuieli contradictorii, murmură el, izbind cu ciocanul în nicovală cu atâta putere, încât bolțile luvrului răsunară îndelung. Dumnezeule, continuă el ieșind afară și privind cerul, tu, pentru a cărui sfântă religie mă lupt, dăm limpezimea privirii tale spre a pătrunde în inima mamei mele, întrebându-i pe rugierii. Căsuța în care locuia doamna de Obelville și unde Carol al IX-lea își depusese prizonierii, era penultima pe strada Otriuș, înspre strada Sentonore. Poarta de la stradă, flancată de două mici pavilioane de cărămidă, părea foarte simplă, într-o vreme când porțile și accesoriile lor erau lucrate în chip atât de ciudat. Ea se compunea din doi pilaștri de piatră tăiată parcă cu diamantul, iar Boltan fățișa o femeie culcată care ținea un corn al abundenței. Poarta încărcată cu ferecături enorme avea la înălțimea ochiului o ferăstruie pentru a cerceta oamenii care cereau să intre. În fiecare pavilion locuia câte un portar. Plăcerea extrem de capricioasă a regelui Carol pretindea un portar zi și noapte. Casa avea o curticică pavată după moda venețiană. La acea dată, când trăsurile nu fusese ră încă inventate, doamnele mergeau călare sau în litieră și curțile puteau fi magnifice, fără a fi în primejdie să fie stricate de cai sau de trăsuri. Trebuie să te gândești neîncetat la acest lucru ca să-ți poți explica angustimea străzilor, curțile mici și alte amănunte ale locuințelor din secolul al XV-lea. Casa, având un etaj deasupra parterului, era încoronată de o friză sculptată pe care se sprijinea un acoperiș cu patru pante, a cărui coamă alcătuia o platformă. Acest acoperiș era străpuns de lucarne împodobite cu timpane și chenare pe care dalta vreunui mare artist le dantelase și le acoperise cu arabescuri. Fiecare din cele trei ferestre ale primului etaj se impunea de asemenea privirii, prin broderiile ei de piatră pe care cărămida zidurilor le scotea în relief. La parter, un peron dublu foarte delicat, împodobit, ducea spre o poartă de intrare făcută din bucăți de piatră ieșite în afară și cioplite după moda venețiană, un sistem de ornamentare ce se regăsea atât la fereastra din dreapta cât și la cea din stânga. O grădină împărțită și plantată după moda acelui timp și în care abundau florile rare, ocupa în spatele casei un spațiu egal ca întindere cu cel al curții. O viță îmbrăca zidurile. În mijlocul unui gazon se înălța un pin argintiu. Brazdele erau despărțite de acest gazon prin alei întortochiate ce duceau la un mic boschet de tisă tunsă care se afla în fund. Zidurile îmbrăcate cu mozaicuri alcătuite din diferite pietricele asortate înfățișau ochiului desene grosolane, e adevărat, dar care plăceau prin bogăția culorilor în armonie cu cele ale florilor. Fațada dinspre grădină, asemănătoare cu cea dinspre curte, prezenta ca și ea un frumos balcon lucrat deasupra porții și care înfrumuseța fereastra din mijloc. Deasupra grădinii ca și deasupra curții, ornamentele acestei ferestre mari, ieșite în afară cu câțiva pași, urcau până la friză în așa fel încât simula un mic pavilion asemănător cu o loje cu zăbrele. Proptelele celorlalte ferestre erau încrustate cu marmuri prețioase încadrate în piatră. În ciuda gustului foarte delicat care respira în această casă, ea avea o fizionomie tristă. Lumina era oprită să intre acolo de casele vecine și de acoperișurile palatului Dalanson, care proiectau o umbră asupra curții și asupra grădinii. Apoi domnea și o tăcere adâncă. Dar această tăcere, acest clar obscur, această solitudine făceau bine sufletului care putea acolo să se consacre unui singur gând, ca într-o mănăstire unde te reculegi sau ca într-o casă galantă în care iubești Cine n-ar ghici acum meșteșugirile interioare ale acestui loc de retragere, singurul loc din regatul său unde penultimul valua putea să-și deschidă sufletul, să-și spună durerile, să-și desfășoare gustul pentru arte și să se dedice poeziei pe care o iubea, toate afecțiuni contrariate de grijile celei mai apăsătoare dintre regalități. Numai acolo era prețuit sufletul lui și valoarea lui, numai acolo, vreme de câteva luni, repede trecute, ultimele din viața sa, el se lăsă în voia bucuriilor paternității, plăcerii în care se arunca cu frenezia pe care presimțirea unei morți îngrozitoare și apropiate o insufla tuturor acțiunilor sale. A doua zi, după amiază, Maria tocmai își termina toaleta în oratoriul ei, care era și budoarul pe vremea aceea își aranja câteva bucle ale frumosului ei păr negru ca să-și potrivească peste cârlionți o nouă bonetă de catifea și se privea cu atenție în oglindă. E aproape ceasul patru. Acest interminabil consiliu s-a sfârșit, își zicea ea. Iacob s-a întors de la Luvru, unde lumea e în emoție din pricina marelui număr de consilieri convocați și a duratei acestei ședințe. Ce s-a întâmplat oare? vreo nenorocire? Dumnezeule, știe el cum mă frământ așteptându-l zadarnic? s fi dus poate la vânătoare? Dacă s-a distrat, totul o să fie foarte bine. de văd vesel, o să uit cât am suferit. Iaș își trecu mâinile de-a lungul taliei spre a-și ușor o și se întoarse într-o parte ca să vadă din profil cum îi venea rochia. Dar atunci îl văzu pe rege odihnindu-se pe pat, Covarele nebușeau atât de bine zgomotul pașilor, încât el se putuse strecura acolo fără să fie auzit. Mai speriat, zise ea scoțând un strigăt de surpriză repede stăpânit. Te gândeai la mine? o întrebă regele. Când nu m-am gândit la tine? îl întrebă Maria așezându-se lângă el. Ea îi scoase pălăria și mantaua, își trecu mâinile prin părul lui ca și cum ar fi vrut să îl pieptene cu degetele. Carol se lăsă în voia ei fără să-i spună nimic. Uimită, Maria în spre a cerceta mai bine chipul palid al regescului ei stăpân și recunoscând dată urmele unei oboseli îngrozitoare și ale unei melancolii mai cumplite decât toate pe care i le risipise până atunci. Ea și opri o lacrimă și tăcu spre a nu spori prin cuvinte imprudente dureri pe care nu le cunoștea încă. Și făcu ceea ce fac într-o asemenea împrejurare femeile iubitoare. Sărută fruntea brăzdată prea de timpuriu, obrajii ofiliți, încercând să-i transmită aceste inimi îngrijorate prospețimea inimii ei, încercând prin mângâieri gingașe să o facă să-i se destăinuie, dar totul funza dar. Ea și înălță capul până în dreptul frunții regelui pe care îl strângea ușor cu brațele ei delicate, apoi se lipi cu obrazul pe pieptul lui îndurerat, pândind momentul potrivit ca să-i pună întrebări acestui bolnav doborât dragul meu Carol, nu vrei să-i spui bietei tale prietene neliniștite gândurile care ți că fruntea scumpă, care fac să-ți pălească frumoasele buze roșii? Cu excepția lui Carol cel Mare, vorbi el cu o voce surdă și adâncă, toți regii Franței cu numele de Carol au sfârșit jalnic. Da, de unde? răspunse ea. Și Carol al viii fiind în floarea vârstei, continuă regele, acest sărman prinț s-a lovit cu capul de o ușă joasă în castelul de la Amboaz, pe care îl înfrumusețea și a murit în chinuri îngrozitoare. Moartea lui a adus casei noastre coroana. Carol al VII-lea și-a recucerit regatul. – Micuțo, a murit de foame. Regele își coborâ vocea, temându-se să nu fie otrăvit de către delfin care o omoruse pe frumoasa lui Aniez. Tatălui îi era frică de fiul său. Azi, fiul lui este frică de mama lui. De ce dezgrope astfel trecutul? Îl dojenia gândindu-se la înspăimântătoarea viața lui Carol al VI-lea. Ce să-i faci pisicuța mea? Regii pot să-și afle soarta care îi așteaptă, și fără să recurgă la ghicitoare. N-au decât să consulte istoria. În clipa de față eu caut să evit soarta lui Carol cel simplu, care a fost jefuit de coroana lui și a murit în închisoare după șapte ani de captivitate. Carol al cincelea i izgonit pe englezi, zise ea victorioasă. Nu el, ci Dugesclen, căci el o trăvi de Carol Navara și a târât zilele lâncezând. Dar Carol al patrulea, întrebă ea, el s-a căsătorit de trei ori fără să poată avea moștenitori, în ciuda frumuseții bărbătești care îi deosebea pe copiii lui Filip cel frumos. Cu el s-au stins primii valua. Cei noi se vor stinge de asemenea. Regina nu mi-a dat decât o fată și eu voi muri fără să o las însărcinată, căci un minorat ar fi cea mai mare nenorocire care ar putea lovi regatul. De altfel, ar trăi oare fiul meu? Acest nume de Carol este de funest augur. Carol cel Mare i-a stors toată fericirea. de a fi din nou rege al Franței, aș tremura să mă numesc Carol al Zecelea. Deci, cine vrea coroana? Fratele meu d'Alanson conspiră împotriva mea. Nu văd pretutindeni decât dușmani. Î, domnule, îi zise Maria, luându-și o mutrișoară adorabilă, povestește-mi istorii mai vesele. Odorul meu scump, îi răspunse regele cu însuflățire. Să nu-mi spui niciodată, domnule, nici chiar în glumă. Îmi aduce aminte de mama care mă rănește neîncetat cu vorba asta, cu care pare că vrea să-mi ia coroana. Ea îi spune fiul meu duce lui Danju, adică regelui Poloniei. Sire, rosti Maria împreunându-și mâinile de parcă s-ar fi rugat. Există un regat în care ești adorat, Maestatea voastră îl umple cu gloria și cu puterea sa, și acolo cuvântul Domnule vrea să spună iubitul meu, senior. I-aș desfăcu mâinile și, printr-un mic gest, îi arătă regelui cu degetul inima ei. Aceste vorbe fură așa de bine muzicalizate, ca să folosim un cuvânt al timpului care înfățișează melodiile dragostei, încât Carol al Nouălea o cuprinse pe Maria de mijloc o ridică cu acea putere nervoasă ce îl caracteriza și o așeze pe genunchi, apoi își frecă ușor fruntea de buclele pe care iubita lui și le aranjase atât de cochet. Maria judecă momentul ca fiind prielnic și ea încercă câteva sărutări pe care Carol mai degrabă le îndură decât le primi. Apoi, între două sărutări, îi spuse Dacă oamenii mei nu m-au mințit, ai alergat toată noaptea prin Paris ca pe vremea când te zbenguiei ca un adevărat mezin al familiei. Da, îi confirmă regele pierdut în gândurile lui. Ai bătut straja și ai jefuit câțiva burghezi de treabă, nu-i așa? Atunci, cine sunt oamenii care au fost încredințați pazei mele și care sunt atât de ticăloși încât ai interzis orice comunicare cu ei?" nici când o fată n-a fost zăvorită cu mai multă strășnicie decât acești oameni care nici n-au băut, nici n-au mâncat. Germanii lui Zollern n-au lăsat pe nimeni să se apropie de odaia în care ei băgat. Este o glumă sau este o treabă serioasă? Da, vorbi regele ieșind din visarea lui. Aseara am alergat pe acoperișuri împreună cu Tavan și cu cei doi gondi. Am vrut să iam tovarăș pe tovară și izbenguielilor mele de odinioară, dar nu mai avem aceleași picioare. N-am îndrăznit să sărim peste străzi. Totuși am sărit peste două curți, aruncându-ne de pe un acoperiș pe celălalt. În ultima curte, ajungi pe coama unui zid, la doi pași de aici, lipiți de un coș, ne-am zis, tavan și cu mine, că n-ar fi trebuit să facem ce-am făcut. Dacă fiecare dintre noi ar fi fost singur, Niciunul nu s-ar fi încumetat la această ispravă. Tu ai sărit primul, pun rămășag, așa -i? Regele zâmbi. Eu știu de ce țiriști viața. Ah, frumoasa mea ghicitoare! Ești obosit de viață. La naiba cu vrăjitorii. Eu sunt urmărit de ei, zise regele, redobândindu-și aerul grav. Vrăjitoria mea este dragostea, continuă Maria zâmbind. Din ziua fericită când m-ai iubit, nu ți-am ghicit întotdeauna gândurile? Și dacă mi îngădui să-ți spun adevărul, gândurile care te frământa astăzi nu sunt demne de un rege. Sunt eu oare rege? se întrebă el cu amărăciune. Nu poți să fii? Cum a făcut Carol al șaptelea, al cărui nume îl porți? și-a ascultat iubita monseniore și și-a recucerit regatul invadat de către englezi, după cum al tău este invadat de către oamenii religiei. Ultima ta lovitură de stat ne-a arătat drumul care trebuie urmat. Sterpește erezia. Tu dezaprobai stratagema, îi zise Carol, și astăzi ea și-a atins scopul. De altminteri, eu sunt de părerea doamnei Caterina. Era mai bine să o faci tu însuți, decât să-i lași pe frații Dăghiz să o facă. Carol al șaptelea nu avea de lupta decât cu oamenii, pe când eu găsesc dinainte mii de ei, continuă regele. Pe oameni îi ucizi, dar nu ucizi cuvintele. Împăratul Carol Cvintul a renunțat să o facă, fiul său, Don Filip, și-a istovit puterile în lupta cu ele. Noi vom pieri cu toții din pricina asta, noi, ceilalți regi pe cine mă pot sprijini eu? În dreapta la catolici îi găsesc pe frații Doghiz, care mă amenință. În stânga calviniștii nu o să-mi niciodată moartea bietului meu părinte Colini, nici vărsarea de sânge din august. Și, de altfel, ei vor să suprime tronurile. În sfârșit, în față o am pe mama mea. Arestează-o, domnește singur, își Maria regelui la ureche. Voiam să o fac ieri și nu mai vreau astăzi. Vorbești despre asta cu mare ușurință. Între fata unui spițer și cea a unui medic, diferența nu e atât de mare, continuă Marie Touche, care glumea bucuros cu privire la falsa origină ce îi se atribuia. Regele încruntă sprâncenele. Maria, fără astfel de libertăți, Caterina de medici este mama mea și tu ar trebui să tremuri de... Și de ce te temi? de o travă, zise în sfârșit regele scos din sărite. Biet copil, strigă Maria, abia stăpânindu-și lacrimile, căci atâta putere unită cu atâta slăbiciune o mișcă adânc. Ah, exclamă ea, tu mă faci să urăsc pe doamna Caterina, care mi se părea așa de bună și a cărei bunătate îmi apare ca o perfidie. Pentru ce mie îmi face atâta bine și ții atâta rău? În timpul șederii mele în Dofine, am aflat despre începutul domniei tale multe lucruri pe care mi le-ai ascuns, și mi se pare că regina mama ta ți-a pricinuit toate nenorocirile. Cum? întrebă regele Tare îngrijorat. Femeile al căror suflet și ale căror gânduri sunt curate, se slujesc de virtuți ca să stăpânească bărbații pe care îi iubesc, dar femeile care nu le vor binele, îi guvernează găsindu-și puncte de sprijin în defectele lor. Însă regina a făcut vicii din multe calități frumoase ale tale și te-a făcut să crezi că pornirile tale rele sunt virtuți. Acesta era oare rolul unei mame? Fii un tiran în felul lui Ludovic al XI-lea, inspiră o groază adâncă, imită-l pe Don Filip, alungă pe italieni, gonește pe doghiz și confiscă pământurile calviniștilor. Te vei înălța în această singurătate și îți vei salva tronul. Clipa este prielnică. Fratele tău este în Polonia. Noi suntem doi copii în politică, răspunse Carol cu amărăciune. Noi nu știm decât să facem dragoste. Vai, pisicuța mea! Ieri mă gândeam la toate astea. Voiam să împlinesc lucruri mari. Eh, și că mi-a suflat peste castelele mele de nisip. De departe, chestiunile se desemnează limpede, asemenea culmilor muntoase, și-ți zici, am să pun capăt calvinismului, o să-i învăț minte pe domnii Doghiz, o să mă despar de curtea de la Roma, o să mă bizui pe Burghezie. În sfârșit, de departe totul pare simplu, dar dacă vrei să urci muntele, pe măsură ce te apropii, greutățile te întâmpină. Calvinismul, el însuși, este ultima grijă a șefilor partidului și domnii de acești catolici turbați, ar fi desnădăjduit să-i vadă pe calviniști supuși. Mai înainte de orice, fiecare își vede de interesele lui și opiniile religioase slujesc de văl unor ambiții nesățioase. Partidul lui Carol al Nolea este cel mai slab dintre toate, cel al regelui Navarei, cel al regelui Poloniei, al ducelui Dalanson, al prinților de Oconde, al prinților de Oghiz, al mamei mele, toți se coalizează unii împotriva altora și mă lasă singur până și în consiliul meu. În mijlocul atâtor elemente de dezordine, mama mea este cea mai puternică. Ea mi-a arătat zădărnicia planurilor mele. Suntem înconjurați de supuși care își bat joc de justiție securea lui Ludovic al XI-lea, de care îmi vorbești, ne lipsește. Parlamentul nu i-ar condamna nici pe frații de Oghiz, nici pe regele Navarei, nici pe prințul de Conde, nici pe frații mei. Dacă ar face ar fi convins că ar da foc regatului. Ar trebui să recurgi la asasinat. Tronul de-ar veni de hac acestor nerușinați care au suprimat justiția. Dar unde să găsești brațe credincioase?" Consiliul ținut azi de dimineață m-a scârbit cu desăvârșire. Peste tot rădări, peste tot interese potrivnice. Am obosit să-mi mai port coroana. Nu mai vreau decât să mor în pace. Și el căzu iarăși într-o somnolență posomorâtă. Scârbit de toate, repetă cu durere Maritușe, respectând adânca toropeala a iubitului ei. Carol se afla într-adevăr într-o stare de prostrație a spiritului și a trupului atât de completă, pricinuită de oboseala tuturor facultăților și sporită de descurajarea pe care o provoacă întinderea nenorocirii, neputința vădită a succesului sau înfățișarea unor greutăți atât de imense, încât însuși geniul se îngrozește de ele. Descurajarea regelui era motivată de înălțimea la care îi se urcaseră de câteva luni curajul și ideile. Apoi, un acces de melancolie nervoasă, provocat chiar de boală, îl copleșise la ieșirea dintr-un lung consiliu care se ținuse în cabinetul său. Maria a văzut bine că el era pradă uneia din acele crize când totul este dureros și supărător, chiar și dragostea. Așadar, ea rămase în genunchiată cu capul pe genunchii regelui, care își lăsă mâna cufundată în părul iubitei, fără a schița o mișcare, fără a rosti o vorbă, fără un suspin ca și ea de altfel. Carol al ix a zăcea prăbușit în letargia neputinței și Maria, în încremeneala disperării femeii iubitoare, care zărește hotarele unde se sfârșește iubirea. Cei doi iubiți rămaseră astfel cu fundații în cea mai adâncă tăcere, o bună bucată de vreme, unul din acele ceasuri când orice cugetare deschide o rană, când norii unei furtuni lăuntrice întunecă până și amintirea fericirii. Maria se socoti întru câtva vinovată de această descurajare înspăimântătoare. Ea se întrebă cu groază dacă bucuria din calea afară de mare cu care o întâmpina regele, precum și dragostea violentă împotriva căreia ea nu avusese puterea să lupte, nu-i slăbiseră spiritul și trupul lui Carol al nouălea. În clipa când își ridică ochii scăldați în lacrimi ca și obrajii spre iubitul ei, văzu lacrimi în ochii și pe obrajii lipsiți de culoare ai regelui. Această înțelegere ce-i unea până și în durere, îl mișca atât de mult pe Carol al nouălea, încât el se scutură de toropeala lui ca un cal căruia i dai pinteni. O cuprinse pe Maria de mijloc și, mai înainte ca ea să-i poată ghici gândul, o așeză pe pat. Nu mai vreau să fiu rege," îi zise el. Nu mai vreau să fiu decât iubitul tău și să uit totul în plăcere. Vreau să mor fericit și nu sfâșiat de grijile tronului." Tonul acestor cuvinte și focul ce străluci în ochii cu puțin înainte și ai lui Carol al Nouălea, în loc să-i placă Mariei, îi pricinuiră o durere îngrozitoare. În acel moment ea își învinuia iubirea de complicitate alături de cauzele bolii de care murea regele. Îți uiți prizonierii," îi reaminti sculându-se brusc. Ei, ce-mi pasă de acești oameni? Le îngădui să mă asasineze." Cum? Asasini?" întrebă ea. Nu te neliniști, îi avem în mână scumpă copilă, nu te ocupa de ei, ci de mine. Așadar, nu mă iubești? Sire, strigă ea. Sire, repetă el scăpărând scântei din priviri, atât de violent fu primul impuls al mâniei iscate de respectul nepotrivit al iubitei sale. Tu te înțelegi cu mama mea, Dumnezeule!" strigă Maria uitându-se la scăunelul pentru rugăciuni și străduindu-se să ajungă la el spre a rosti o rugăciune. fă să mă înțeleagă!" Aha!" continuă regele cu un aer posomorât. Pe semne că ai să-ți reproșezi ceva!" Apoi, pironindu-și ochii în ochii iubitei, zise. Am auzit vorbindu-se că un oarecare de nu trește o dragoste nebună pentru tine!" glăsui el cu un aer rătăcit. Și de când, capitanul Balzac, bunicul lor, s-a însurat cu o visconti la Milano, păcătoșii nu se mai îndoiesc de nimic. Marial privi pe rege cu un aer atât de mândru încât el se rușină. În acel moment, țipetele micului Carol de Valois, care tocmai se deșteptase și pe care doica îl aducea, fără îndoială, se auziră în salonul alăturat. Intră, Burgundo zise Maria, ducându-se să-și ia copilul de la doică și aducându i regelui. Ești mai copil decât el, îi spuse ea pe jumătate supărată, pe jumătate liniștită. E tare frumos, zise Carol al Nouălea, luându-și fiul în brațe. Numai eu știu cât îți seamănă, spuse Maria. Are de pe acum gesturile și surâsul tău. Așa de de vreme? întrebă regele zâmbind. Bărbații nu vor să creadă aceste lucruri, adăugă ea. Dar Carol, ial, joacă-te cu el, privește-l. Iată, n-am dreptate. E adevărat, exclamă regele, surprins de o mișcare a copilului, care îi se păru miniatura unuia din gesturile sale. Floare frumoasă, spuse mama. El nu o să mă părăsească niciodată. El nu o să pricinuiască dureri. Regele se juca cu fiul lui, îl făcea să sară, îl săruta cu o pornire pătimașă, îi murmura cuvinte nebunești, vagi, fermecătoare onomatopeie pe care știu să le născocească mamele și doicele. Vocea îi devenea copilărească. În sfârșit, fruntea îi se însenină, bucuria îi reveni pe fața întristată și, când Maria a văzut că iubitul lui tase totul, își lăsă capul pe umărul lui și își șopti aceste cuvinte la ureche. Nu o să-mi spui, scump pe Carol, de ce mă pui să păzesc niște asasini și cine sunt acești bărbați și ce ai de gând să faci cu ei? În sfârșit, unde vă duceați pe acoperișuri? Nădăjduiesc că nu-i vorba de o femeie. Tu mă iubești mereu la fel de mult, îi spuse regele surprins de raza limpede a uneia din acele priviri întrebătoare pe care femeile știu să le arunce când trebuie. Te-ai putut îndoi de mine? continuă ea strivindu-și lacrimile sub frumoasele ploape delicate. Există femei în aventura mea, dar ele sunt vrăjitoare. Dar ce spuneam? Ne aflam la doi pași de aici, pe acoperișul unei case, zise Maria. Pe ce stradă? Pe strada se întonore pisicuța mea, zise regele, care părea că și revenise și care, adunându-și gândurile, vrut să-și pună iubita la curent cu cele ce aveau să se petreacă la ea. Trecând ieri pe acolo în vreme ce hoinăream, ochii mi-au fost atrași de o lumină puternică ce venea din podul casei în care locuiește Rene, fabricantul de parfumuri și de mănuși ale mamei mele, al tău, al curții. Am bănuiel temeinice despre ceea ce se face la acest om și dacă eu sunt otrăvit, acolo s-a pregătit o trava. De mâine îl părăsesc," spuse Maria. Ah, tu l-ai păstrat când eu îl părăsisem, țipă regele. Aici mi era viața, continuă el cu un aer posomorât, fără îndoială că aici au pus moartea. Dar, scumpul meu copil, eu vin din Dofine împreună cu delfinul tău, zise ea surâzând, și René nu mi-a mai adus nimic de la moartea reginei Navarei. Spune, te-ai cățărat pe casa lui René? Da, continuă regele. Într-o clipă urma de tavan, am ajuns într-un loc de unde am putut să văd, fără să fiu văzut, interiorul bucătăriei diavolului și să observ acolo niște lucruri care m-au împins la măsurile pe care le-am luat. N-ai cercetat niciodată podurile casei acestui blestemat florentin. Ferestrele dinspre stradă sunt întotdeauna închise, în afară de ultima, de la care se vede palatul Soason și coloana pe care a pus să o construiască mama mea pentru astrologul ei, Cosimo Rugieri. În aceste poduri se află o locuință și o galerie care nu sunt luminate decât dinspre curte, așa încât, spre a vedea ce se întâmplă acolo, trebuie să te cațări unde niciunui om nu-i dă în gând să o facă. Pe coama unui zid înalt ce duce pe acoperișul casei lui Rene, Oamenii care și-au instalat acolo cuptoarele în care distilează moartea se bizuiau pe lașitatea parizienilor ca să nu fie văzuți niciodată. Dar ei s-au bizuit fără să-l numere printre ei pe Carol de Valoa. Am înaintat pe streașină până la o fereastră, pe al cărei pervas m-am ținut drept, trecându-mi un braț în jurul maimuței ce o împodobește. Și ce ai văzut acolo, sufletul meu?" întrebă Maria speriată. O odăiță în care se fabrică operele Întunericului," răspunse regele. Primul lucru asupra căruia mi-a căzut privirea a fost un bătrân voinic așezat pe un scaun și având o bogată barbă albă, cum era cea a bătrânului Lospital, îmbrăcat ca și el cu o robă de catifea neagră. Pe fruntea lui lată adânc brăzdată, pe părui alb ce încununa capul, pe chipul calm și atent, palid de veghe și de munci, cădeau razele concentrice ale unei lămpi ce împrăștia o lumină puternică. El își împărțea atenția între un vechi manuscris, al cărui pergament avea de bună seamă mai multe secole, și două cuptoare aprinse în care fierbeau substanțe spurcate. Podeaua și pereții laboratorului nu se vedeau deloc de atâtea animale câte zăceau acolo, și schelete, și plante uscate, și minerale, și ingrediente, toate de avalma, Aici, cărți, aparate de distilare, dulapuri pline cu instrumente de magie, de astrologie. Colo, horoscoape de naștere, fiole, chipuri vrăjite și poate o otrăvuri pe care îi le furnizează lui Rene ca să-i plătească, mănușarului mamei mele, ospitalitatea și protecția pe care îi le dă. Tavan și cu mine am fost impresionați, de asigur, de înfățișarea acestui arsenal al diavolului: Căci numai delvezi și ești în puterea vrăjii și de n fi fost regele Franței, mi-ar fi fost frică. Tremură pentru amândoi, i-am recomandat lui Tavan, dar Tavan privea fascinat acest misterios spectacol. Pe un pat, alături de bătrân, era întinsă o fată de o stranie frumusețe, delicată și subțire asemenea unui șarpe, albă ca o hermină, lividă ca o moartă, nemișcată ca o statuie. Poate că e o femeie scoasă de curând dintr-un mormânt ce slujea la vreo experiență, căci ni s-a părut că mai are încă giulgiul. Ochii îi erau fixi și nu vedeam să respire. Bătrânul netrebnic nu-i dădea nici cea mai mică atenție. Îl priveam cu nespusă curiozitate și, tot studiindu-l, am ajuns să-i admir privirea atât de vie, de adâncă, de îndrăsneață, cu toată gheața vârstei. Gura îi se mișca sub imboldul gândurilor izvorâte, parcă dintr-o singură dorință ce îi rămânea antipărită în miile de zbârcituri. Totul vădea la acest bărbat o speranță pe care nimic nu o zdruncină și nimic nu o stăvilește. Atitudinea lui nemișcată și totuși fremătătoare, trăsăturile ei expresive, admirabil săpate de o patimă ce face aceeași slujbă ca dalta unui sculptor, gândurile acelea izvorâte dintr-o încercare criminală sau științifică, Inteligența aceea cercetătoare, pornită pe urmele naturii, învinsă de ea și încovoiată, dar fără a se frânge sub greutatea întrăsnelii la care nu renunță, amenințând creația cu focul pe care îl deține de la ea, totul m-a fascinat o clipă. L-am considerat pe acest bătrân mai rege decât mine, căci privirea lui cuprindea lumea și o stăpânea. M-am hotărât să nu mai făuresc spade, Vreau să plutesc pe deasupra prăpăstiilor, așa cum face acest bătrân. Știința lui mi s-a părut o regalitate sigură. În sfârșit, cred în științele oculte. Tu, fiul cel mare, răzbunătorul Sfintei Biserici Catolice, Apostolice și Romane, izbucni Maria. Eu. Ce ți s-a întâmplat oare? Spune mai departe, vreau să-mi fie frică pentru tine și tu să prins curaj pentru mine. Privindu-și orologiul, bătrânul s-a ridicat, continuă regele. A plecat nu știu unde, dar am auzit deschizându-se fereastra dinspre strada Sentonore. Curând a strălucit o lumină, apoi am văzut pe coloana palatului Soasson o altă lumină ce răspundea a bătrânului și datorită căreia l-am văzut pe cozii mărugierii în vârful coloanei. Aha, ei se înțeleg între ei. I-am spus eu lui Tavan, care din clipa aceea găsi totul înspăimântător de suspect și fu de părerea mea să punem mâna pe acești doi oameni și să poruncim să se cerceteze îndată în fricoșătorul lor atelier. Dar mai înainte de a purce la un sechestru general, am vrut să vedem ce urma să se întâmple mai departe. După un sfert de ceas, ușa laboratorului s-a deschis și Cosimo Rugierii, consilierul mamei mele, puțul fără fund care înghite toate tainele curții, căruia femeile îi cere ajutor împotriva soților și iubiților lor, căruia iubiții și soții îi cere ajutor împotriva necredincioaselor lor, care negociază viitorul ca și trecutul, primind bani de la toți, care vin de horoscoape și care trece drept a toate știutor, acest om pe jumătate demon a intrat spunându-i bătrânului, Bună ziua, frate!" El aducea cu sine o bătrânică înspăimântătoare, știrbă, cocoșată, strâmbă, încovoiată ca o pocitanie din basme, ba chiar și mai îngrozitoare. Era zbârcită ca un măruscat, cu pielea de culoare a șofranului, cu bărbia atingându-i nasul și având gura doar ca o linie ușor trasă. Ochii ei semănau cu punctele negre ale unui zar, pe frunte sta antipărită amărăciunea, iar părul îi ieșea în șuvițe cenușii de o subobasma murdară mergea sprijinindu-se într-o cârjă, mirosea eretică și avrăjitoare. Ne-am speriat foarte rău de ea, căci nici Tavan și nici eu n-am luat-o drept o femeie ca toate femeile, căci Dumnezeu nu le-a făcut pe femeie atât de înspăimântătoare ca pe asta. Ea se așeză pe un scaun de lemn fără spătar lângă drăguța șerpoaică albă care îi plăcea lui Tavan. Cei doi frați nu le dă dură nicio atenție, nici bătrânei, nici tinerei, care, una lângă alta, alcătuiau o pereche îngrozitoare. Într-o parte, viața în moarte, în cealaltă, moartea în viață. Dragul meu poet!" exclamă Maria sărutându-l pe rege. Bună ziua, Cozimo!" i-a răspuns bătrânul alchimist fratelui său. Și amândoi au privit cuptorul. Ce putere are astăzi luna?" Îl întrebă bătrânul pe Cozimo. Caro Lorenzo, i-a răspuns astrologul mamei mele: Marea din septembrie nu s-a sfârșit încă. Nu se poate ști nimic într-o asemenea dezordine. Ce ne spune Orientul în seara asta? Tocmai a descoperit, i-a răspuns Cozimo, o forță creatoare în aer care îi redă pământului tot ceea ce el îi ia. El este încredințat ca și noi că aici jos totul este produsul unei transformări lente, dar că toate adversitățile sunt formele unei aceleiași substanțe. În tocmai așa gândea predecesorul meu, a răspuns Lorenzo. Azi dimineață, Bernardo Palisi îmi spunea că metalele sunt rezultatul unei comprimări și că focul care divide totul unește de asemenea totul, că focul are puterea de a comprima după cum o are și pe aceea de a separa. Acest om de treabă are geniu. Deși eu ședeam așa ca să nu fiu văzut, Cosimo spuse deodată, luând mâna tinerei moarte. Se află cineva în apropierea noastră. Cine este? a întrebat el. Regele, zise ea. M-am arătat bătând în vitraliu. Rugierii mi-a deschis fereastra și eu am sărit în acea bucătărie a iadului, urmat de tavan. Da, regele, le-am spus celor doi florentini care ni s-au părut cuprinși de groază. În ciuda cuptoarelor și a cărților voastre, a vrăjitoarelor și a științei voastre, voi n-ați putut să ghiciți vizita mea. Sunt foarte mulțumit să-l văd pe acest faimos Lorenzo Rugieri despre care vorbește atât de misterios regina mama mea. I-am zis bătrânului care se ridică în picioare și se înclină. Voi vă aflați în regat fără învoirea mea, bătrâne," Pentru cine lucrați aici? Voi care din tată în fiu aparțineți casei de medici. Ascultați-mă! Voi vă înfruptați din atâtea pungi, încât de multă vreme alți oameni lacomi ar fi fost sătui de aur. Numai că sunteți... Oameni mult prea șireți ca să vă aruncați prostește întreburi criminale și cu atât mai puțin v-ați năpusti ca asturzi în această bucătărie. Așadar, aveți planuri secrete de nu sunteți mulțumiți nici cu aurul, nici cu puterea. Pe cine slujiți voi? Pe Dumnezeu sau pe diavol? Ce fabricați aici? Vreau adevărul, tot adevărul. Sunt în stare să-l aud și să păstrez taina treburilor voastre, oricât de condamnabile ar fi ele. Așadar, să-mi spuneți totul fără prefăcătorie. Dacă mă înșelați, mă voi purta cu asprime. Fie că sunteți păgâni sau creștini, calviniști sau mahomedani, aveți cuvântul meu de rege că veți putea pleca din regat nepedepsiți, în cazul că ați avea să vă reproșați unele mici păcate. În sfârșit, vă dau răgați noaptea asta și dimineața de mâine ca să vă faceți examenul de conștiință, căci sunteți prizonierii mei și o să mă urmați într-un loc unde veți fi păziți ca niște comori. Mai înainte de a se supune poruncii mele, cei doi florentini s-au sfătuit unul cu celălalt din priviri și Lorenzo Rugieri mi-a spus că trebuie să fiu sigur că niciun supliciu n-ar putea să le smulgă secretele. Cu toată aparenta lor slăbiciune, nici durerea și nici sentimentele omenești n-aveau putere asupra lor. Singură încredere a putea să le deschidă gura ca să rostească ceea ce păstra gândul. De asemenea, că nu trebuie să mă mir că tratează de la egal la egal cu un rege care nu-l recunoaște decât pe Dumnezeu deasupra lui, căci gândirea lui purce de și ea tot de la Dumnezeu. Ei îmi cereau, deci, tot atâta încredere câte îmi vor acorda. Dar, mai înainte de a se obliga să-mi răspunde fără gând ascuns, mi-au cerut să-mi pun mâna stângă în mâna tinerei fete care se afla acolo și pe cea dreaptă în cea a bătrânei nevrând să le dau prilej să gândească despre mine că mi-ar fi teamă de farmece, am întins mâinile. Lorenzo mi-a apucat mâna dreaptă, Cozimo, pe cea stângă și mi-au așezat-o fiecare în palma uneia dintre femei, astfel încât m-am aflat ca Isus între cei doi tâlhari. În răstimpul cât cele două vrăjitoare mi-au cercetat mâinile, Cozimo mi arătă o oglindă rugându-mă să mă privesc în ea, iar fratele lui vorbea cu cele două femei într-o limbă necunoscută. Nici Tavan, nici eu n-am putut să prindem sensul vreunei fraze. Mai înainte de a-i aduce pe acești oameni aici, am pus sigilii la toate ieșirile acestui laborator pe care Tavan s-a însărcinat să-l păzească până în clipa când, la porunca mea, Bernardo Palisi și Chaplin, medicul meu, se vor duce acolo spre a face o percheziție minuțioasă a tuturor drogurilor ce se găsesc și se fabrică acolo. Spre a împiedica să afle ce fel de cercetări se fac în laboratorul lor și de asemenea să comunice cu cineva din afară, căci ar fi putut să se înțeleagă cu mama mea, i-am adus pe acești doi diavol la să fie ținuți sub cheie păziți de germanii lui Zollern, care fac cât cele mai strașnice ziduri de temniță. Nici chiar René n-a fost slăbit din ochi în camera lui de către scutierul lui Zollern, precum și cele două vrăjitoare. Dar Pisicuța mea iubită, deoarece dețin cheile cabalei, pe regii cerșetorilor, pe șefii vrăjitorilor, pe prinții boemiei, pe stăpânii viitorului, pe urmașii tuturor prezicătorilor faimoși, vreau să citesc în sufletul tău, să-ți cunosc inima. În sfârșit, vom afla ce o să se întâmple cu noi. Voi fi nespus de fericită dacă ei pot să-mi dea de gol inima, rosti Maria, fără a vădi cea mai mică teamă. Eu știu de ce vrăjitorii nu te înspăimântă. Și tu faci farmece." Nu vrei să guști din piersicile astea?" îl împie oferindu-i niște fructe frumoase pe o farfurie de argint aurit. Privește strugurii și perele astea. M-am dus chiar eu să le culeg la Vensan. Am să mănânc din ele, căci aici nu există altă otravă decât filtrele făcute de mâinile tale. Ar trebui să mănânci multe fructe, Carol, Ți-ai primeni sângele pe care îl înfierbinți prin atâtea violențe. Oare n-ar trebui să te iubesc mai puțin? Poate că da, răspunse ea. Dacă lucrurile pe care le iubești îți dăunează și am crezut-o, voi găsi în dragostea mea puterea să ți le refuz. Îl ador mai mult pe Carol decât îl iubesc pe rege și vreau ca bărbatul să trăiască fără chinurile ce-l fac să fie trist și visător. Regalitatea mă distruge, da, sigur," zise ea, dacă n-ai fi decât un biet prins, cum e cumnatul tău regele Navarei, acest mic vânător de fuste care n-are nicio parachioară, care nu posedă decât un regat neînsemnat în Spania, unde nu va pune niciodată piciorul, iar în Franța, bearnul care de-abia îi dă atât cât să-și ducă zilele, aș fi fericită, mult mai fericită decât dacă aș fi cu adevărat regina Franței." Dar nu ești tu mai mult decât regina?" Ea nu-l are pe regele Carol decât spre binele regatului, căci regina nu este tot politică și aici?" Maria zâmbi luându și, luându-și o mutrișoară drăguță, zise, Se știe asta, sire? Și sonetul meu e gata?" Scumpă micuță, versurile se fac la fel de greu ca și edictele de pacificare. O să le termin în curând pe ale tale." Doamne, ce ușoară mi se pare viața aici, n-aș mai vrea să plec de aici. Și totuși, trebuie să interogăm pe cei doi florentini, Firar ar să fie. Găseam că-i prea de ajuns un rugier în regat, și iată că acum sunt doi. Ascultă, pisicuța mea scumpă, tu ești deșteaptă, ai fi un excelent locotenent de poliție, căci ghicești totul. Sire, noi facem presupuneri cu privire la ceea ce ne temem și pentru noi probabilul este adevărul. Iată în două vorbe în ce constă iscusința noastră. Dacă e așa, ajutăm atunci să-i descifrez pe acești doi bărbați. În acest moment, toate hotărârile mele depind de acest interogatoriu. Sunt vinovați? Sunt nevinovați? Mama mea stă în spatele lor. Îi aud vocea lui Iacob pe scară, zise Maria. Iacob era valetul favorit al regelui, cel care îl însoțea la toate petrecerile. Venise să întrebe dacă stăpânul e dispus să vorbească cu cei doi prizonieri. La un semn afirmativ, stăpâna casei dădu câteva ordine. Iacob, zise ea, scoate toată lumea din casă, în afară de doică și de domnul Delfin, dovernie, care pot să rămână. Cât despre dumneata rămâi în sala de jos, dar mai înainte de toate închide ferestrele, trage perdelele în salon și aprinde lumânările. Nerăbdarea regelui era atât de mare încât în timpul acestor pregătiri se așeză pe un scaun, lângă care loc și iubita lui, în colțul unui șemineu înalt de marmură albă în care strălucea un foc puternic. Portretul regelui era încadrat într-o ramă de catifea roșie în locul oglinzii. Carol al IX-lea își sprijini cotul pe brațul scaunului ca să-i privească mai bine pe cei doi florentini. După ce închise obloanele și trase perdelele, Iacob a prins lumânările din vasul de metal cu picior, un fel de candelabru în argint sculptat, și îl puse pe o masă unde urmau să se așeze cei doi florentini care putură să recunoască opera compatriotului lor, Benvenuto Cellini. Bogățiile acestei săli, decorate după gustul lui Carol al IX-lea, iară atunci. Se văzu mai bine ca în plină zi roșul întunecat al tapiseriilor. Mobilele delicat lucrate reflectară în ciopliturile lemnului de abanos lumina lumânărilor și pe cea a căminului. Poleitul cu aur, distribuit cu sobrietate, izbucni aici și coloca niște ochi și însufleți culoarea întunecată ce domnea în acest cuib al dragostei. Iacob bătu de două ori și la un cuvânt îi introduse pe cei doi florentini. Maritușe fu dintr-o dată pătrunsă de importanța care îl impunea pe Lorenzo atenții atât a celor mari cât și a celor mici. Acest bătrân austera, cărui barba argintie era pusă în evidență de o haină de catifea neagră, avea o frunte asemănătoare cu un dom de marmură. Figura lui severă, ai cărei ochi negri aruncau o flacără vie, vădea freamătul unui geniu scos din adânca lui solitudine și cu atât mai activ cu cât puterea nu-i slăbea în contact cu oamenii. Ai fi zis că-i fierul tăișului neîntrebuințat încă. Cât despre Cozimo el purta costumul curtenilor epocii. Maria îi făcut un semn regelui ca să-i spune că nu exagerase cu nimic în povestirea lui și ca să-i mulțumească de a îl fi arătat pe acest om extraordinar. Aș fi vrut să le văd și pe vrăjitoare, își șopti ea regelui la ureche. Devenit din nou gânditor, Carol al nouălea nu răspunse, își scuture cu grijă câteva firimituri de pâine de pe tunică și de pe pantaloni. Științele voastre nu pot să acționeze asupra cerului, nici să facă soarele să răsară domnilor din Florența, le zise regele, arătându-le perdelele care, datorită atmosferei cenușii din Paris, fusese rătrase. Nu-i lumină? Științele noastre pot, sire, să ne facă un cer după fantezia noastră, zise Lorenzo Rugieri. Vremea este întotdeauna frumoasă pentru cine lucrează într-un laborator lângă focul cuptoarelor, Asta e adevărat, în cuvință regele. Ei bine, tată, spuse el folosind o expresie pe care o obișnuia față de bătrâni. Explicați-mi foarte limpede obiectul studiilor voastre. Cine ne va garanta că nu vom fi pedepsiți? Cuvântul regelui, răspunse Carol al IX-lea, a cărui curiozitate fu violent stârnită de această întrebare. Lorenzo Rugierii părucă șovăie și Carol al IX-lea izbucni. Cine te oprește? Suntem singuri." Regele Franței este aici?" întrebă calm bătrânul. Carol al noulea chipzui o clipă și răspunse. Nu, dar nu o să vină cumva?" adăugă Lorenzo. Nu," răspunse Carol al IX-lea, stăpânindu-și o pornire de mânie. Impunătorul bătrân își lua un scaun și se așeză. Cozimo, uluit de această cutezanță, nu îndrăzni să-și imite fratele. Carol al IX-lea spuse cu multă ironie. Regele nu e aici, domnule, dar vă aflați în casa unei doamne de la care trebuia să așteptați permisiunea spre a lua loc. Cel pe care îl vedeți în fața dumneavoastră, doamnă, i se adresa atunci bătrânul, stă tot atât de mult deasupra regilor, precum stau regii deasupra supușilor lor. Și dumneavoastră o să mă considerați curtenitor în clipa când îmi veți cunoaște puterea. Auzind aceste cuvinte îndrăsnețe rostite cu enfaza italienească, Carol și Maria se priviră și îl priviră totodată și pe Cosimo, care cu ochii ațintiți asupra fratelui său, părea să-și spună Cum o să iasă din impasul ăsta greu în care ne aflăm?" Într-adevăr, o singură persoană putea să priceapă subtilitatea vorbelor cu care începuse Lorenzo Rugieri. Și această persoană nu era nici regele, nici tânăra iubită, pe care bătrânul îi vrăjise cu îndrăzneala lui, ci tocmai vicleanul Cozimo Deși superior celor mai abili slujitori de la curte și poate chiar Caterinei de Medici, o crotitoare lui, astrologul îl recunoștea pe fratele său Lorenzo, drept maestrul său. Acest bătrân savant, retras în singurătate, îi judecase pe suverani. Aproape toți blazați de veșnica schimbare a politicii, ale cărei crize erau la acea epocă atât de bruște, atât de puternice, de violente, de neprevăzute. El le cunoștea plictiseala oboseala lor față de orice lucru. Știa cu câte ardoare urmăreau ei tot ce era straniu, nou, bizar, și mai ales cât de mult le plăcea să se refugieze în sfera intelectuală pentru a se sustrage luptei necontenite cu oamenii și cu evenimentele. Carol al IX-lea, care făurea sonete și spade pentru a se sustrage treburilor istovitoare ale unui secol și în care tronul era pus în discuție, la fel ca și regele, și care din regalitate nu se alegea decât cu grijile, fără să aibă și plăcerile ei, a fost de bună seamă puternic zguduit, auzind cu câtă îndrăzneală îi este negată puterea, așa cum își îngăduise să o facă Lorenzo. Impietățile religioase nu erau deloc surprinzătoare într-o vreme când catolicismul era supus examinării cu atâta violență. Dar răsturnarea oricărei religii dată ca temelie încercărilor nebunește ale unei indeledniciri misterioase, trebuia să-l izbească violent pe rege și să-l scoată din sumbrele lui preocupări. Apoi, o cucerire în care era vorba de orice om, constituia o încercare ce făcea să pălească orice alt interes în ochii fraților rugierii să-i transmită regelui această idee era lucrul de care depindea o chezășie însemnată, pe care cei doi frați nu puteau să o ceară și pe care trebuiau totuși să o obțină. Esențialul era să-l facă pe Carol al Nouălea să șuite bănuielile, îndemnându-l să se agațe de vreo idee. Cei doi italieni nu ignorau că miza acestui joc ciudat era propria lor viață. De aceea, privirile umile și mândre totodată pe care le schimbau cu cele perspicace și bănuitoare ale Mariei și ale regelui, erau un întreg teatru. Sire, grăi Lorenzo Rugierii, voi mi-ați cerut să spun adevărul, dar pentru a vi-l putea înfățișa gol-goluț, trebuie să vă arăt adâncimea prăpastiei pe care mi-o pretindeți, prăpastie din care v-ați acest adevăr gentilomul și poetul, să ne ierte vorbele pe care fiul cel mare al bisericii ar putea să le ia drept de făimare. Eu nu cred că Dumnezeu se ocupă de treburile omenești. Deși foarte hotărât să păstreze o imobilitate regească, Carol al ix nu-și putu stăpâni un gest de surpriză. Fără această convingere, eu n-aș putea să cred în opera miraculoasă care i-am am dedicat. Dar, ca să o continui, trebuie să crezi în ea. Și dacă mâna lui Dumnezeu conduce totul, eu sunt un nebun. Așadar, Regele să o știe. Este vorba de a repurta o victorie asupra mersului actual al naturii omenești. Eu sunt alchimist, sire. Dar să nu vă gândiți ca omul de rând că eu caut să fac aur. Compoziția aurului nu este scopul, ci un accident al cercetărilor noastre. Altminteri, încercarea noastră nu s-ar numi Marea Operă. Marea operă este ceva mai îndrăzneț decât asta. Dacă deci aș admite astăzi prezența lui Dumnezeu în această treabă, la glasul meu, flacărea cuptoarelor aprinse de secole s-ar stinge mâine. Dar a nega acțiunea directă a lui Dumnezeu nu înseamnă a nega pe Dumnezeu, să nu vă înșelați în privința asta. Noi îl situăm pe autorul tuturor lucrurilor și mai sus decât îl coboară religiile. Să nu-i acuzați de ateism pe cei ce vor nemurirea. După pilda lui Lucifer, noi suntem geloși pe Dumnezeu și gelozia dovedește o iubire violentă. Cu toate că această doctrină este temelia lucrărilor noastre, nu toți adepții sunt pătrunși de ea. Cozimo, spuse bătrânul arătându-l pe fratele lui, Cozimo este cucernic. El face pomeniri pentru odihna sufletului tatălui nostru și se duce să le asculte. Astrologul mamei voastre crede în dumnezeirea lui Hristos, în imaculata concepție, în prefacerea pâinii și a vinului în trupul și sângele lui Hristos. El crede în indulgențele papei în iad. El crede într-un număr infinit de lucruri. Nu i-a sunat încă ceasul, căci i-am făcut horoscopul. El va muri aproape centenar. El trebuie să trăiască sub două domnii și să-i vadă pe doi regii Franței asasinați. Cine vor fi ei?" întrebă regele. Ultimul va lua și primul dintre burboni," răspunse Lorenzo. Dar Cozimo îmi va împărtăși părerile. Într-adevăr, nu-i cu putință să fii alchimist și catolic totodată. Să ai credință în atot puternicia omului asupra materiei și în suveranitatea spiritului." Cozimo va muri centenar, zici?" întrebă regele, încruntând amarnic din sprâncene. Da, sire," îi răspunse cu fermitate Lorenzo. El va muri liniștit și în patul lui." Dacă voi aveți puterea să prevedeți clipa morții voastre, cum de ignorați rezultatul pe care îl vor avea cercetările voastre?" întrebă regele. Și Carol al IX le-a zâmbit cu un aer triumfător, privind-o pe Marie Touche. Cei doi frați schimbară o privire rapidă de bucurie. Îl interesează alchimia," gândiră ei. Atunci suntem salvați. Pronosticurile noastre se sprijină pe starea actuală a raporturilor care există între om și natură, dar e vorba să se schimbe în întregime tocmai aceste raporturi, răspunse Lorenzo. Regele rămase gânditor. Dar dacă sunteți siguri că veți muri, sunteți siguri de înfrângerea voastră, continuă Carol al IX-lea. Precum erau și predecesorii noștri răspunse Lorenzo, ridicându-și mâna și lăsând-o să cadă cu un gest enfatic și solemn, ca de la înălțimea cugetării sale. Dar spiritul vostru a făcut o săritură ajungând la capătul drumului. Acum trebuie să vă reîntoarceți în punctul unde ne aflăm noi, sire. Dacă nu cunoașteți terenul pe care e clădit edificiul nostru, ați putea să ne spuneți că el se va prăbuși și să judecați știința cultivată secol după secol de către cei mai mari oameni, tot așa cum o judecă omul de rând. Regele făcu un semn de încuvințare. Așadar, eu gândesc că acest pământ îi aparține omului, că el este stăpânul și că poate să-și apropie toate forțele lui, toate substanțele. Omul nu este o creație ieșită imediat din mâna lui Dumnezeu, ci o consecință a principiului semănat în infinitul eterului, unde iau naștere mii de ființe, și niciuna nu seamănă de la astru la astru, pentru că pe ele condițiile de viață sunt diferite. Da, sire, mișcarea subtilă pe care noi o numim viață și-are izvorul dincolo de lumile vizibile. Ființele și-o împart după mediile în care se află ele. Și cele mai mici făpturi participă la ea, luând din ea atât cât pot să ia, pe răspunderea lor. N-au decât să se apere împotriva morții, le privește. Acolo este alchimia în întregime. Dacă omul, cel mai perfect animal de pe acest glob, ar purta în el o particică din Dumnezeu, el nu ar pieri, dar el piere. Spre a ieși din această dificultate, Socrate și școala lui au inventat sufletul. Eu, urmașul atâtor mari regi necunoscuți care au guvernat această știință, eu sunt pentru vechile teorii împotriva celor noi, eu sunt pentru transformarea materiei pe care o văd împotriva imposibilei eternității a unui suflet pe care nu-l văd. Eu nu recunosc lumea sufletului. Dacă această lume ar exista, substanțele a căror magnifică reunire produce trupul vostru și care sunt atât de strălucitoare în Doamna, nu s-ar sublima după moartea voastră pentru a se întoarce fiecare separat în compartimentul ei. Apa la apă, focul la foc, metalul la metal, tot așa cum atunci când cărbunele meu a ars, elementele lui s-au reîntors la moleculele lor primitive. Dacă pretindeți că ceva ne supraviețuiește, acest ceva nu suntem noi, căci tot ceea ce este euul actual piere. Însă euul actual vreau eu să-l continui dincolo de sorocul pus vieții. Transformării de față eu vreau să-i dau o durată mai mare. Cum? Arborii trăiesc secole, și oamenii să nu trăiască decât ani, în vreme ce unii sunt pasivi și ceilalți sunt activi, în vreme ce unii sunt nemișcați și lipsiți de grai, iar ceilalți vorbesc și merg, nici o plantă, nici o viețuitoare nu trebuie să ne fie superioară nouă aici, pe pământ, nici ca putere, nici ca durată. Noi ne-am și extins simțurile. Noi vedem pe astre. Noi trebuie să putem să ne prelungim viața. Înaintea puterii, eu pun viața. La ce slujește puterea dacă viața ne scapă? Un om rațional nu trebuie să aibă altă preocupare decât aceea de a căuta, nu dacă există o altă viață, ci taina pe care se întemeiază forma ei actuală pentru a o continua după plac. asta e dorința ce mi-albește părul. Dar eu merg cu mult curaj în beznă, conducând la luptă inteligențele ce mi împărtășesc convingerea. Într-o zi viața va fi a noastră. Dar cum?" strigă regele, ridicându-se brusc în picioare. Prima condiție a convingerii noastre fiind aceea de a crede că lumea este a omului. Trebuie să-mi acordați acest punct," zise Lorenzo. Ei bine, fie," răspunse nerăbdător Carol de Valois, fascinat de idee. Ei bine, sire, scoțându pe Dumnezeu din lumea aceasta, ce rămâne? Omul? Să examinăm atunci domeniul nostru." Lumea materială este alcătuită din elemente. Aceste elemente sunt ele însele principii. Aceste principii se rezolvă într-unul singur care este înzestrat cu mișcare. Numărul 3 este formula creației. Materia, mișcarea, produsul. Dovada, oprește-te, strigă regele. Nu-i vedeți efectele, răspunse Lorenzo. Noi am supus în creuzetele noastre ghinda din care trebuie să răsară un stejar, tot așa de bine ca și embrionul din care trebuie să iasă un om. A rezultat din această puțină substanță un principiu pur, căruia trebuia să-i se adauge o forță, o mișcare oarecare. În lipsa creatorului, acest principiu nu trebuie să-și dea lui însuși formele suprapuse care constituie lumea noastră? Căci pretutindeni acest fenomen al vieții este asemănător. Da, pentru metale ca și pentru ființe, pentru plante ca și pentru oameni, viața începe printr-un imperceptibil embrion care se dezvoltă el însuși. Există un principiu primitiv. Să-l surprindem în punctul când el acționează asupra lui însuși, când el este unul, când este principiu mai înainte de a fi făptură, cauză, mai înainte de a fi efect. Îl vom vedea atunci absolut, fără un chip anume, susceptibil să îmbrace toate formele pe care vedem că le ia când noi vom fi față în față cu această particulă atomică și când îi vom fi prins mișcarea în punctul ei de plecare, noi îi vom cunoaște legea. De atunci încolo, stăpân să impunem forma ce ne place printre toate acelea pe care îi le vedem, noi vom poseda aurul spre a avea lumea și noi ne vom face o viață de secole pentru a ne bucura de ea. Iată ceea ce adepții mei și cu mine căutăm, toate puterile noastre, toate gândurile noastre sunt folosite în această cercetare. Nimic nu ne distrage de la ea. Un ceas risipit cu vreo altă îndeletnicire ar fi un furt săvârșit asupra măreției noastre. Dacă niciodată voi nu l-ați prins pe vreunul din câinii voștri că și-a uitat vânatul și partea lui din pradă, nici eu n-am găsit niciodată pe vreunul din răbdătorii mei supuși, ispitit de vreo femeie sau de vreun interes lacom. Dacă adeptul vrea aurul și puterea, această foame purcede din nevoile noastre. El pune mâna pe o avere, tot așa cum câinele însetat bea din fugă puțină apă, deoarece cuptoarele lui vor să topească un diamant sau să prefacă în pulbere lingouri. Fiecăruia munca lui, unul caută secretul naturii vegetale, pândește viața lentă a plantelor, notează asemănarea creșterii la toate speciile și asemănarea hrănirii lor găsește că peste tot trebuie soare, aer și apă pentru a fecunda și pentru a se hrăni. Altul scrutează sângele animalelor. Un altul studiază legile mișcării generale și legăturile ei cu revoluțiile cerești. Aproape toți s-au angajat pătimași în lupta cu natura greu tratabilă a metalului, căci dacă găsim mai multe principii în toate lucrurile, găsim și toate metalele asemănătoare cu ele însele până în cele mai mici alcătuire ale lor. De aici provine eroarea comună asupra cercetărilor noastre. Îi vedeți pe acești răbdători, pe acești neobosiți atleți, mereu învinși, dar întorcându-se mereu la luptă. Omenirea sire se află în spatele nostru, așa cum argatul călare care duce câinii de vânătoare se află în urma haitei voastre. Omenirea ne strigă, grăbiți-vă, nu neglijați nimic, jertfiți totul, chiar și un om, voi care vă sacrificați pe voi înși Grăbiți vă. Grăbiți-vă, Răpuneți brațul morții, dușman ca mea! Da, Sire, noi suntem însuflețiți de un sentiment ce îmbrățișează fericirea generațiilor care vor veni. Noi am înmormântat un mare număr de oameni, și ce oameni răpuși în această urmărire. Alegându-ne această îndelădnicire, noi putem să nu muncim pentru noi înșine, putem să pierim fără a fi dezlegat taina. Și ce moarte are cel ce nu crede într-o altă viață? Noi suntem martiri glorioși, avem în inimile noastre egoismul întregii stirpe. Noi trăim în urmașii noștri. În drumul nostru, noi descoperim secrete cu care înzestrăm artele mecanice și liberale. Din cuptoarele noastre ies lumini care înarmează cele mai perfecte societăți industriale. Praful de pușcă a ieșit din alambicurile noastre. Noi vom cuceri trăsnetul. În veghile noastre asidue există răsturnări politice. Așadar, ar fi cu putință?" exclamă regele ridicându-se din nou de pe scaun. De ce nu?" zise marele maestru al noilor templieri. Lumea ne-a fost dată pentru dezbateri. Dumnezeu ne-a dat pe mână lumea. Încă odată o dată înțelegeți-o? Aici, jos, pe pământ, omul este stăpânul și materia este a lui. Toate forțele, toate mijloacele sunt la dispoziția lui. Cine ne-a creat? O mișcare." Ce putere întreține viața în noi? O mișcare. De ce știința n-ar surprinde această mișcare? Nimic nu se pierde aici pe pământ. Nimic nu pleacă de pe planeta noastră pentru a se duce aiurea. Altmintări, astrele ar cădea unele peste altele. De asemenea, apele potopului se află aici de la începutul începutului lor, fără să se fi pierdut din ele o singură picătură. În jurul nostru, de desubtul nostru, deasupra noastră, se află deci elementele din care au ieșit nenumăratele milioane de oameni care au populat pământul înainte și după potop. Despre ce-i vorba? Să surprinzi forța care dezbină. Noi o vom surprinde, din potrivă, pe cea care unește. Noi suntem produsul unei activități vizibile, când apele au acoperit globul nostru, au ieșit din ele oameni care și-au găsit elementele vieții lor în scoarța pământului, în aer și în hrana lor. Pământul și aerul posedă așadar principiul transformărilor omenești. Ele se săvârșesc sub ochii noștri, cu ceea ce se află sub ochii noștri. Noi putem așadar să surprindem acest secret, fără a limita eforturile acestei cercetări la un singur om, ci dându-i ca durată însă și omenirea. Așadar, noi ne-am luat la trânte cu materia în care eu cred și pe care eu, marele maestru al ordinului, vreau să o descifrez. Cristofor Columb a dat o lume regelui Spaniei. Eu, eu caut un popor etern pentru regele Franței. Situat înaintea celei mai îndepărtate granițe care ne desparte de cunoașterea lucrurilor, ca un observator răbdător al atomilor, eu distrug formele, desfac legăturile oricărei combinații, imit moartea ca să pot imita viața. În sfârșit, eu bat neîncetat la poarta creației și voi bate până în cea din urmă zi a mea. Când voi muri, ciocanul meu va trece în alte mâini, la fel de neobosite, tot așa cum uriași necunoscuți mi l-au transmis mie. Neînțelese imagini fabuloase ca cele ale lui Prometeu, Ixion, Adonis, Pan, etc., care aparțin credințelor religioase din orice țară, din orice vreme, ne vestesc că această speranță s-a născut odată cu omenirea. Caldeia, India, Persia, Egiptul, Grecia, Maurii și-au transmis magismul, cea mai înaltă știință printre științele oculte și care ține în păstrare fructul vechilor fiecarei generații. Acolo se afla legătura marii și măreței instituții a Ordinului Templului. Veche mănăstire fortificată la Paris, aparținând Ordinului Templierilor, ordin religios și militar fondat în 1119. Auzindu-i pe templieri Sire, unul din predecesorii voștri nu i-a ars decât pe oameni, secretele ne-au rămas. Reconstrucția templului este cuvântul de ordine al unui neam de oameni ignorat, o stirpe de cercetători cu tezători, toți privind spre răsăritul vieții, frați cu toții toți nedespărțiți, uniți printr-o idee, însemnați cu pecetea muncii. Eu sunt suveranul acestor oameni, primul ales fiind și nu prin naștere. Eu îi călăuzesc pe toți către esența vieții. Mare maestru, prieteni, adepți, noi urmărim cu toții molecula imperceptibilă care fuge de cuptoarele noastre, care încă scapă ochilor noștri. Dar ne vom face ochi și mai pătrunzători decât cei pe care ni-a dat natura vom ajunge la atomul primitiv, elementul corpuscular căutat cu mult curaj de toți înțelepții care ne-au premers în acest sublim contingent. Sire, când un om călărește peste această prăpastie și când el comandă unor scufundători atât de cutezători cum sunt frații mei, celelalte interese omenești sunt negrăit de marunte. De aceea noi nu suntem primești dioși. Disputele religioase și dezbaterile politice sunt departe de noi. Noi suntem cu mult dincolo de ele. Când te lupți cu natura, nu te cobor să iei de guler câțiva oameni. De altminteri, orice rezultat este apreciabil în știința noastră. Noi putem măsura toate efectele, le putem prevedea. În vreme ce totul este șovăitor în combinațiile în care intră oamenii și interesele lor. Noi vom supune diamantul în creuzetul nostru. Vom face diamantul, vom face aurul, noi vom face să meargă corăbiile cu puțină apă și foc, așa cum le-a făcut unul dintre noi la Barcelona. Noi ne vom lipsi de vânt, vom face vântul, vom face lumina, vom reînnoi fața imperiilor prin noi activități. Dar nu ne vom coborâ niciodată să ne urcăm pe un tron pentru a fi stingeriți acolo de către popoare. În ciuda dorinței sale de a nu se lăsa prins în mreje de către vicleniile florentine, regele, ca și naiva lui iubită, era prins, învăluit în ocolișurile și întortocheturile acestei pompoase limbuții de șarlatan. Ochii celor doi iubiți dovedeau uluirea pe care le opricinuia vederea acestor misterioase bogății talate dinaintea lor. Li se părea că zăresc un șir lung de subterane forfotind de și la lucru. Nerăbdarea curiozității alungă neîncrederea bănuielii. Atunci, strigă regele, voi sunteți mari oameni politici care puteți să ne luminați. Nu, sire, răspunse cu naivitate Lorenzo. De ce? întrebă regele. Sire, nu este dat nimănui să prevadă ce se va întâmpla cu o adunare de câteva mii de oameni. Noi putem să spunem ce va face un om cât timp va trăi, dacă va fi fericit sau nefericit. Dar noi nu putem să spunem cum vor acționa mai multe voințe la oaltă, și calculul mișcărilor oscilatorii ale intereselor lor este și mai greu de prevăzut, căci interesele sunt oamenii plus lucrurile. În singurătate, noi putem doar să zărim viitorul în mare. Protestantismul care vă sfâșie va fi sfâșiat la rândul său de consecințele lui materiale, care vor deveni teorii într-o zi. Europa atacă azi religia, mâine ea va ataca regalitatea. Așadar, noaptea Sfântului Bartolomeu era o mare concepție? Da, sire, căci dacă triumfă poporul, el își va face noaptea Sfântului Bartolomeu a lui. După ce vor fi învinse religia și regalitatea, poporul îi va ataca pe cei mari. După cei mari, el se va ridica împotriva celor bogați. În sfârșit, după ce Europa nu va mai fi decât o turmă de oameni fără consistență, deoarece va fi lipsită de șefi, ea va fi sfârșiată de cuceritori grosolani. Lumea a și înfățișat până acum de 20 de ore acest spectacol și Europa îl începe din nou. Ideile sfârșie secolele, așa cum oamenii sunt sfârșiați de patimile lor. După ce omul se va tămădui, omenirea se va tămădui și ea. Știința este sufletul omenirii, noi suntem pontifiei, și cel căruia puținei pasă de trup se ocupă de suflet. Unde ați ajuns? întrebă regele. Mergem încet, dar nu ne pierdem niciuna din cuceririle noastre. Așadar, ești regele vrăjitorilor? întrebă regele, în ciudat că e atât de neînsemnat în prezența acestui om. Impunătorul mare maestru îi aruncă lui Carol al nouă la o privire cel fulgera. Voi sunteți regele oamenilor, eu sunt regele ideilor, răspunse Marele Maestru. De alt minteri, dar exista adevărați vrăjitori, voi nu i-ați fi ars, răspunse el cu o umbră de ironie. Avem și noi martirii noștri. Dar prin ce mijloace puteți voi, continuă regele, să alcătuiți horoscoape de naștere? Cum dați știut că bărbatul venit ieri aproape de fereastra voastră era regele Franței? ce putere i-a îngăduit unuia din voi să-i spună mamei mele destinul celor trei fii a ei? Poți să-mi spui, mare maestru al acestei arte care vrea să plămădească lumea, poți să-mi spui ce gândește în acest moment regina, mama mea? Da, sire. Acest răspuns veni mai înainte ca celelalte rugierii Cozimo să-l fi tras de pulpană pe fratele său spre a impune tăcere. Știți de ce se întoarce în țară fratele meu, regele Poloniei?" Da, sire. De ce? Ca să vă ia locul. Cei mai aprigi dușmani ai noștri sunt cei apropiați nouă, strigă regele, ridicându-se furios și străbătând sala cu pași mari. Regii n-au nici frați, nici fii, nici mamă. Colinia avea dreptate. că Călăii mei nu se află în predici, ei sunt la Luvru. Voi sunteți impostori sau regicizi. Iacob, cheamă-l pe Zolern. Asire, interveni Maritușe, Frații rugierii au cuvântul vostru de gentil om. Voi ați vrut să gustați din fructul științei. De ce vă plângeți de gustul lui amar? Regele zâmbi exprimând un dispreț amar. El găsa regalitatea lui materială cu desăvârșire neînsemnată în fața imensei regalități intelectuale a bătrânului Lorenzo Rugierii. Carol al IX-lea de abia putea să guverneze Franța, marele maestru comanda o lume inteligentă și supusă. Fi sincer, îți dau cuvântul meu de gentilom că răspunsul pe care îl vei da, în cazul că ar fi mărturisirea unor crime îngrozitoare, ar fi ca și cum n-ar fi fost niciodată rostit, continuă regele. Voi vă ocupați cu pregătirea otrăvurilor. Ca să cunoști ce te face să trăiești, trebuie să știi și ce te face să mori. Ești în posesia secretului mai multor otrăvuri? Da, Sire, dar în teorie, nu în practică. Noi le cunoaștem fără să le folosim. Mama mea v-a cerut vreodată vreuna? întrebă regele curios. Sire, îi răspunse Lorenzo. Regina Caterina este prea abilă ca să întrebuințeze asemenea mijloace. Ea știe că suveranul care se folosește de o travă, de o travă piere. Membrii familiei Borgia, ca și Bianca, marea ducesă de Toscana, oferă un exemplu faimos în ce privește primejdiile pe care le prezintă aceste jalnice posibilități. La curte se știe totul. Voi puteți să ucideți un bietom și atunci la ce bun să-l otrăviți? Dar să-i ataci pe oamenii de vază, oare lucrul acesta s-ar putea ține secret? Cine a tras asupra lui Colini? N-a putut fi altcineva decât sau dumneavoastră, sau Regina, sau alte de ghiz. Nimeni nu s-a înșelat asupra faptului. Credeți-mă, nepedepsit, nu te folosești de două ori de o travă în politică. Prinții au întotdeauna urmași. Cât despre cei mici, da, ca Luther, ei devin suverani prin puterea ideilor, nu le ucizi doctrinele descotorosindu-te de ei. Regina este din Florența. Ea știe că o trava nu poate să fie decât arma răzbunărilor personale. Fratele meu, care n-a părăsit-o de la venirea ei în Franța, știe câtă supărare i-a pricinuit doamna Dian. Ea nu s-a gândit niciodată să o trăvească și putea să o facă. Ce-ar fi zis regele, tatăl vostru? Niciodată vreo altă femeie n-a fost mai în dreptul ei, nici mai sigură că nu va fi pedepsită. Doamna de Ovalantenoa trăiește încă, și vrăjile, continuă regele. Sire, răspunse Cozimo. Lucrurile acestea sunt într-adevăr atât de nevinovate încât spre a satisface patimi oarbe, noi le facem jocul, întocmai ca medicii care dau pilule din miez de pâine bolnavilor închipuiți. O femeie la disperare crede că, străpungând inima unui portret, atrage nenorocirea asupra necredinciosului pe care îl înfățișează poza. Ce vreți?" Astea sunt birurile noastre. Papa a de indulgențe, adăugă Lorenzo Rugieri zâmbind ironic. Mama mea a practicat vrăjile. La ce bun să folosească mijloace cu totul neputincioase? Cineva care poate totul. Regina Caterina ar putea să vă salveze în acest moment? Întrebă regele cu un aer posomorât. Dar noi nu suntem în primejdie sire, răspunse liniștit Lorenzo Rugierii. Eu știam, mai înainte de a intra în această casă, că voi ieși teafăr și nevătămat, deși cunosc prea bine proasta dispoziție pe care o va avea regele peste câteva zile față de fratele meu. Dar dacă riscă vreo primejdie, el o va birui. Dacă regele domnește prin spadă, el domnește de asemenea și prin justiție." Adăugă bătrânul făcând aluzie la celebra medalie bătută pentru carol al nouălea. Voi știți totul." Eu voi muri în curând și asta e bine, continuă regele, ascunzându-și mânia sub o nerăbdare febrilă. Dar cum va muri fratele meu care, după voi, trebuie să fie regele Henric al III-lea? De moarte violentă. Și domnul Alanson, el nu va domni. Așadar, Henric de Bourbon va domni, da, sire, și cum va muri el? De moarte violentă și după ce eu voi muri, ce va deveni doamna?" întrebă regele, arătând-o pe Maritușe. Doamna de Belville se va căsători, sire." Sunteți niște impostori, alungați-i, sire," zise Maritușe. Drăguța mea, frații rugierii au cuvântul meu de gentilom, replică regele surâzând. Maria va avea copii? Da, sire, doamna va trăi mai bine de 80 de ani. Trebuie să-i spânzur? o întrebă regele pe iubita lui. Și fiul meu, contele Dovernie?" întrebă Carol al Nouălea plecând să-l caute. De ce i-ați spus că o să mă căsătoresc?" îi întrebă Maritușe pe cei doi frați în clipa când rămaseră singuri. Doamnă," îi răspunse Lorenzo cu demnitate, regele ne-a somat să spunem adevărul și noi îl spunem." Așadar, este adevărat?" întrebă ea tot atât de adevărat cât este de adevărat că guvernatorul din Orlean vă iubește atât de pătimaș încât și-a pierdut capul. Dar eu nu-l iubesc deloc, strigă ea. Asta e adevărat, doamnă, zise Lorenzo, dar horoscopul dumneavoastră afirmă că o să vă căsătoriți cu bărbatul care vă iubește în acest moment. N-ați putea să mințiți un pic pentru mine? spuse ea zâmbind, căci ar fi vai și amar dacă regele ar crede în previziunile voastre dar oare nu este tot atât de necesar să creadă nevinovăția noastră? zise Cosimo aruncând favoritei o privire plină de tâlc. Precauțiile luate față de noi de către rege ne-au dat de gândit în timpul pe care l-am petrecut în frumoasa dumneavoastră temniță, că științele oculte i-au fost calomniate. Fiți liniștiți, răspunse Maria, eu îl cunosc și neîncrederea i-a fost spulberată suntem nevinovați, rosti cu mândrie bătrânul. Cu atât mai bine, zise Maria, căci regele a poruncit unor oameni experți să viziteze în acest moment laboratorul cuptoarele și fiolele voastre. Cei doi frați se priviră zâmbind. Maritușe o drept o zeflemea nevinovății lor acest zâmbet care de fapt însemna Bieți proști, vă închipuiți că dacă știm să fabricăm o otrăvuri, nu știm unde să le ascundem? Unde sunt oamenii regelui? întrebă Cozimo. La Rene, răspunse Maria. Cozimo și Lorenzo își aruncară o privire prin care își mărturisirea același gând. Palatul Soason este inviolabil. Regele dăduse până într-atât uitării bănuielile sale, încât în clipa când se duse să-și ia fiul și când Iacob l-opri ca să-i înmâneze un bilet trimis de Chaplin, el... Îl despături fiind sigur de ceea ce medicul său îi aducea la cunoștință cu privire la rezultatul vizitării laboratorului, unde nu se găsiseră decât lucruri privind alchimia. O să trăiască fericit? întrebă regele, înfățișându-l pe fiul său celor doi alchimiști. Asta îl privește pe Cozimo, răspunse Lorenzo, arătându-l pe fratele lui. Cozimo lua mânuța copilului și o privi foarte atent. Domnule, îi spuse Carol al nouălea bătrânului. Dacă aveți nevoie să negați spiritul ca să credeți în posibilitatea îndelednicirii voastre, explicați-mi cum de puteți să vă îndoiți de ceea ce constituie puterea voastră. Gândirea pe care vreți să o anulați este torța care vă luminează cercetările." Aha! Nu-i ca și cum te-ai mișca și te ai tăgădui mișcarea?" exclamă regele care, satisfăcut de a fi găsit acest argument, își privi triumfător iubita. Gândirea, răspunse Lorenzo Rugieri, este exercițiul unui simț interior, tot așa după cum facultatea de a vedea mai multe obiecte și de a le percepe dimensiunile și culoarea este un efect al vederii noastre, nu-i așa? Asta nu are nimic de a face cu afirmația că există o altă viață. Gândirea este o facultate care încetează chiar în timpul vieții, odată cu forțele care o produc. Sunteți consecvenți, îi răspunse regele surprins. Dar alchimia este o știință ateistă. Materialistă sire, ceea ce este cu totul altceva. Materialismul este consecința doctrinelor indiene transmise prin misterele lui Isis, caldei și Egiptului, și aduse în grecia de către Pitagora, unul dintre semizeii omenirii. Asa, doctrina a transformărilor este matematica materialismului, legea via a fazelor sale fiecare din diferitele acțiuni de creație care alcătuiesc creația terestră are puterea să întârzie mișcarea care o antrenează în alta acțiune de creație. Alchimia este deci știința științelor, strigă Carol al ix la entuziasmat. Vreau să vă văd la lucru. Ori de câte ori veți dori, sire, nu o să fiți mai nerăbdător decât regina, mama voastră. Ah, iată deci pentru ce ea vă iubește atâta, exclamă regele. Casa de medici protejează în taină cercetările noastre de aproape un secol. Sire, zise Cozimo, acest copil va trăi aproape o sută de ani. Va avea necazuri, dar va fi fericit și onorat, întrucât în vinele lui curge sângele familiei va lua. O să vă vizitez, domnilor, zise regele, redobândindu-și buna dispoziție. Puteți pleca. Cei doi frați îi salutară pe Maria și pe Carol al nouălea și se retraseră. Ei coborire cu gravitate treptele fără a se privi sau a rosti vreun cuvânt. Nu se întoarseră nici măcar spre ferestre în clipa când ajunseră în curte, fiind siguri că ochiul regelui îi spionează. Ei îl zăriră într-adevăr la fereastră pe carul al nouălea când o luară într-o parte ca să iasă prin poarta de la stradă. Pe strada Otriuș, Alchimistul și astrologul își aruncare privirile înaintea și îndărătul lor ca să vadă dacă nu fuseseră urmăriți sau pândiți. Ei merseră până la șanțurile luvrului fără să schimbe o vorbă, dar odată ajunși acolo, aflându-se singuri, Lorenzo îi spuse lui Cosimo în argoul florentin al acelei vremi. Drace, strașnic l-a mai încurcat. Să-i fie de bine, e treaba lui să se descurce," replică frate său Cozimo. Regina are de ce să-mi mulțumească. I-am dat mare ajutor. După câteva zile de la această scenă, care impresionă pe Maritușe tot atât cât și pe rege, într-unul din acele momente când spiritul este într-o câtva desprins de trup prin plenitudinea plăcerii, Maria strigă. Carol, pe Lorenzo Rugieri îl înțeleg bine, dar Cosimo n-a spus nimic. Este adevărat, spuse regele, surprins de această strefulgerare subită. În vorbele lor era tot atât adevăr cât și minciună. Italienii ăștia ați că printre degete camătase pe care o fac. Această bănuială explică ura pe care și-o manifestă regele împotriva lui Cosimo la judecarea conspirației lui Lamol și a lui Coconas. Găsindu-l ca pe unul din cei ce luase parte la această uneltire, el crezu că a fost tras pe sfoară de cei doi italieni, căci i se făcu dovadă că astrologul mamei sale nu se ocupa exclusiv de astre, de praful de pușcă și de atomul pur. Lorenzo părăsise regatul. Cu toată neîncrederea pe care mulți oameni o au în această privință, evenimentele care urmarea acestei scene confirmară oracolele făcute de către frații rugierii. Regele muri după trei luni. Contele de Gondi îl urmă pe Carol al nouălea în mormânt, cum i-o spusese fratele lui, mareșalul Doreț, prietenul fraților Rugieri, și care credea în pronosticurile lor. Maritușe se căsători cu Carol de Balzac, marchiz d'Antragu, guvernator în Orlean, cu care ea a avut două fete. Cea mai celebră dintre ele, soră după mamă cu contele Dovernie, a fost iubita lui Henric al IV-lea și a vrut cu prilejul conspirației lui Byron să-l pună pe fratele său pe tronul Franței, alungând casa de Bourbon. Contele Dovernie, devenit duce Dan d'Angoulême, a trăit sub domnia lui Ludovic al XIV-lea. El bătea monede pe pământurile sale, alternându-și titlurile. Dar Ludovic al XIV-lea l-a lăsat să facă. Într-atât de mult respect avea el pentru sângele casei de valua. Cosimo Rugieri a trăit până sub Ludovic al XIII-lea, el a văzut căderea casei de medici în Franța și căderea consinilor. Istoria a avut grijă să constate că el a murit ateu, adică materialist. Marchiza d'Antragueu a depășit vârsta de 80 de ani. Lorenzo și Cosimo l-au avut ca elev pe faimosul conte de Saint-Germain, care a făcut atâta vâlvă sub domnia lui Ludovic al XV-lea. Acest faimos alchimist avea numai puțin de 130 de ani, vârste pe care unii biografi o dau lui Marion Dolorm. Contele putea să știe de la frații rugierii istorioarele despre noaptea Sfântului Bartolomeu și despre domnia casei de Valois, în care îi plăcea să joace un rol, povestindu-le la persoana întâi a verbului. Contele de Saint-Germain este ultimul din alchimiștii care au explicat cel mai bine această știință, dar el n-a scris nimic. Doctrina cabalistică expusă în acest studiu purcede de la acest personaj misterios. Ciudat lucru, trei existențe de bărbați, cea a bătrânului de la care vin aceste informații, cea a contelui de Saint-Germain și cea a lui Cosimo Rugieri, sunt suficiente spre a îmbrățișa istoria europeană de la Francis I până la Napoleon. Nu e nevoie decât de 50 de vieți asemănătoare spre a urca până la prima perioadă cunoscută a lumii ce sunt 50 de generații pentru a cerceta misterele vieții, zicea contele de Saint-Germain. Paris, noiembrie-decembrie 1836 Partea a treia, cele două vise Bodard de saint jean vistiernic al marinei, era în 1786 unul dintre financierii Parisului, al cărui lux atrăgea cel mai mult atenția și ațăța bărfelile orașului. La acea epocă, el își construia la Noi, celebra sa Folie, casă de petrecere la țară. În limba franceză, Folie înseamnă nebunie. Iar soția lui cumpăra spre a-și împodobi baldachinul patului o garnitură de pene de ornament al cărei preț a înspăimântat-o pe regina. Pe atunci era mult mai ușor decât azi să fii la modă și să faci Parisul să se ocupe de tine adeseori era de ajuns doar un cuvânt de spirit sau fantezia unei femei. Bodar poseda magnificul palat din piața Vandom, pe care fermierul general Danje îl părăsise nu de mult de nevoie. Acest faimos epicurian tocmai murise și, în ziua înmormântării, domnul de Obievr, prietenul lui intim, făcu o glumă zicând că acum se putea trece prin piața Vandom fără primejdie. Această aluzie la mizele mari ce se jucau în casa defunctului a fost tot discursul funebru. Spre a încheia în două cuvinte istoria lui Bodar, el era un vietom care a dat un faliment de 14 milioane după cel al prințului de Gemene. Stângăcia de care dădu dovadă de a nu preceda serenisima bancrută, ca să mă slujesc de expresia lui Lebrun Pindar, fu pricina că nu se mai vorbi de el a murit ca Burvale, Bure și mulți alții într-un pod. Doamna de Osenjam avea ambiția să nu primească la ea decât nobili, un vechi caragioslic mereu nou. Pentru ea, tocile din parlament erau un lucru prea neînsemnat. Ea voia să vadă în saloanele ei persoane cu titluri care să aibă cel puțin marile intrări la Versailles. Să spui că au venit mulți decorați cu cordonul albastru la soția financiarului ar fi să minți, dar e foarte sigur că ea a izbutit să câștige bunăvoința și atenția câtorva membri ai familiei Roan, cum o dovedie în urmă prea faimosul proces al colierului. Într-o seară, era cred în august 1786, am fost foarte surprins să întâlnesc în salonul acestei vistiernice atât de prefăcută în privința dovezilor, două chipuri noi ce mi se părură o tovărășie îndeajuns de proastă. Ea a venit la mine în firida unei ferestre unde mă dusesem să mă izolez în mod intenționat. Spuneți-mi, o întrebai arătându-i printr-o privire interogativă pe unul din necunoscuți. Cine e individul ăla? Cum de-l primiți în casa dumneavoastră? Acest bărbat este fermecător. Îl vedeți prin prisma dragostei sau mă înșel? Nu vă înșelați, răspunse iar zând. E urât ca o omidă, dar mi-a făcut cel mai mare serviciu pe care poate să-l facă un bărbat unei femei. Deoarece o priveam cu malițiozitate, ea se grăbi să adauge. El m-a vindecat complet de niște nesuferite pete roșii, ce-mi inflamau obrazul și mă făceau să par o țărancă. Am ridicat din numeri bine dispus. Este un șarlatan, am exclamat. Nu, mi-a răspuns ea. Este chirurgul pașilor. Are mult spirit vojur și, de alt minte, scrie. Este un mare savant. Dacă stilul seamănă cu fața lui, am continuat eu zâmbind, dar celălalt, care celălalt? Acel domn mic afectat, rețel, împopoțonat și care parcă a mâncat aguridă. Este un bărbat dintr-o familie destul de bună, mi-a replicat ea. Vine nu știu din ce provincie. Ah, da, din Artoa. Este însărcinat să ducă la bun sfârșit o afacere ce îl privește pe cardinal și însă și eminența sa l-a prezentat de curând domnului de Saint-Jean. Amândoi l-au ales pe saint ca arbitru. Aici, provincialul n-a dat dovadă de spirit. Numai niște naivi puteau să încredințeze un proces acestui om. E blând ca un mielușel și timid ca o fată. Eminența sa are multă bunăvoință față de el. Da, despre ce-i vorba? Despre o sută de mii de livre, răspunse ea. Așadar, e un avocat, am continuat eu, înclinându-mă ușor. Da, răspunse ea. Destul de stingerită de această mărturisire umilitoare, doamna Bodar se duse să-și ia locul la jocul de cărți. Toate partidele erau complete. Nu mai aveam nimic de făcut și nici de spus. Pierdusem două mii de scuzi jucând împotriva domnului Dolaval, cu care m-a întâlnit la o desfrânată. M-am dus să mă trântesc pe o canapea aproape de șemineu. Dacă a existat vreodată pe acest pământ vreun om din calea afară de uimit, acesta am fost cu siguranță eu când am zărit că, vis, -vis de mine, în firida ferestrei, stătea controlorul general. Domnul de Calon părea să fie atipit sau se lăsa în voia unei meditații una din acelea care îi tiranizează pe oamenii de stat. Când i l-am arătat printr-un gest pe ministru, lui Bomarșe, care venea spre mine, părintele lui Figaro îmi lămuri acest mister fără să rostească un cuvânt. El îmi indică rând pe rând capul meu și pe cel al lui Bodar printr-un gest destul de răutăcios care consta în a desface spre noi două degete de la mână, pe celelalte ținându-le strânse. Prima intenția mea a fost să mă ridic și să mă duc să-i spun ceva nostim lui Calon. Am rămas însă locului. Mai întâi pentru că mă gândeam să-i joc o festă a acestui favorit. Apoi Bomarșe mi-a prins cu familiaritate mâna. Ce vreți, domnule?" i-am zis. El clipi din ochi arătându-mi pe controlor. Nu-l treziți," îmi șopti la ureche. Când el doarme, tot omul e fericit." Dar somnul este și el un plan al finanțelor, am zis eu. Desigur, n a răspuns omul de stat care neghicise cuvintele doar după mișcarea buzelor. Și idee, domnul, să putem dormi vreme îndelungată, ca să nu existe deșteptarea pe care o să o vedeți. Monseniore, spuse dramaturgul, trebuie să vă aduc mulțumiri. Pentru ce? Domnul de Omirabo a plecat la Berlin. Nu știu dacă în această afacere a apelor nu ne-am fi înnecat amândoi dați dovadă de prea multă memorie și de prea puțină recunoștință, replică sec ministrul, supărat că își vede divulgat un secret în fața mea. Tot ce se poate, răspunse Bomarșe, grozav de înțelept, dar am milioane ce pot rezolva multe socoteli. Calon se prefăcu a nu înțelege. Se făcuse 12 și jumătate noaptea când s-au terminat partidele. Ne-am așezat la masă. Eram zece persoane. Bodar și soția lui, controlorul general, Bomarșe, cei doi necunoscuți, două doamne drăguțe ale căror nume trebuie trecute sub tăcere și un fermier general numit, cred, Lavoazie. Din cele 30 de persoane pe care le-am găsit în salon când am intrat, nu mai rămăseseră decât acești zece convivi. În afară de ei, cei doi indivizi necunoscuți n-au rămas la masă decât la insistențele doamnei de Osenjam, care socoti să se achite de unul, dându-i să mănânce, iar pe celălalt, invitându-l poate doar ca să-i facă pe plac soțului ei, cu care e cocheta, nu știu prea bine de ce. La urma urmei, domnul de Calon era un om puternic, și dacă cineva ar fi trebuit să se felicite, acela aș fi fost eu. La început, supeul a fost plictisitor de moarte. Cei doi indivizi și fermierul general ne stingereau. I-am făcut un semn lui Bomarșe, dându-i de înțele să-l îmbete pe fiul lui Esculap, care stătea în dreapta lui și arătându-i tot prin semne că de avocat mă ocup eu. Cum nu ne mai rămânea decât acest mijloc ca să ne distrăm și cum ne așteptam din partea celor doi indivizi la niște necuvințe care ne și distraseră până atunci, domnul de Calon zâmbi ghicindu-mi planul. Cât ai clipi cele trei doamne de complice la conspirația noastră bahică ele se obligară prin ochia de pline de tâlc să-și joace rolul în complotul urzit și vinul de osilerii, cu spumai argintie, a umplut de mai multe ori paharele. Cu chirurgul a mers destul de ușor, dar vecinul meu, când am vrut să-i torn al doilea pahar, mi-a spus cu politețea recea unui cămătar că nu mai bea. În acel moment, doamna de Saint-Jean, nu știu prin ce întorsătura a conversației, de la capitolul despre magnificele supeuri ale contelui Caliostro, ne adusese la cele pe care le dădea cardinalul de Roan. Eu nu eram prea atent la ceea ce spunea stăpâna casei, căci, după răspunsul pe care mi-l dăduse, observam cu o curiozitate nestăpânită chipul afectat și palid al vecinului meu, a cărui caracteristică era nasul cârn și ascuțit totodată, ceea ce îl făcea să semene uneori cu un dihor, Deodată obrajii se îmbujorară, auzind-o pe doamna de saint jean certându-se cu domnul de Calon. Dar vă asigur, domnule, că am văzut-o pe regina Cleopatra," spune ea pe un ton poruncitor. Vă cred, doamnă," interveni vecinul meu. Eu am vorbit cu Caterina de medicii." Oh, oh!" exclamă domnul de Calon. Aceste cuvinte fură rostite de micul provincial cu o rezonanță indefinibilă, dacă mi este îngăduit să împrumut acest termen din fizică. Neașteptata limpezire a intonației la un om care până atunci vorbise foarte puțin, tot timpul foarte încet și cât mai cuvincios cu putință, ne-a surprins în cel mai înalt grad. Dar vorbește odată, îi strigă chirurgul, pe care Bomarșe îl adusese într-o stare satisfăcătoare. Vecinul lui o fi apăsat pe vreun resort, răspunse autorul de satire. Omul meu se înroși un pic auzind aceste vorbe, deși ele fusese rostite în șoaptă. Și cum era răposata regina?" întrebă Calon. N-aș spune că persoana cu care am supat ieri era chiar Caterina de Medici. Această minune pare de bună seamă de-a dreptul cu neputință unui creștin, precum și unui filozof." răspunse avocatul, sprijinindu-și ușor vârful degetelor pe masă și lăsându-se pe spătarul scaunului, ca și cum avea de gând să vorbească multă vreme. Cu toate acestea, pot să jur că femeia aceea semăna atât de bine cu Caterina de Medici, ca și cum ar fi fost surori. Cea pe care am văzut-o avea o rochie de catifea neagră, absolut la fel cu cea purtată de această regină în portretul pe care îl are regele. Capul îi era acoperit cu boneta ei de catifea atât de caracteristică. În sfârșit, avea tenul palid și chipul pe care îl cunoașteți. N-am putut să mă abțin să nu-i mărturisesc eminenței sale surpriza mea. Repeziciunea evocării mi s-a părut cu atât mai miraculoasă, cu cât domnul conte de Caliostro nu putuse să ghicească numele personajului cu care dori să mă întâlnesc. Am rămas buimăcit. Magia spectacolului cu care înfățișa un supeu la care apăreau femei ilustre din vremurile trecute mi-a răpit orice prezență de spirit. Am ascultat fără să îndrăznesc să mai pun întrebări. Scăpând către miezul nopții din mrejele acestei vrăjitorii, Mă îndoiam aproape până și de mine însumi. Dar toată această lume miraculoasă mi se păru firească în comparație cu ciudata halucinație pe care aveam să o mai trăiesc. Nu știu cu ce cuvinte aș putea să vă zugrăvesc în ce stare îmi erau simțurile. Vă declar numai cu toată sinceritatea inimii că nu mă mai mir că s-au găsit odinioară suflete îndeajuns de slabe sau îndeajuns de puternice ca să creadă în misterele magiei și în puterea demonului. Cât despre mine, până la o mai amplă informare, consider ca posibile aparițiile despre care au vorbit Cardan și alți câțiva taumaturgi. Aceste cuvinte, rostite cu elogvență de necrezut, erau de natură să deștepte o imensă curiozitate tuturor convivilor. De aceea, privirile ni s-au întors spre orator și am rămas cu toții înmărmuriți. Doar ochii mai trădau viața, răsfrângând lumânările scânteietoare ale candelabrelor. Tot contemplându-l pe necunoscut, mi s-a părut că prin porii obrazului și mai ales prin cei ai frunții sale, răzbătea sentimentul de care era stăpânit. Acest bărbat, în aparență rece și calculat, părea să ascundă în el un foc tăinuit, a cărui flacără acționa asupra noastră. Nu știu, continuă el, dacă figura evocată m-a urmărit devenind invizibilă, dar, îndată ce am pus capul pe pernă, am văzut marea umbra a Caterinei ridicându-se dinainte. M-am simțit instinctiv într-o sferă luminoasă, căci ochii mei ațintiți asupra reginei cu o fixitate de nesuportat, n-au văzut-o decât pe ea. Deodată ea s-a plecat spre mine. La aceste cuvinte, doamnele schițară un gest unanim de curiozitate. Dar, urma avocatul, nu știu dacă trebuie să continui. Deși sunt înclinat să cred că nu-i decât un vis, ceea ce am de spus e grav. Este vorba de religie? întrebă Bomarșe. Sau o fi vreo indecență?" întrebă ironic Calon. Doamnele de față o să vi-o ierte." Este vorba de guvernare," răspunse avocatul. Hai să auzim," îl îndemnă ministrul. Volter, Diderot și consorților au început să ne facă îndeajuns de bine educația urechilor noastre. Controlorul deveni foarte atent, iar vecina lui, doamna de Jean-Li, foarte preocupată. Provincialul tot mai șovăia, Bomarșă îi zise atunci cu însuflețire. Dar haideți odată, maestre! Nu știți că atunci când legile lasă prea puțină libertate, popoarele și au revanșa în moravuri? Atunci convivul începu. Fie că unele idei îmi umblă fără știrea mea prin cap, fie că am fost împins de o putere ascunsă, i-am zis. Ah, doamnă, ați săvârșit o crimă foarte mare! Care? m-a întrebat ea cu voce gravă. Ce al cărei semnal a fost dat de clopotul palatului la 24 august. Ea a zâmbit disprețuitoare și câteva cute adânci i s-au ivit pe obrajii palizi. Voi numiți asta o crimă?" începuia. N-a fost decât o nenorocire. Acțiunea rău condusă eșuând n-a rezultat din ea pentru Franța, pentru Europa, pentru Biserica Catolică, binele pe care le așteptam de pe urma ei. Ce vreți, ordinele au fost rău executate." N-am întâlnit atâția Montlu cât trebuiau. Blaise de Montlu, capitan, apoi mareșal al Franței, a fost de o cruzime necruțătoare față de calviniști. Posteritatea nu va ține seama de lipsa de comunicații care ne-a împiedicat să imprimăm operei noastre unitatea de mișcare necesară marilor lovituri de stat. Iată nenorocirea! Dacă la 25 august n-ar mai fi rămas nici urmă de hugenot în Franța, eu aș fi rămas până în cea mai îndepărtată posteritate ca o imagine frumoasă a Providenței. De câte ori spiritele clar văzătoare ale lui Sixtus al V-lea, Richelieu, Bossuet, nu m-au acuzat în secret de a fi ieșuat în acțiunea mea, după ce îndrăznisem să o concep. De asemenea, câte regrete n-au existat la moartea mea. 30 de ani după noaptea Sfântului Bartolomeu, boala mai dăinuia încă. Ea făcuse să curgă de 10 ori mai mult sânge nobil în Franța decât mai rămăsese să se verse la 26 august 1572. Revocarea edictului din Nant, în cinstea căreia voi ați bătut medalii, a costat mai multe lacrimi, mai mult sânge și bani, a ucis mai mult prosperitatea în Franța decât trei nopți ale Sfântului Bartolomeu. Letelier a știut să desăvârșească cu o pană înmuiată în cerneală decretul pe care tronul îl promulgase în secret încă de pe vremea mea. Dar dacă la 25 august 1572 această imensă execuție era necesară, la 25 august 1685 ea era inutilă. Sub cel de-al doilea fiu al lui Henric de Valois, erezia era de abia însărcinată. Sub al doilea fiu al lui Henric de Bourbon, această mamă fecundă și aruncase sămânța în întregul univers. Voi mă acuzați de o crimă și tot voi ridicați statui fiului Anei de Austria. El și eu am încercat totuși același lucru. El a reușit, eu am dat greș. Dar Ludovic al XIV-lea i-a găsit nenarmați pe protestanți, care sub domnia mea aveau armate puternice, oameni de stat, capitani, și Germania de partea lor. La aceste cuvinte rostite rar, am simțit în mine o înfiorare lăuntrică. Credeam chiar că respir aburul sângelui, nu știu căror victime. Caterina stătea acolo ca un geniu rău și am avut impresia că vrea să-mi pătrundă în conștiința mea spre a se odihni. El a visat, spuse Bomarșe cu voce scăzută. De bună seamă că a visat. Sunt năucit, i-am spus reginei. Dumneavoastră vă felicitați pentru o faptă pe care trei generații o osândesc, o înfierează și... Adăugați, continuă ea, că toate condeile au fost mai nedrepte față de mine chiar decât au fost contemporanii mei. Nimeni nu mi-a luat apărarea. Sunt acuzată de ambiție, eu bogată și suverană. Sunt învinuită de cruzime, eu care n-am pe conștiință decât două capete tăiate și pentru spiritele imparțiale, eu sunt poate încă o mare problemă. Credeți voi așadar că eu am fost stăpunită de sentimente de ură, că n-am dorit decât răzbunare și violență? Ea zâmbi cu milă. Eram liniștită și rece ca rațiunea însăși. I-am condamnat pe hugenoți fără milă, dar fără patimă. Ei erau portocala stricată din coșul meu cu fructe. De-aș fi fost regina Angliei, i-aș fi judecat la fel pe catolici, de s-ar fi răzvrătit. Pentru ca puterea noastră să aibă oarecare durată în epoca aceea, trebuia să existe în stat un singur Dumnezeu, un singur stăpân. Din fericire pentru mine, mi-am gravat justificarea într-un cuvânt. Când Biragă mi-a dat vestea falsă a pierderii bătăliei de la Gră, eu am strigat. Ei bine, o să mergem la predică ură împotriva oamenilor religiei, îi stimam mult și nu-i cunoșteam deloc. Dacă am nutrit aversiune față de câțiva oameni politici, asta a fost față de lașul cardinal de Lorena, față de fratele lui, soldat viclean și brutal, care mă spionau amândoi. Ei erau dușmanii copiilor mei, ei voiau să le smulgă coroana, eu îi vedeam în fiecare zi și mă oboseau din calea afară. Dacă noi n-am fi ordonat noaptea Sfântului Bartolomeu, Frații de Ghiz ar fi săvârșit-o cu ajutorul Romei și al călugărilor ei. Liga, care n-a fost puternică decât spre bătrânețea mea, ar fi început să fie în 1573. Dar, doamnă, în loc să porunciți acest groaznic asasinat, iertați-mi, francheța, de ce nu ați folosit vastele posibilități ale politicii voastre pentru a da reformațiilor înțeleptele instituții care au făcut atât de glorioasă și de pașnică domnia lui Henric al IV-lea? Ea zâmbi din nou, ridică din numeri și izbârciturile ei adânci, dă dură chipului ei palid, o expresie de ironie plină de amărăciune. Popoarele, zise ea, au nevoie de odihnă, după cele mai îndârjite lupte. Iată secretul acestei domnii. Dar Henric al IV-lea a săvârșit două greșeli de neiertat. El nu trebuia nici să abjure protestantismul, nici să lase Franța catolică după ce el însuși devenise catolic. El singur s-a aflat în situația de a putea schimba fără zguduiri fața Franței. Să lași într-o guvernare două principii dușmane fără ca nimic să nu le țină în echilibru, iată o crimă regală. Doar lui Dumnezeu îi stă în putere să pună în opera sa neîncetat binele și răul, unul în fața celuilalt. Dar poate că această sentință se afla înscrisă în străfundul politicii lui Henric al IV-lea și poate că ea i-a pricinuit moartea este cu neputință ca Siuli să nu fie aruncat o privire jinduitoare asupra acestor imense bunuri ale clerului, pe care clerul nu le poseda în întregime, căci nobilimea risipea cel puțin două treimi din veniturile lor. Reformatul Siuli avea totuși mănăstiri. Ea se opri și păru să reflecteze. Dar continua apoi. Nu vă gândiți că îi cereți socoteală pentru catolicismul ei, nepoatei unui papă? Ea se opri iarăși. La urma urmei, eu aș fi devenit bucuros calvinistă, adăugă ea, făcând fără voie un gest de nepăsare. Oamenii superiori din secolul vostru tot vor mai gândi că religia era într-o oarecare măsură în acest proces, cel mai mare din câte a judecat vreodată Europa, o vastă revoluție, întârziată din pricini mici care nu vor împiedica să treacă cu tăvălugul peste lume, întrucât eu n-am înăbușit-o. Revoluție, zise ea aruncându-mi o privire pătrunzătoare, care înaintează mereu și pe care tu vei putea să o desăvârșești, dar tu, tu care mă asculți, am tresărit. Cum? Nimeni până acum n-a înțeles că vechile și noile interese au fluturat numele Romei și pe a lui Luther ca pe niște stindarde? Cum? Spre a evita o luptă aproape asemănătoare, Ludovic al IX-lea, târând o populație de o sută de ori mai mare decât cea pe care am condamnat-o eu și părăsind-o nisipurile Egiptului, a meritat numele de sfânt și eu, dar eu, zise ea, am dat greș. Își plecă fruntea și tăcu o clipă cea pe care o priveam nu mai era o regină, ci mai degrabă una din acele preotese antice care jertfeau oameni și știa să deslușească paginile viitorului, dezgropând învățămintele trecutului. Dar îndată își ridică cu echip. Atrăgând atenția tuturor burghezilor asupra abuzurilor bisericii romane, zise ea, Luther și Calvin făceau să se nască în Europa un spirit de investigare care avea să insufle popoarelor voința de a cerceta totul. Cercetarea conduce la îndoială. În locul unei credințe necesare societăților, ei trau după ei și în depărtări o filozofie ciudată, înarmată cu ciocane, dornică să dărâme. Știința se avânta strălucind de falsele ei lumini din sânul ereziei. Nu era vorba atât de o reformă în cuprinsul bisericii, cât de libertatea omului care înseamnă moartea oricărei puteri. Eu am văzut asta. Consecința succeselor obținute de către reformați în cultul lor împotriva preoților, mai înarmați și mai de temut decât coroana, însemna prăbușirea puterii monarhice înălțată de Ludovic al XI-lea cu atâta greutate pe rămășițele feudalității. Era vorba, nici mai mult, nici mai puțin, decât de nimicirea religiei și a regalității, peste rămășițele cărora toate burgheziile din lume voiau să pactizeze. Această luptă era așadar o luptă pe viață și pe moarte între noile combinații și legi și vechile credințe. Catolicii reprezentau interesele materiale ale regalității, ale seniorilor și ale clerului. A fost o luptă crâncenă între doi uriași noaptea Sfântului Bartolomeu, din nefericire n-a însemnat decât o rană. Aduceți-vă aminte că, pentru a cruța câteva picături de sânge într-un moment prielnic, mai târziu, lași să curgă din pricina asta sângele în valuri. Inteligența care planează deasupra unei națiuni nu poate să evite o nenorocire. Aceea de a nu-și mai afla egali care să o judece drept când a sucombat sub greutatea unui eveniment. Egalii mei sunt rari, proștii sunt în majoritate. Totul se explică prin aceste două propoziții. În marile crize pe care le-am îndurat, să domnești nu însemna să acorzi audiențe, să treci trupe în revistă și să semnezi ordonanțe. Am săvârșit greșeli, nu eram decât o femeie. Dar pentru ce nu s-a găsit atunci un bărbat care să fie mai presus de secolul său? Ducele de alba era o inimă de bronz, Filip al doilea era năucit de credința catolică, Henric al patrulea era un soldat cartofor și libertin, amiralul un veșnic încăpățânat. Ludovica al 11-lea a venit prea devreme, Richelieu a venit prea târziu. Virtuoasă sau criminală, de mi se pune în spinare sau nu noaptea Sfântului Bartolomeu primesc povara. Voi rămâne între acești doi mari bărbați ca veriga vizibilă a unui lanț necunoscut. Într-o zi scriitori de paradoxuri se vor întreba dacă popoarele n-au acordat uneori numele de călei unor victime nu va fi prima oară când omenirea va prefera să jertfească un zeu mai degrabă decât să se acuze pe ea. Voi sunteți gata cu toții pentru 200 de țopârlani sacrificați la vreme să vărsați lacrimile pe care le refuzați nenorocirilor unei generații, unui secol sau unei lumi. În sfârșit, voi uitați că libertatea politică, liniștea unei națiuni, însă și știința, sunt daruri pentru care destinul percepe biruri plătite cu sânge. Oare națiunile n-ar putea să fie într-o zi fericite cu un preț mai mic? Am strigat eu cu lacrimi în ochi. Adevărurile nu ies din puțul lor decât pentru a se scălda în sânge, unde ele se răcoresc. Însuși creștinismul, esența oricărui adevăr, deoarece vine de la Dumnezeu, s-a înscăunat el fără martiri, n-a curs sângele în valuri, nu va curge întotdeauna. Tu o să o afli. Tu care trebuie să fii un zidar al edificiului social început de către apostoli. Atâta vreme cât îți vei plimba nivela peste capete, vei fi aplaudat. Apoi când vei vrea să apuci mistria, te vor ucide. Sânge, sânge, acest cuvânt îmi răsună în urechi ca o țiuitură. După dumneavoastră, i-am spus, protestantismul ar fi avut deci dreptul să raționeze ca dumneavoastră. Caterina dispăruse de parcă o suflare ar fi stins lumina nefirească ce îi îngăduia spiritului meu să vadă această figură ale cărei proporții deveniseră uriașe. Și cum se vor salva monarhiile care se prăbușesc?" întrebă Bomarșe. Dumnezeu veghează, domnule," răspunse vecinul meu. Așadar, continuă domnul Docalon cu acea ușurință de necrezut care îl caracteriza, noi avem posibilitatea să ne socotim după Evanghelia lui Bossu, instrumentele lui Dumnezeu. De îndată ce doamnele băgaseră de seamă că totul se rezuma la o conversație între regină și avocat, începuseră să șușotească între ele. Ba chiar am trecut cu vederea fraze presărate cu interjecții pe care le scoaseră în timpul discursului avocatului. Totuși, aceste cuvinte, oh, te plictisește de moarte!" Ah, draga mea, nare are de gând să termine!" Îmi ajunseseră la ureche. Când necunoscutul tăcută tăcură și doamnele. Domnul Bodar dormea, chirurgul pe jumătate amețit, la vozie, bomarșe și cu mine, fusesem singurii ascultători, căci domnul Docalon juca cărți cu vecina lui. În acea clipă tăcerea a avut ceva solemn. Lumina lumânărilor mi se părea că are o culoare deosebită. Același sentiment ne apropiase prin legături misterioase de acest bărbat, care, în ce mă privește, m-a făcut să mă gândesc la inexplicabilele efecte ale fanatismului. N-a fost nevoie de nimic altceva decât de vocea năbușită și stinsă a tovarășului lui Bomarșe ca să ne trezească. Și eu am visat!" exclamă el. L-am privit atunci mai cu atenție pe chirurg și am resimțit nu știu ce sentiment de groază. Obrazul lui pământiu, trăsăturile josnice și grosolane totodată, aveau expresia exactă a ceea ce înveți îngădui să numesc canalia. Câteva puncte albăstri și negre erau răspândite pe obrazul lui ca niște urme de noroi, iar în ochi îi lucea o flacără sinistră. Acest chip părea și mai sumbru decât poate că era de fapt, din pricina zăpezii îngrămădite pe capul lui de o pieptănătură ce părea cu chiciură. Omul ăsta trebuie că și îngroapă mulți bolnavi, i-am spus vecinului meu. Eu nu i-aș încredința nici câinele meu, mi-a răspuns el. Îl urăsc fără să vreau, iar eu îl disprețuiesc. Ce nedreptate totuși, am adăugat eu. Oh, doamne, mâine poimine poate să ajungă la fel de celebru ca actorul Volange, replică necunoscutul. Domnul Docalon îl arătă pe chirurg printr-un semn ce voia să zică. Ah, pare mi se că trebuie să fie distractiv. Și te pomenești că ați visat o regină?" îl întrebă Bomarșe. Nu, am visat niște ființe de rând," răspunse el cu o enfază care ne făcu să râdem. Îngrijeam pe atunci un bolnav căruia urma să-i tai a doua zi fesa. Și ați găsit ființele de rând în fesa bolnavului dumneavoastră?" întrebă domnul În Întocmai," răspunse chirurgul. E nostim, exclamă contesa de Jeanlis. Am fost destul de surprins, zise oratorul, fără să-i pese de întreruperi și băgându-și mâinile în buzunărașele de la cingătoarea pantalonilor. Să găsesc cui să-i vorbesc în această fesă. Aveam ciudata posibilitate să intru în bolnavul meu. Când pentru prima oară m-am pomenit sub pielea lui, am contemplat o grămadă minunată de mici ființe care se agitau, gândeau și raționau. Unele trăiau în corpul acestui bărbat, celelalte în cugetarea lui. Ideile lui erau ființe care se nășteau, creșteau, mureau. Ele erau bolnave, vesele, sănătoase, triste și, în sfârșit, toate aveau fizionomii deosebite. Ele se luptau sau se mângâiau. Unele idei se avântau în afară și se duceau să trăiască în lumea intelectuală. Am înțeles dintr-o dată că existau două universuri, universul vizibil și universul invizibil, că pământul avea ca și omul un trup și un suflet. Natura mi se dezvălui pe de întregul și i-am prețuit imensitatea, zărindu-i oceanul de ființe care, în mulțimi și pe specii, erau răspândite pretutindeni, alcătuind o singură și aceeași materie însuflețită, de la marmură până la Dumnezeu. Măreți spectacol! Pe scurt, în bolnavul meu exista un univers. Când mi-am înfipt bisturiul în mijlocul fesei gangrenate, am zdrobit o mie din vietățile acelea. Râdeți, doamnelor, aflând că sunteți prada vietăților. Nu vă legați de alții, zise domnul Docalon. Vorbiți numai de dumneavoastră și de bolnavul dumneavoastră. Omul meu, îngrozit de țipetele acestor animalicule, voia să-mi întrerupă operația dar eu îmi vedeam înainte de treabă și îi spuneam că aceste animale răufăcătoare îi și rodeau oasele. El încercă o mișcare de împotrivire, nedându-și seama ce urma să fac spre binele lui și bisturiul intră în partea E stupid," zise la voazie. Nu, e cherchelit," preciză Bomarșe. Domnilor, păi visul meu e cu tâlc," strigă chirurgul. Au, au," țipă Bodar, trezindu-se din somn. Mi-a morțit un picior. Domnule, îi zise soția lui, animalele dumneavoastră au murit. Bărbatul acesta are o vocație, exclamă vecinul meu, care îl fixase imperturbabil pe chirurg, în timp ce acesta vorbea. Ea îi se potrivește, domnului, continuă urâtul meu conviv, în tocmai ca acțiunea față de cuvânt, ca trupul față de suflet. Dar limba îi se împletici în gură. El nu mai rosti decât vorbe nedeslușite. Din fericire pentru noi, conversația lu altă întorsătură. După o jumătate de oră, noi îl uitasem pe chirurgul pajilor care dormea dus. Când ne-am sculat de la masă, ploaia se dezlănțuia în torente. Avocatul nu-i chiar așa de prost, i-am spus lui Bomarșe. Eh, este greoi și distant, dar vedeți că provincia mai ascunde oameni buni care iau în serios oamenii politici și istoria noastră a Franței. Este un aluat ceva dospi. Sunteți cu trăsura dumneavoastră? Mă întrebă doamna de Osenjam. Nu, i-am răspuns sec. Nu știam că trebuia să cer să vină astă seară. Voiți poate să-l conduc pe controlor? Oare a venit la dumneavoastră ca un crai? Această expresie a momentului slujea ca să desemneze o persoană care, îmbrăcată ca un vizitiu, își conducea propria trăsură lui Marley. Doamna de Senjam se îndepărta iute, sună, ceru trăsura lui Senjam și îl luă deoparte pe avocat. Domnule Robespierre, vreți să-mi faceți plăcerea și să-l duceți pe domnul Mara acasă, deoarece nu-i în stare să se țină pe picioare ca lumea?" îi zise ea. Bucuros, doamnă, răspunse domnul de Robespierre într-un mod galant, dar aș vrea să-mi ceva mai greu de făcut. Paris, ianuarie 1828 Ați ascultat Caterina de Medici, de Honoré de Balzac. A citit Sofica Zdrinca. Iunie 1986